Doamnelor, domnilor, fanaticilor, bună dimineața și bine ați venit la o ediție specială de Fanatic Superliga. Astăzi este vineri, 10:30, suntem în direct și în exclusivitate pe site-ul fanatic.ro și bineînțeles vom vorbi în principal despre echipa națională de fotbal a României, care n-a reușit decât un 0-0 ieri la Budapesta împotriva Belarusului. Avem foarte multe de discutat, va fi o ediție cu multe reacții, cu multe comentarii, un rezultat foarte prost, nu ne încălzește cu mare lucru că am dominat echipa Belarusului, o națională de mâna a doua spre a treia, una peste alta. Din păcate însă nu reușim să facem diferența, dar bineînțeles vom lua și vom diseca absolut tot ce s-a întâmplat ieri la Budapesta. Rezultatul rămâne un rezultat extraordinar de prost, da? Într-un moment în care conjunctura părea să fie total de partea noastră. În celălalt meci, Kosovo a bătut cu 3-0 în Andorra, însă o veste teribilă, o accidentare importantă pentru Rahmani, atacantul Rapidului și probabil cel mai în formă atacant din campionatul românesc, Rahmani, care a suferit o accidentare. Nu se știe încă clar despre ce este vorba. Aseară se vorbea despre ligamente, care avea o problemă majoră cu ligamentele. Acum se pare că veștile sunt mai bune, mai bune. Puneți noastră ghilimele, ar avea o problemă la peroneu. Să sperăm că e doar o fisură, ceea ce probabil ar însemna o pauză până în decembrie și în ianuarie Rahmani ar putea să joace din nou. Vă vom ține la curent și cu situația lui Rahmani, foarte importantă în economia campionatului nostru, pentru că dacă Rahmani va sta mai mult, va fi o pierdere nu grea, foarte grea pentru Rapid. Invitații, Cobra Adrian Ilie, fostul mare internațional și analist Fanatic Superliga. Salut și bine ai venit! Vlad Roșca, directorul Fanatic.ro. Salut Vlad și bine ai venit! Bine v-am găsit! Și Alin Buzărin, pe care l-ați văzut și ieri în Avancronică, unul dintre cei mai importanți ziari de sport din România, cu prezențe puternice, mai ales în Gazeta Sporturilor și la fel ca și ceilalți analist încă de la început la Fanatic Superliga. Îl salut cu plăcere. Bună dimineața, toate cele bune, bun găsit. Bun, intrăm repede în emisiune, intrăm repede în problemă. Adrian, de ce doar 0-0? Ce s-a întâmplat? Încep cu o glumă sau pe... Da, începem cu ce vrei. Fără spectatori. Ah. Fără spectatori. Gazum, prost. Ce? Gazum, prost, exact. Primul lucru că suntem neinvinși. Că am mai auzit declarații. A, bine că nu ne bate nimeni deocamdată. Suntem în cărțile pentru locul 2 încă, dar jocul suferă foarte mult. Uh-huh. Suferă. Dar ce? Adică te-a amuzat sau te-a iritat declarația asta cu suntem neinvinși? Păi deja s-aud că suntem neinvinși. Da, corect. Suntem unde trebuie. În momentul de față suntem calificați. Suntem unde trebuie. Dar jocul suferă foarte mult, și ales cu echipele. Dar zi-mi asta cu neînvinși, adică ce te-a zgâriat? Păi dacă nu jucăm nimic, doar stăm și când suferim cu Elveția sau cu Israelul la câte 15 ocazii de gol, normal că suntem neînvinși, dar trebuie să stăm acolo. Jucăm la 0-0 și vedem, să ne calificăm așa. Da? Da. Și se poate? Păi nu vezi că se poate? Să nu facem 0-0 și cu Andorra. Se poate, totul e posibil. Bun, suferă jocul, din punctul meu de vedere, pe scurt, suferă jocul ofensiv. Am impresia că soluțiile nu sunt foarte bune, inclusiv cu 11-le cu start. Adică, mai concret? Păi sunt jucători care au făcut o pauză, care nu au venit pe la echipa națională în ultimul... Scuză-mă puțin că te întrerup, că l-avem și pe Mihai Stoichiță, iar la 11 pleacă avionul din Budapesta, să pleacă spre România, să apucăm să vorbim 5 minute și cu directorul tehnic al Federației Române de Fotbal. Mihai, te salut! Bună dimineața! Vezi, eu am evitat să spun bună dimineața, m-ai înțeles? Am evitat să zic bună dimineața, că crede-mă, mă auzi... Mi-e o ciudă, Mihai, mi-e o ciudă că avem o șansă cât casa și nu suntem în stare să batem aseară Belarusul. Crede-mă, sfiert! Păi cui nu e ciudă? Cine nu e amărât? Cine nu e supărat? Spune-mi tu mie, pentru că ocaziile astea par rar în viață, știi? Dar ați îngroapă ciuda și dezgroapă speranța, că nu-i nimic pierdut. Înțelegi că trebuie să joci, asta este adevărul. Nu ai ce să faci, nu? De ce nu mă gândesc că pot să, știu eu, fac un joc bun cu Israelul și care să-mi câștigă calificarea? Eu nu mă gândesc la terțe rezultate, că e suspendat, că jocul... Eu mă gândesc la întâlnire directă, pentru că așa e bine să gândim, nu?
Refuz, Mihai, refuzi să fii negativist? Refuz să fiu negativist, mai ales că peste două zile iară meci, trebuie neapărat să-l câștigăm. Înțelegi? Știi cum e? I-am auzit vocea lui Adi Ilie, că era în studio acolo. Da. Realist ce spune, că am suferit la finalizare. Foarte realist că chiar zici, știi? Jucătorii n-au fost acolo inspirați. Până acolo, în schimb, nu pot să spui că echipa României n-a luptat, n-a încercat să ajungă în fază ofensivă, au avut posesie, au avut dominare constantă, ăia dacă au avut o acțiune la poarta noastră, două șuturi au fost și vreo două corlere într-un meci întreg. Deci nu poți acum să distrugi o echipă pentru un rezultat de egalitate care te ține în joc. La ce te referi? La comentarii, nu la opinia publică. Nu, bineînțeles, bineînțeles. Nu e vorba de opinia publică. Adică tu crezi că în momentul de față, adică acum, e chiar o crimă să distrugi naționala când încă avem șanse? Nu e o crimă. Nu e o crimă să distrugi naționala. Crimă e dacă chiar vrei să o distrugi. Uh-huh. Crimă sunt comentariile ostentative și cele care critică fără fond. Mă rog, dar asta este cu tot o altă treabă. Bun, dar uite, eu lasă-mă să spun o întrebare directă, că știi că suntem la Fanatic. Spune. Va critica direct și practic v-a călcat în picioare Dita Maigica Popescu aseară? Nu, sunt opiniile lui. Sunt opiniile unui fost mare fotbalist, dar nu știu dacă este o părere generală a ce spune Gică Popescu. Gică Popescu își exprimă opiniile lui. Le respectăm pentru că e democrație, dar asta nu înseamnă că sunt cele mai obiective comentarii. Adică tu de exemplu, ești de acord cu maniera agresivă în care v-a criticat aseară? Nu pot să fiu de acord niciodată cu o manieră agresivă, pentru că niciodată în viața mea n-am folosit o manieră agresivă împotriva unei echipe românești. Mai ales națională. Dar nu, și adversarele mele le-am lăudat tot timpul. Și că a fost Rapid, și că a fost Dinamo, și că a fost Craiova, tot timpul le-am lăudat. Mie așa mi s-a părut normal și ne-am încurajat. De ce? Că suntem români sau de ce? Nu că suntem români. În primul rând, pentru că am jucat fotbal și știu ce este în sufletul fiecărui jucător după un meci în care ți se spune că n-a fost un meci reușit. Dar știm că n-a fost un meci reușit. Dar nu este un capăt de țară și nu este sfârșitul fotbalului românesc cu acest meci. Este foarte clară opinia mea în privința acestor lucruri. A, da, să spui X, Y, că n-au jucat bine, că au greșit. Da. Ce faci? Duminica ai meci cu aceiași jucători. Reține și vă zic, duminica ai meci cu aceiași jucători, cu același grup de jucători, poate altă echipă. Nu știu, componenta aia aparține antrenorului. Tu ce faci? Îi distrugi pentru ca să nu mai ai chiar nicio șansă după aia? Chiar nicio șansă? Nu se poate așa. Deci nu contează, adică chiar dacă e vorba de un nume mare ca Gică Popescu, nu poți să fii de acord cu asta, nu? Nu sunt de acord nici cu nimeni în aceste comentarii acide, știi? Mihai, să te întreb concret. Te rog. Libertate e libertate. Da, normal. Vreau să te întreb concret. Care e atmosfera după meci? Pentru că tu ești acolo cu ei. Povestești, dă-ne niște detalii de acolo. Cum e atmosfera după meci? Păi, ce să-ți spun? O tăcere totală, o tristețe generală la care am încercat să punem umărul să o alungăm. Știi, după meci iară, nu vestia, nu aia. S-a dus președintele, m-am dus și eu, i-am încurajat, de-a zis, bă, nu s-a cerut nimic, absolut nimic, mergem mai departe. Bărbații își joacă cartea până la capăt. Asta este. Și băieții ce au zis în vestiar? Băieții ce au zis? Sunt acolo. Băieții ce au zis în vestiar? Acolo cu tine? Cine e Alin Buzărin, Vlad Roșca, Cobra Ilie, Adrian Ilie. Salută-i pe toți, da. Adrian știe ce atmosferă era la Steaua. Nu mă țin de cine ne-a bătut 5-0, Bacău ne-a bătut 5-0 în Ghencea sau 5-1 Adi, dacă te-au ce aminte. Am intrat în istorie. Și după 3 zile i-am călcat în picioare pe FC Bruș, campion al Belgiei, și ne-am dus în grupele Ligii Campionilor.
Și băieții ce ziceau? Mihai, băieții, ce ziceau? Ce să zică? Încercăm să îi scoatem în starea asta tristețe care au de dezamăgire. Capete plecate în vestiar? Absolut. Nu, dar n-a fost unul să ia inițiativa, să zică stai bă că e 0-0, mai avem o șansă. Asta, sigur că da, că după ce am plecat au discutat între ei, după aia ne-am întors la hotel. Păi nu știu, dar care a fost tu? Zi-mi unul care măcar a încercat să mai ridice moralul, că așa e normal. Stai, Horia, că noi am stat în vestiar, am stat cu ei câteva minute și am plecat. Nu știu ce s-a întâmplat după. Și niciunul nu a vorbit cu voi? Niciun jucător n-a vorbit cu voi să zică ceva? Nu, au ascultat, pentru că am vorbit noi, n-au vorbit ei. Nu e normal? Da, nu știu. Să zică unul. Da, domne. Cuvintele de împărbătare președintele sau din partea mea care răspund direct la acest sector tehnic, e normal să fie cele care se aud într-un moment în care ne întâlnim cu ei. Că nu vin ei la noi să ne certe pe noi. Ne ducem noi să-i încurajăm sau să-i certăm. Dar niciodată n-a făcut treaba asta decât să-i îmbărbătăm să mergem mai departe. Mm-hmm. Și ce? Nu, capete plecate în vestiar, săracii băieți, a? Asta este normal. E normal. Mhm. Da. Toate astea le-am și spus. Capul sus, că nu s-a întâmplat nimic. Șansa avem în continuare. Suntem în aceeași situație cum a fost înainte de meciul ăsta, numai că am băgat Kosovo în joc. Până acum Kosovo era și în joc, acum Kosovo poate joace șansa. Să faci tu niște calcule, dar să vezi că așa este. Mihai, da. Florinel Coman de ce n-a jucat? A avut vreo problemă sau a fost decizia lui Edi? Nu. Decizia lui Edi aici nu pot să comentez. Păi nu, asta te întreb. N-a avut nicio problemă, nu fizică. Nu. Deci decizia selecționerului, nu? Păi, normal, nu? Nu, asta am vrut să clarific, dacă poate era omul, a avut vreo indispoziție, poate nu știu, de-aia te-am întrebat. Absolut nimic. Am înțeles. Am făcut antrenament normal cu o zi înainte, pot la pot cu ceilalți, la același ritm, în aceeași... Vreau să-mi explici puțin, ai fost foarte criticat aseară în studiouri, tu personal... Când s-au arătat cele 6 sau 7 minute de prelungiri, ai țipat calm, băieți, calm și ai fost criticat de Popescu, de Prunea, de mulți. Ia uite, domne, cum adică calm când ardea casa pe noi? Păi și ce vrei să faci? Am fost pe fază în care au plecat și fundași central la atac și erau zonă de gol aia. Îți aduce aminte. Toată vine o fază periculoasă. Sunt 7 minute. Da. Explică-ne puțin, pentru că ți-am zis, ai fost pus la zid. Ia uite-l, domne, le-a zis calm și ardea casa pe noi. Stai puțin, Horia. Salut, Mihai, neața. El a fost pus la zid pentru faptul pentru care a mai fost pus odată. Căci că s-ar băga. Așa cum am scris că atunci. Ce, că dă indicații? Așa cum susțin și acum, asta nu este o indicație. Asta este o reacție de om care a jucat fotbal, cum a jucat Stoichiță toată viața și a fost antrenor, și pe care îl dezavantajează lipsa publicului, că și atunci când s-a mai întâmplat la nu știu ce meci, tot era în pandemie și era și era, nu public. Era public, da. Deci, domne, mai zici, Mihai, zic, tu ai dat indicații și aseară? Mamă, ce indicație a dat. Ce indicație am dat? Calm. Aseară? Da, ce indicație ai să dat? Să fie calm, să se adune, să fie rațional, să construiască în continuare, să aducă mingea în fața porții, e o indicație? Sau e o stare de spirit, stare psihologică? Pun și o întrebare, la câtă matematică. Și atunci de ce ești acuzat? Că, domne, stoichiță. Critici din partea lui Prurea nu mă interesează. De ce? Cu asta am încheiat tot ce discuție. N-are sens. Eu nu fac o polemică cu domnul Prunea. Prunea este un om care are anumite interese, care probabil că este mânat anumite lucruri împotriva Federației Române de Fotbal și cu asta basta. Ce să mai ne ascundem? E treaba dumnealui, poate să continue cu atacurile astea, continue împotriva Federației Române de Fotbal, dar depinde... Cum se receptează mesajele pe care le trimite el? Da, tu zici că Prunea nu e obiectiv și doar vrea să vă dea la joale. Horia, nu mai dezvolt acest subiect. Am spus foarte clar și foarte concis ce cred eu despre Prunea. Uh-huh. Și cu asta am încheiat orice fel de comentarii asupra acestui domn. Păi, mai bine îi spuneai și lui, calm.
nu? Păi, nu, n-are niciun fel de relevant ce spune. Până pentru mine, dragul meu, Adrian Ilie, să știi și tu. Și mă cunoști mai bine. Da, știu situația ta, să zic. Da. Știu, Adrian, știu. Nu e niciun fel de problemă. Da. Nu e niciun fel de problemă. Problema principală este să... Problema e că n-am dat gol, că n-am bătut Belarusul. Asta e problema. Așa e. Dar problema principală este să restabilim echilibru și duminică să câștigem. Mihai, mie mi-e frică de meciul cu Andorra. Ai cuvântul meu, domnule. De orice meci a început să ne fie frică, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ai încredere în ei. Dar pe cuvânt, deci la, cum să spun, la problemele în atac, chiar o anumită impotență, cu ghilimele de rigoare, care am văzut-o pe fază ofensivă ieri, e adevărat, în fața unei echipe care teoretic mai bună decât Andorra, dar la ce am văzut pe faza de atac ieri, crede-mă, mi-e frică să nu facem, să nu intrăm în istorie cu Andorra duminică, pe cuvânt îți spun. Pe... Eu nu cred că se întâmplă treaba asta. Nu crezi că intrăm în istorie? Nu. Păi bine, dacă nu batem Andorra, s-a terminat. Să intrăm în noua istorie să ne calificăm, nu meciul cu Andorra. Uh-huh. Să câștigăm duminică, să ne jucăm șansele până la capăt. Da, ne puțin teamă și de Andorra acum, ținând cont de presiunea care va fi? Că aici nu mai joci acum relaxat, joci acum cu presiune, ăsta e adevărul. Știți, s-a părut că ne-a fost teama seară de Belarus? Nu. Dacă ți era teamă, nu-i dominai. Atunci cum să fie teamă de Andorra? Nu ți-e teamă. Cu Andorra trebuie să fii, în schimb, mult mai exact în momentul în care trebuie să clarifici jocul până în scriere de goluri. Asta e singurul lucru la care trebuie să te gândești acum. Ție ce nu ți-a plăcut aseară, Mihai? Faptul că ne-am dat gol. Altfel nu pot fi... știu eu, acuzat jucătorii, că nu s-au tăruit, că nu au alertat, că nu au vrut, că nu au încercat. Problema a fost sângele rece în fața porții și luciditatea care trebuie să ai în momentul când ai o ocazie pe gol. Asta a fost problema așa. Dacă ai avut 3, 4, 5 faze, câte ai avut? Una între ele, înscriai, terminai problema. Vorbeam de pe alte poziții astăzi. Da. Jocul totuși una peste alta neconvingător de la mijloc în sus. Păi, adică mi s-a părut, Mihai, că măcinăm în gol și că și dacă mai jucăm încă 3 ore nu le dăm gol. Îți spun la modul sincer. Eu spun, asta a fost senzația mea seara. Da, asta a fost senzația pe care ți-a dat-o momentul în care ne apropiam de poarta adversă. Asta este. Execuții tehnice care n-au fost cele mai reușite în momentul finalizării. Asta e. Ai ce faci? În rest, un joc în care ai încercat să construiești, să plimbi mingea de pe parte pe alta, să schimbi direcția de joc, să accelerezi în anumite momente în bench. Da? Asta a fost. Am adus mingea acolo în care a fost problema. Cum ți s-a părut, Drăguș? Nu fac aprecieri, dar a fost un jucător care eu cred că și-a făcut treaba. Mm-hmm. Nu, că mie mi-a plăcut, de aia te întreb. Mie chiar mi-a plăcut, Drăguș. Păi tocmai asta spun. Eu spun că a fost un jucător care și-a făcut treaba. Adică o surpriză plăcută? Pentru mine nu este. Pentru mine Drăguș nu e o surpriză, pentru că întâmplător am asistat la debutul lui în Serbia atunci, la 2-2, în care la o vârstă frate s-a jucat foarte bine. Și așa s-a jucat bine, zic eu. Uh-huh. Nu, că nu zic e, eu nu cred. Că n-a dezamăgit Drăguș aseară. Are calități, driblează bine, are viteză, are forță. Adică e o soluție, după părerea mea, pentru Națională, să știi, Drăguș. Păi, dacă a jucat, îți dai seama că e soluție. Uh-huh. Deci ți-a plăcut, tot înțeleg. De soluții. Înțeleg că ți-a plăcut Drăguș una peste alta, așa, nu? Da, bineînțeles. Nu pot să-l acuz de nimic. Și a făcut treaba, dar că n-a dat gol, dar n-a avut el ocazii de gol așa. A intrat de câteva ori în centru, a ezitat să tragă la poartă sau n-a avut cea mai bună poziție. O propoziție, zic și eu despre Drăguș. Nu zic că mi-a plăcut, că nu mi-a plăcut, parcă mi-a plăcut mai mult în bandă decât după ce s-a dus. Da, în da, și mie. Altceva nu mi-a plăcut. Și mie mi se pare că ăla este... Altceva nu mi-a plăcut. Ce ai zis, Mihai? Doar o secundă. Mihai. Aia mi se pare și mie, ăla este postul lui, aia mi se pare. Care?
în bandă, când a jucat, a avut mult mai multe acțiuni reușite decât în centru. Altceva nu mi-a plăcut, în schimb, la Drăguș. Lume plângea la sfârșit, plângea lăcrimat, ca în creangă să-l tacă meșa pe dânsul la interviuri. Băi, 23 de ani jumate, 24 de ani cât ai, ești la echipa națională, ai făcut 0-0 cu Belarusul. Bă, nu trebuie să plângem la declarații. Era smiorcăit de tot. Eu nu știu dacă a plâns la declarații, dar trebuie să te gândești că orice om, chiar și un fotbalist care are 23 de ani, sau câți ani are el acum, poate să fie cotropit de anumite sentimente, mai ales când, nu te supăra, Alin, dar meciul ăsta a avut o încărcătură deosebită. Tot ce s-a comentat înainte de meciul ăsta, toată presiunea pusă, că este un meci decisiv, capital. Nu, uite că nu e un meci capital pentru calificare. E un meci care putea să o aducă... Păi stai, că presiunea asta v-a spus-o și voi. Și selecționerul a pus presiunea asta în toate zilele astea, că e meci... E normal. Și atunci jucătorii ăștia, când au intrat în teren, nu sunt încărcați de toate aceste lucruri? Din toate părțile. E echipa națională, prea multe batiste. Prea multe șervețele umede. Mai bărbați! Apropo mai... de bărbații, de care ziceai. Da. Avem nevoie Mihai, de ei. Mihai, prea multe lacrimi, prea multe batistuțe. Una lacrima sulviza. Serios, parcă prea multă bâzâială. Hai mă, că am jucat cu Belarus, n-am jucat, n-am pierdut lumea. Am jucat cu Belarus. Nu ne-a dat Spania 8-0. Nu ne-a dat 9-0, cum ne-a dat Portugalia la Luxemburg. Adică, Mihai, prea multe lacrimi acolo, la națională. Ce zici de asta? Prea mult. Apropo de ce ești tu, să fii mai bărbați. Prea multe lacrimi la echipa națională. Înseamnă că chiar își iubesc grupul și echipa națională, probabil. Și atunci mai sunt momente când ești copleșit. Asta e viața. Da, da. Pe de altă parte, fără bărbați nu poți să te califici. Să poate să spunem că nu sunt bărbați. Da, bărbați sunt, da, știm. Da. Zi-mi, Edi, cum a fost noaptea asta pentru Edi? Cum l-ai simțit pe Edi? Nu știu. Am stat cu el decât vreo 10 minute. Normal că trist, dar asta e viața. Mergi mai departe. Care antrenor n-a trecut și pe momentele astea? Tu crezi că ne califică Edi, că ne calificăm, Mihai? Da, da. Am spus-o de mai multe ori și înainte. Și nu, ăsta. Bun, ok, tot dar după meciul ăsta, crezi că ne calificăm? Da, da. Dar care e problema? Bine. Eu mai am să-l întreb ceva foarte scurt. Bine, nu e neapărat competența lui, mai mult a conducerii federației. Dom'le, probabil că ultimul meci al Israelului se va juca în luna decembrie, după ce socotelile noastre vor fi făcute. Probabil. Vom face ceva de mersuri ca să nu fie așa? Și ca toate meciurile, ca toată lumea să încheie în aceeași zi. Dar de ce? Nu ai încredere că Kosovo își va apăra? Stai, nu e vorba de asta. E vorba ca o competiție, într-o competiție, între echipele cu șanse la ceva, e ca și cum ai juca în Spania Real cu Barcelona, să termină Realul meciurile și Barcelona mai are 3 meciuri sau 2. Deci, normal ar fi grupa să se termine în același moment. Asta e o întrebare cu răspuns indus. Ce să spun? Normal că... Nu, dar dacă încercăm vreun demers oficial, păi ca așa, sigur că nu ne convine. Aline, nu se va întâmpla să se joace vreun meci după ce România a terminat toate celelalte meciuri? Ba da, așa, nu, în momentul ăsta așa arată. Nu există așa ceva. Da, Mihai. Nu cred că se va ajunge la situația asta. Nu există, măi, oameni buni așa ceva. Terminați-vă. Nu se poate, primul rând, nu este dată FIFA. Nu se poate juca în afara datelor FIFA. Niciodată nu se poate întâmpla lucrurile. Gândiți-vă în ecuație între cluburile de care aparțin jucătorul și ce program au. Nu există, Mihai, cluburile. Așa ceva să se joace un meci după ce s-au terminat toate celelalte meciuri din grupă. Nu există așa ceva. Și eu zic la fel. Aveți grijă, te las să prinzi avionul, aveți grijă cu Kosovo, că la cum arătăm pe fază ofensivă, tarieme să n-ajungem prin minutul 55 și să începem să tremurăm. Te rog eu, Mihai, să nu intrăm în istorie duminică. Andorra. Cu Andorra, pardon. Stai liniștit. Nu, să nu intrăm în istorie cu Andorra duminică. Că nu, scuză-mă, nu mai spală echipa națională. Ascultă-mă, Mihai, nici Dunărea nu mai spală echipa națională dacă nu batem Andorra duminică. N-ați fost cei mai prietenoși oameni cu mine, deși sunt prieten cu voi.
dar nu pot să vă supăr despre lucrurile pe care le-ați subliniat. Punct. Asta înseamnă să fii obiectiv și nu subiectiv. Dar tu, eu de asta te apreciez, că tu ai fost obiectiv chiar și sub presiune. Eu de asta te apreciez. Dar ascultă-mă, Mihai. Mihai, faceți tot ce puteți să bateți Andorra, că repet, dacă nu batem Andorra, nici Dunărea toată nu mai spală echipa națională pentru o perioadă lungă de acum înainte. Eu pot să spun că îți promit că toți jucătorii și tot grupul tehnic vor face tot ca să câștige cu Andorra. Așa că trebuie să mă crezi. Vă ținem pumnii. Da? Da, da. Mulțumim, drum bun acasă. Respectele mele, v-am avut. La revedere. Te rog, Adrian, te rog, reați analiza, pentru că te întrerupsesem. Deci, da, vorbeam de faza ofensivă și de... Eu cred e clar, nu ți-a plăcut naționala. Păi nu mi-a plăcut. Da. Că dominăm așa, plimbăm mingea din stânga în dreapta și nu ajungem să ne creăm ocazii cu Belarus. Să vorbim cu Belarus, să nu punem cu cine să mai jucăm. Nu cu Elveția să ajungem de două ori la poartă. Eu cred că este puțin și problema antrenorului să găsească soluția bună pentru jucătorii din atac. Asta este. Hai să nu mai vorbim diplomatic. Cum să spun, este și egalul lui Edi în sens negativ? Este egalul și lui Edi și la echipa... Știu, adică Iordănescu n-a găsit cele mai bune soluții? Din punctul meu de vedere, pentru echipa de început și cum am început jocul doar pe dominare și să nu avem ocazii, da, el trebuie să găsească soluții și suferim și în jocul creat spre faza ofensivă. Acolo suferim. În mijlocul terenului încercăm sau nu aducem mingea suficient să punem, cum spune și Nea Mihai, în poziție bună atacantul, că nu-și găsesc soluții. Păi nu-și găsesc soluții că nu ajungem suficient să ne găsim soluția bună acolo. Adi, scuze-mă, genul ăsta de meci, nu-l joci cu un atacant de gura porții. Deci la noi, păi, Alibek în prima repriză a plecat mult de acolo. Păi asta vreau să spun. Nea Mihai spune că Drăguș a fost mai bun în partea stângă. Păi nu joci cu el extremă din primul minut. Noi toți facem, în timpul meciului găsim soluția mai bună, a fost mai bine când l-am pus pe ăla, în stânga. Păi, ai soluția bună în timpul meciului? Adică a început neinspirat echipa Edi, primul 11? Joci cu Valibet. Te întreb direct, a început neinspirat primul 11? Pe fază ofensivă, din punctul meu de vedere, da. Ofensivă. Dar da? Nu să spunem ca jucători. Da. Ca și așezare. Ca și așezare și ca structură tactică să te duci să ataci. Cum ai fi făcut tu? Păi, nu știu, că nu, i-am antrenat 7 zile la rând sau să găsesc soluțiile. El trebuie să le găsească acolo. Să ajunge mai ușor către poarta adversă. Te-a mirat că n-a jucat Coman niciun minut? O să schimbă ăștia regulamentul și mai fac 7 schimbări și o să joace după. Dar te-a mirat? Da, puțin, da. E un jucător care face diferența acolo în față. Dar cred că nici nu mai putea să joace la un moment dat așa, că l-a trecut pe Drăguș extremul. Și deja juca el bine în momentul de față acolo. Da, pe mine și ce m-a mirat? Pe mine m-a mirat să joace la București. Da, și la ce ne încălzește, că batem Andorra? Da, păi eu când ne încălzește, dacă nu o batem, da. E cum ai zis tu. Da. Tu ai zis de Dunăre, seacă Dunărea. Cum e ca Dunărea? Seacă Dunărea, dacă nu batem Andorra. Da. Nu că ne spală. Cum e? Dunărea sau nu? Eu știi ce n-am înțeles? Eu vă spun ce nu mi-a plăcut mie. Da, adică știi că spui ce ți-a plăcut, da, de exemplu, da, ce ți-a plăcut. Terminăm repede. Mai înțeles, ce ți-a plăcut, terminăm din păcate repede. Da, ce, că ai avut posesie cu Belarusul, pe ce ne lăudăm cu asta, o echipă de mâna a treia. Dacă am fost siguri în apărare și ea n-au avut nicio ocazie, la fel, lucruri normale, normalitate. Cum să n-ai posesie când Belarusul nu te-a atacat? Păi da. Exact. Un adversar trebuie să dai gol, repede. Mie nu mi-a plăcut așa. Nu mi-a plăcut că insistăm cu Răzvan Marin. Eu cred că acolo putea să joace Olaru fără niciun fel de problemă, la pas, pentru că noi trebuia să câștigăm. Nu mi-a plăcut alegerea lui Rațiu. Eu cred că Sorescu cu vâna lui era de 10 ori mai bun decât Rațiu. Nu mi-a plăcut că ambii lateral și Bancu și Rațiu n-au aruncat o minge utilă 90 de minute în careu. Să văd și eu o centrare razantă în gura porții să se ducă atacantul. Să se ducă atacantul pe ea. Nu mi-a plăcut că nu-l bași pe Florinel Coman și îl bași pe Mihail în minutul 75. Mihail, jucător de contraatac care pe fază pozițională nu se descurcă. Florinel Coman, un jucător care pe fază pozițională cu driblingurile lui, mai ai o speranță că ți deblochează, ca să spun, liniile. Adică sunt, cum să spun, sunt niște lucruri care, cum să zic, nu le înțeleg. Da. Mihail a intrat pe teren, nu ca fotbalist, ca talisman a intrat. Deci, cum să spun, a intrat în meciul din Elveția și a făcut ce a făcut. Golul 2, ultimul meci acasă cu Kosovo, el, după ce a intrat.
Nu, bagi măcar în virtutea unei obișnuințe. Nu, este genial ce ai spus. E deci talisman, este, nu, am e una dintre, e una dintre cele mai bune remarci, ca să zic așa, pe Mihaila l-ai băgat ca talisman. Bună remarcă. Păi da. Bună remarcă, Vlad. Da, da, a fost așa, ai dreptate, Alin, dar mai e un aspect. Să, dacă vă aduceți aminte când au fost problemele la meciul nostru cu Kosovo, da, ne-am uitat în paralel la Israel cu Belarus. Da. Păi Belarus a jucat fotbal, au avut ocazii cu Israel. Ei puteau să marcheze atunci. Cu noi au fost... Știi că ne-am uitat împreună. Bine, Horia, asta la e un... Horia, ne-am uitat împreună la meci cu ocazia cu Belarus. Hai că avem și pe domnul Dinu la telefon. Mister, bună dimineața. Mă rog, cât e ea de bună? Fotbalistic. No, nici fotbalistic, nici pentru mine ca... ca individ așa, dar mă rog, stăm de vorbă. Da. Nu te... și eu invitații din studio. Da, nu te ține mult și oricum îți urăm multă sănătate, că știu că ai niște probleme în ultima perioadă și multă sănătate. Spune-mi ce s-a văzut așa pragmatic și direct, cum spui, ce s-a văzut aseară la Belarus, la România-Belarus? În primul rând am văzut același prinț nefericit al Danemarcei, care ne ține speech-uri aproximativ despre sport, despre fotbal, care este Edi Iordănescu. De data asta însă, din nou, cred că are și o încăpățânare din aceasta morbidă, teribilă, de a-și continua tatăl, de a fi mai bun ca el, dar mă rog, să le respectăm familia. E o discuție mai lungă, contează foarte mult la antrenori ce generație de jucători ai. Sunt unii antrenori care ridică generația respectivă, numai la cazul generației făcută până la sfârșitul anilor 80, că era o generație foarte puternică. După aceea, am și un rol în schimbarea la vreo 12-13 jucători, dar așa se scrie istoria. Cert este, eu nu înțeleg, pentru că am senzația că eu știu, sunt probabil niște frământări pe care le are Edi Iordănescu. În ceea ce privește fotbalul, este mai mult un taifun în capul lui. Pe care a avut cel mai bun exemplu de reușită. Dacă vreți, meciul din Elveția, când reușește să egaleze, jucând cu două extreme care intră cu câteva minute înainte, Moruțan și cu Mihaila. Păi mă, dacă ți-a ieșit ceva, este un principiu în fotbal, când a ieșit o anumită așezare, deci cu doi jucători lateral, cu un vârf de atac, când îți este o așezare și mai mult decât atât, jucătorii aia schimbă total soarta unei partide care era pierdută, păi rămâi mă acolo, nu mai schimbi. N-ai ce să cauți cu Drăguș și cu Alibec vârfuri de atac, pentru că se calcă pe picioare. Amândoi sunt două vârfuri. La fel cum la o echipă, indiferent dacă e națională sau echipă mai mică, dacă greșești 4-5 posturi, lucrurile astea este vizibil, pentru că noi am jucat, avem șanse de calificare, n-am pierdut niciun meci, raportăm... Păi așa ni se spune că suntem invincibili, așa s-a început conferința ieri. Dom'le, suntem neînfrânți, ce aveți cu noi? Păi, dom'le, suntem neînfrânți, cum nu puteam noi niciodată pe timpuri să batem echipa ospătarilor de la Badul Atlantic. Era 5 dimineața, noi eram obosiți, ei erau 3. Înțelegi? Cam așa este și cu... Păi stai, cu cine jucăm, cu cine suntem în serie. Că am avut în istoria noastră o singură serie la fel de modestă și în care, din păcate, am pierdut calificarea. Problema care se pune în continuare este că echipa nu are o logică de joc. Eu nu văd, în afară, probabil de Burcă și de Drăgușin, și Moldovan în poartă, că acolo este, văd niște jucători cu realmente eficienți. Bancu este un jucător care joacă de la mijlocul terenului în față, dar n-a avut probleme, pentru că am jucat cu o echipă a acestei Bielarus, frumoasă a Rusiei, cum s-ar traduce de către Esenin, că așa o traducea el în versuri. Am jucat cu echipa Bielorusilor, care cred că a fost refuzată și la recrutare, nu numai ca să joace fotbal. Adică nu puneau niciun fel de probleme. În momentul acela te gândești și tu la o linie de mijloc care să paseze, să creeze niște faze. Ori, după părerea mea, Screciu este total departe de calitatea de a pasa. Apoi, Stanciu e un jucător bun, pe unde o juca el, până Corea, pe unde mai juca acum, că nici nu mai știi pe unde pleacă, de unde îi aducem. Dar el este un jucător de finalizare, ca dovadă, indiferent de discuțiile care s-ar face,
Dom'le, mai stau cu creionul în mână și mai notez așa la meciurile astea, că dacă scriu, măcar să scriu pe lucruri adevărate. Noi am avut o singură ocazie în prima repriză, în minutul 10, șutul lui Staciu scos la un pas al lui Oli Beck. Încolo n-am avut niciun fel de ocazie. Ba da, 75, a doua Stanciu, înșurubarea aia bună și șut, șut care a trecut foarte... Eu spun de prima repriză. Nu, nu, în careu. Nu e adevărat. Stanciu, în a doua aia a avut o bună. În fine, oricum e prea puțin, domnul Dinu. Eu v-am zis doar așa, de amoroarte. În a doua repriză mai au ei imediat... au o ocazie până Morozov în șut afară de la 16 metri, minutul 56, din nou Hagi piept afară și, mă rog, iar o inadvertență totală. Nu l-am văzut niciodată pe Hagi jucând în partea stângă și l-a băgat în partea stângă să joace ca... eu știu ce, mai mult ca Fente, că puterea de asta a jucat, de asta a jucat neconvingător Hagi aseară? Nu are ce să caute acolo. El a jucat. Adică practic domnul Dinu-l distrugi punându-l acolo pe Iaris? Anulez nu numai pe el, dar anulez și capacitatea ofensivă a echipei. Pentru că nu poate să dea randament acolo. El a fost un jucător care 80% a jucat, cât a jucat la Viitorul, a jucat în rombul din spatele vârfurilor, vârful rombului în spatele vârfurilor, sau eventual un fel de atacant din partea dreaptă, deschizându-și ca și taicăsul pe piciorul stâng. Deci noi am găsit din nou vreo 4-5 așezări care sunt decisive la o echipă care, biata de ea, nu știe decât să se apere, n-a avut nici măcar Catiușa cu ea. Iar apoi ceea ce m-am rămas așa, s-a tot făcut discuție despre terenul ăsta care a fost impracticabil. Nu, oamenii nu știu să observă. Bine le zice la unii ziarici Răzvanel Boanchiș. Dom'le, terenul nu era denivelat în anumite porțiuni. Noi știm că am mai jucat și noi de la soare, de la cine știe ce probleme de îngrășământ, de migratoare care vin și ciugulesc iarba, era arsă în anumite porțiuni, dar ai văzut că Mircea nu sărea, nu scria niciun fel de impedimente. S-a făcut un light din ăsta care n-a avut nimic comun cu adevărul. No. Iar apoi... Nu, terenul mi s-a părut decent. Nu grozav, dar decent. Puteai să joci fotbal. Aici trebuie însă niște mijlocași creativi. La fel cum, după părerea mea, noi l-avem pe Olaru, l-avem la fel pe mijlocașul de la Faru, care este și el într-o formă foarte bună. Pe Băluță. Băluță. Da. Pe Băluță. Domnul Dinu, eu știți ce nu înțeleg? Dom'le, de ce, domnul, sesia asta cu acest Răzvan Marin, cum vi se pare? Cum vi se pare băiatul ăsta? Dom'le, mi se pare fără sare și piper, mie. Poate greșesc eu. Nu, niciunul din mijlocași n-au fost mijlocași creativi. Nu te aștepți să-ți creeze niște faze. Bun, și nici de ce obsesia asta cu Răzvan Marin meci de meci, domnul Dinu? Domnule, pentru că este taifunul ăsta tactic în capul lui Iordănescu, care a culminat cu o expresie pe care eu n-am mai auzit-o decât la colectivizare. Și au avut tot felul de redundanțe, de predictibilitate, de stricare a limbii române, de aruncare ei la coș, când pot să exprim foarte simplu niște lucruri în cuvinte neaușe. Deci am auzit o expresie la un moment dat la Iordănescu în interviul lui, care pe mine pur și simplu m-a siderat. N-am dominat finalul terenului. Păi stai, măi, e reforma agrară. Terenul nu poți să-l împarți cum împarți parcela aia de pământ, o dau lui Ionescu, aia o dau la CAP, aia o ia IASE-ul și așa mai departe. Fotbalul se joacă pe tot terenul, cu niște caracteristici care sunt în zona defensivă, în zona de construcție, în zona de atac, dar nu spui finalul terenului. Păi finalul terenului este după linia de corner, acolo se termină terenul. Deci noi n-am jucat după linia de corner. Sunt niște inadvertențe din astea care dovedesc că băiatul nu este de acolo de niciun punct de vedere. Ca să nu mai spun că nici Stanciu, după părerea mea, nu este un jucător creativ. Este mai mult un jucător
de finalizare, un jucător de pătrundere. Da, dar nu poți să, e greu să joci fără Stanciu, ținând cont că n-avem jucători. E greu, adică dă bine, dă rău, e un jucător care îți mai face diferența, Stanciu, din când în când. La fel cum ai spus cu Marin, intră în aceeași categorie. Marin nu este în stare să paseze de la mijlocul terenului, să pună în valoare niște jucători, să le dea niște pase pe culoar, iar în partea cealaltă Stanciu este mai mult un jucător individual care rar l-am văzut servind decisiv niște parteneri pe care are în linia de domnul atac. Dinu, Drăguș, cum vi s-a părut? Drăguș este un jucător care promitea, este crescut la Farul, nu are ce să caute în partea stângă, deși el a jucat într-o anumită perioadă la Farul, acum vreo 6 ani, în partea stângă. Ca să joci cu Drăguș și cu Alibec, practic n-au făcut altceva decât să calce unul peste celălalt, pentru că sunt două vârfuri care nu poate să joace decât în tandem. Ori în momentul în care joci în tandem, combinațiile sunt cu totul altfel din mijlocul terenului, iar având un jucător de bandă cum este Man nu este cum să juca Viali cu Ravanelli în Italia și juca Conte, care juca și bandă dreaptă și bandă stângă și schimba ca o surpriză pentru adversar. Sunt lucruri care trebuie să te inspiri. Da, da, domnul Dinu, și Man zero barat, adică nu știu cum tot face el diferența la Parma, acolo, domne, a dat goluri decisive, mă uitam aseară, ăsta e jucător de Il Calcio, chiar mă uitam aseară. Serie Betul. Da, nu mai contează, e jucător de fotbal lui italian lăudat, Man, fii serios, ce naibă, domnule. Nu, dar ai avut soluția foarte clară, aveai problema rezolvată. În ultimile minute în Elveția ți-a egalat Moruțan și cu Mihăilă, care de-abia intraseră. Păi joacă, domne, cu ei, joacă 4-3-3 ăsta și caută niște mijlocași constructivi. Da. Să creeze. Cum vi s-a părut, ca apropo de bărbați, cum vi s-a părut Drăguș, care a început, i-au dat lacrimile, începuse să plângă la interviu după meci? Cred că era ceapă pe marginea terenului. Excepțional. A? Excepțional. Cum? Era ceapă pe marginea terenului. Prea multă ceapă? Pe marginea terenului, da. Pentru că, mă rog, Budapesta se consumă foarte multă ceapă. Gulașul ăsta consumă multă ceapă. Nu se poate. Când joci cu doi jucători de maniera asta, trebuie să pregătești. Joacă în cuplu, joacă în tandem. Trebuie să-i faci într-un triunghi, eventual cu Stanciu, să faci niște combinații. Sigur că nu ai mult timp, dar ca să-i așezi în fiecare zi tehnic la Mogoșoaia acolo, să faci cu ei dezvoltarea asta jocului, este foarte simplu. Îți ia o jumătate, 45 de minute la fiecare antrenament. Și creezi totuși niște automatisme de joc. Îi pui în valoare, le explici pe tabă. Poate, domnul Dinu, poate ne intrăm în istorie cu Andorra duminică. Domnule, nu, cu Andorra nu cred. Nu avem șanse de calificare, ne ajută războiul. Ne ajută războiul de toate punctele de vedere. Ne avem șanse de calificare acum. Și adevărat, cum a început, domnule, suntem invincibili. Dar dacă stai și te gândești cu cine am jucat și cum am jucat și ce inadvertențe, practic, la noi se spune, domne, tochitura e bună, dar e făcută din carne de aia, carne de aia, eu știu, carcaletele, mai pui și vermut, pui și puțin vin, le pui din toate. Poți să te duci și mergi cu asemănare și să spui, domne, o echipă de multe ori este într-adevăr un conglomerat de calități. De data aceasta, din nou, după părerea mea, a reușit o ciulamadă echipă. Pur și simplu, o ciulamadă echipă am văzut ieri la echipa națională a României din punctul ăsta de vedere și care te pune din toate punctele de vedere, te pune pe gânduri. Vreau să vă întreb ceva foarte important. Da, vă rog. Mai este ceva și cu asta închei, dacă vrei să mai mă întreb tu. Dom'le, eu cred că ne vom califica, pentru că e seria care ei a început și războiul, nu se știe ce cu Israelul, să plecați pe front, au și ei niște meciuri cu Kosovo, dacă nu mă înșel, cu Elveția, nu se știe când se va juca, dar, domne, există oameni cu o șansă extraordinară. Văd că la această echipă, în seria care o avem, de fiecare dată, greșelile flagrante de concepție a echipei, de dinamică, de exprimare, dacă vreți, de supărare. Da, el parcă este
prințul nefericit al Danemarcei, care așteaptă să apară taică sus să-i dea niște indicații din turnul de la Isinior. Dar exact să potrivește se potrivesc cele două expresii românești, care înseamnă prost să fii, noroc să ai, și da, zic, eu cred că în calificare și suntem invincibili cu, da, cu cine jucăm, mă rog, nu mai calculăm. Iar al doilea lucru este că totuși avem jucători, repet, joacă domne cu Mihailă și cu Moruțan, pentru că ți-au confirmat. Vreau să vă întreb ceva foarte important, pentru că un aspect foarte important. Da, este exact palmă lăiață în gura lui Nătăfleață, așa da, a doua expresie. Bun, un aspect pe final foarte important, pe care vă rog să-l comentați. FCSB, liderul campionatului, cel puțin după primele aceste 12 etape, incontestabil. Florinel Coma, nu-l bagi niciun minut. Da? Vorbim totuși de echipa care domină din Liga 1 la... O secundă. Din nou, inadmisibil. O secundă. Deci Florinel Coma nu-l bagi niciun minut. Olaru nu începe cu el titular, îl bagi la final când și el intră în ciulama asta de care ziceți. Șut, pe care toată lumea spune că e cel mai bun mijlocaș și mai dă și goluri, are și un apetit ofensiv, nu-l convoci deloc. Repet, de la echipa de pe primul loc, e o problemă? S-a făcut discuția că ar fi o influență a impresarilor. Eu nu cred, pentru că nu are nicio aici, încă o dată spun, este vorba de cunoașterea fotbalului de către actualul selecționer, care, spuneți-mi și mie, pe unde a antrenat sau ce a antrenat. A antrenat la CFR, a luat titlu parcă cu CFR-ul. Stai mă, că acolo l-a luat cu Balaci, l-a luat cu Varga, l-a luat cu Dâncu, l-a luat cu alții. Stai că știi mai bine cum n-am se cu lucrurile. Adică, cum e, de exemplu, Florinel, ziceți că e inadmisibil să nu joace niciun minut? Păi Florinel este cel mai în formă atacant din campionatul nostru. Și inadmisibil, ai trei jucători, ți s-a confirmat că trebuie să joci cu jucători de bandă și cu vârf de atac, care poate fi Alibec, dacă nu e într-o zi deosebită, care și el toanele lui, poți să-l joci cu Drăguș, care și el poate să joace acolo și joacă și străinătate, dar în orice caz, dacă ți se confirmă un lucru că merge cu doi atacanți laterali, cu doi jucători de pătrundere, și caută și niște mijlocași să-i pună în valoare și joacă cu ei. Nu se poate să nu joci cu Coman și să joci cu Drăguș, pentru că pe Drăguș îl vezi pe niște casete, 20 de minute, care nu sunt reprezentative, iar pe Coman îl constatăm cu toții că este cel mai bun atacant stânga pe care îl are România la ora actuală. Mulțumesc, domnul Dinu! Vă mulțumesc frumos și multă sănătate, vă îmbrățișez. Mulțumesc mult mai de tot. Bine. La revedere. Eu știu de ce n-am jucat Florinel. Te rog. Că trebuia să atacăm. Și el era fundaș și el la Național joacă fundaș. Ce băieți. Mai vin o emisiune, Vlad. Da, revenim imediat la discuțiile noastre. Avem o declarație în exclusivitate a lui Dan Șucu, patronul Rapidului, despre situația lui Rahmani. Haideți să o vedem pe ecran. Oameni buni. Așa, deci o declarație a domnului Șucu, patronul Rapidului, despre situația lui Rahmani, în exclusivitate pentru Fanatic. Iată ce spune domnul Șucu. V-am mai explicat, știți probabil majoritatea care vă uitați, că știu că sunteți specialiste, oameni care iubiți sportul și sunt convins că sunteți la curent. Rahmani a suferit o accidentare care părea foarte gravă, dublă ruptură de ligamente aseară, așa, se pare însă că ar fi o fisură de peroneu. Se pare, repet, nu există încă confirmare oficială sau un diagnostic clar. A ieșit Vlad în minutul 66 la 1-0 pentru Kosovo, care reintră în cărți. Puțin, așa. Dacă batem Andura, nu mai reintră. Da, corect. Bun. Deci, domnul Șucu a spus așa, patronul Rapidului, despre situația lui Rahmani. Vă dați seama, o lovitură mare de tot pentru Rapid. Spune așa, citez. Este o veste proastă, evident, pentru noi, pentru Rapid. Sperăm ca lucrurile să nu fie atât de grave precum s-au prezentat aseară imediat după meci. Când am auzit, spune domnul Șucu, trebuie să ai inimă tare când intri în fotbal, pentru că apar tot felul de surprize neplăcute exact când nu te aștepți. Nu avem un diagnostic clar, însă, asta vă spun și repet, fără să avem un diagnostic și fără să facem controlele necesare, se pare că nu ar fi o problemă la genunchi, la ligamente, ci mai degrabă o problemă osoasă la peroneu.
Asta ar fi o veste care ne-ar încuraja și pe noi și pe Rahmani, dar insist pe ideea că nu avem un diagnostic clar și trebuie să așteptăm verdictul și să vedem ce se întâmplă. Oasele se refac cel mai repede, cu restul este mai complicat. Sperăm să nu fie atât de grav, a spus domnul Șucu. De azi noapte suntem în contact permanent cu agentul jucătorului. Rahmani este în drum spre casă, vom face toate demersurile necesare ca în această seară să ajungă la București. Dacă va fi cazul și putem, îi vom trimite și un avion privat, spune domnul Șucu. Timpul este foarte important și ar fi ideal ca în această seară Rahmani să ajungă în București. Daniel Nicolae va merge cu el la doctorul nostru, la domnul Vlad Georgianu, pentru a-l băga imediat în programul de recuperare. Domnul doctor Vlad Georgianu este doctorul care l-a recuperat și pe Papeo, este un specialist eminent, avem încredere deplină în el și ne-a ajutat de fiecare dată cu cazurile delicate de la echipă. Iar Rahmani va intra imediat și el pe mâna lui Vlad Georgianu. Timpul, repet, este esențial, spune Dan Șucu. Să-l aducem cât mai repede la București, vedem ce are și să înceapă recuperarea. Este drum de 12 ore de la Priștina la București și nu se pune problema ca el să vină cu mașina. De aceea vă spun că o să găsim orice fel de soluție ca să-l punem pe avion și să-l aducem la București pentru că lucrurile acestea contează foarte mult și timpul pe care trebuie să-l rezolvăm este foarte rapid. Aici vorbim de respectul clubului Rapid pentru jucători. Întotdeauna noi ne-am respectat jucătorii pentru că și noi așteptăm același respect din partea fotbaliștilor pentru Rapid. Rahmani este un fotbalist extrem de valoros, un om deosebit, ne-a ajutat enorm până acum. Eu sunt optimist, sper să fie bine și deja diseară să fie la București, să intre în programul de recuperare. Repet, nu știm la momentul acesta care este diagnosticul final, dar suntem optimiști, a declarat Dan Șucu pentru Fanatic. Știi ce nume mi-e clar? Asta s-a întâmplat în Andorra, necazul ăsta. Da. El a plecat cu Kosovo, cu tot, la Priștina. Da, pe la Priștina, bun. Da. Deci el dacă, e în drum spre Priștina sau ceva de genul. Dacă ei interveneau încă de aseară sau ceva, domnule, Barcelona la doi pași, niște spitale. No, aduceai cu avionul de la Barcelona cel mai plin pe ăsta pe la Priștina. N-aveai să te miști așa repede, nu. Nu, n-aveai timp, Aline, n-aveai. Ba, aveai. Că de la Priștina să vine greu. N-aveai timp pentru că nu se știa clar, mai e ceva. Vă spun, în primul rând, dacă avea ceva la ligamente, de exemplu, nu trebuie să meargă. Nu merge și trebuie să lași cel puțin 24 de ore după ce să-ți faci un remene ca genunchiul să se mai desfundă și să vadă toate lucrurile acolo. Dacă are o problemă pe peroneu, o fisură, să-mi dea mie un mesaj că le spune ce tratament trebuie să ia. Da? Bine mai repede. Serios? Eu am avut tibie și pe peroneu, o fisură și știu cu ce m-am recuperat foarte repede. Dacă nu se tratează... Două luni, trei? În două luni și... Două luni. Adică joci după două luni? Joci după două luni? Da. Ai nevoie de câteva antrenamente. Dacă nu se tratează bine, acolo o să fie o problemă. Pentru că o să-l înțepe tot timpul osul respectiv când calcă pe. Și la just tu știi ce trebuie știu făcut? Știu tratamentul, bineînțeles. Da? Dar ce sunt niște medicamente pentru oase speciale care refac mai repede osul acolo. Bun. Da, deci două luni. În două luni, dacă este peroneu, în două luni poți să joci, dacă e peroneu? Nu știu cât e fisura de mare, dar nu cred că... El a avut o durere foarte mare. În kosovarii pe net, care se uitau la meci, că noi nu l-am văzut în țară, spuneau că urla de durere. Și păi urlat... și eu când m-au lovit în meciul cu Ivan Elghiera, m-a lovit, aceeași durere am avut-o de... Cruntă. Am crezut că mi-a rupt ligamentele, am crezut că mi le-a rupt, am ajuns la spital, a zis, ai o fisură, tibie și peroneu. Da. Mergem la Budapesta acum. Sper să se refacă mai repede, pentru că tehnologia avansa foarte mult. Da, dar ar fi senzațional. Chiar ar fi eu, pentru că o lovitură totală. Nu, dacă atâta vreau să spun. Dacă Rahmani are o accidentare gravă, Doamne ferește, da? Așa, FCSB-ul este, știu că sună cinic, dar chiar devine principal favorit. Bun, și ei ce au făcut? Ei l-au dat la bătaie cu CFR-ul, bineînțeles. Ei după ce l-au luat pe Rahmani și au văzut că merge Rahmani și e foarte bun, l-au vândut pe Duganciș la Arabi. Da, da. Și acum... Na. Mergem la Budapesta. Cristi Coste... Bun, l-au pe cel pe africanul care a venit, cum îl cheamă? Sony, de-abia a venit. Sony. Mergem la Budapesta. Cristi Coste, redactorul șef de la Fanatic, este pregătit să ne dea cât mai multe informații de culise, ca să spun așa, că meciul l-am văzut cu toții, da, n-a fost grozav, din păcate, meciul. Suntem curioși să vedem ce s-a întâmplat după meci, care e atmosfera, lucrurile pe care Cristi, cu ochiul lui versat de jurnalist, în mod sigur le-a văzut. Cristi, te salutăm! Bună dimineața! Bună dimineața! Povestește-ne puțin! Ce nu s-a văzut? Foc versat de budapestan, ai vrut să spui, nu? Cum? Da.
Da, e tristă, e tristă atmosfera la Budapesta și pentru echipa națională și pentru noi și e trist și afară, plouă. După câteva zile cu soare a venit și ploaia la Budapesta, apropo de rezultatul de aseară. Plânge cerul, Cristi, pentru naționala României. Eu știu, are și Ungaria meci mâine cu Serbia, probabil că e o avanpremieră, apropo de... De fapt, în seara asta, e meci la Budapesta, da, Ungaria-Serbia. Nu, e o atmosferă tristă, a fost un meci trist, a fost un meci de neprivit și e greu să-l și vezi din tribune, mai ales un meci fără spectatori. Într-adevăr, paradoxal, auzi tot. Auzi de la indicațiile lui Iordănescu, la indicațiile lui Stoichiță, la comentariile TV, care le-ați auzit și voi, la comentariile radio, deci se aude absolut totul, ești așa, ca într-o mică bulă, în care tot ce se întâmplă, se întâmplă lângă tine. N-am jucat bine, n-am jucat ce ne așteptam, e un rezultat la care eu personal nu mă așteptam, nu mă așteptam să nu marcăm în primul rând în acest meci, iar acest 0-0 mă duce la ideea că ne vom califica doar dacă vom bate Israelul. Cred că este varianta care ne va duce la Euro în momentul acesta după acest 0-0 cu Belarus. Ce am văzut după meci? Am văzut niște jucători care au ieșit cu capetele plecate spre vestiar. Ziceai că s-a terminat fotbalul pentru ei, cam aceasta a fost senzația. Am văzut un selecționer și la conferința de presă și la interviurile de după, în care un selecționer supărat, dar un selecționer care parcă a trecut peste stresul meciului. Deci, paradoxal, după acest 0-0 a fost parcă mult mai relaxat decât crisparea pe care am observat-o la Eti și în zilele premergătoare și în timpul meciului. Cristi, el a trecut peste stres și ne l-a pasat nouă acum. Păi da, a fost o pasă, nici măcar cu călcâiul, a fost o pasă cu latul. Tot stresul de la echipa națională a venit acum pe noi, pe suporteri, bineînțeles și pe jucători, care ți-am spus și v-am spus, erau foarte, foarte afectați pe teren după meci. După fluierul final, Luis Munteanu a dat cu pumnii de iarbă, era atât de supărat. Drăguș, l-ați văzut și la interviurile și la zona mixtă, avea lacrimi în ochi. Nu înțelegeam de ce, acum sincer, l-am auzit și pe Alin mai devreme. Erau niște jucători care parcă se terminase ultimul meci din campanie și cu acest 0-0 am ratat calificarea. Aceasta a fost senzația pe care am avut-o eu privindu-i, mergând și spre autocar. Bineînțeles că au fost niște șicane din partea celor din... de la federație, nelăsându-i pe colegii noștri din media să filmeze, nici măcar cum jucătorii mers spre autocar. Au tras o dubiță acolo în fața autocarului și s-a blocat inclusiv filmarea spre jucătorilor care veneau din vestiar și mergeau în autocar. Răzvan Burleanu a coborât repede la loja unde împreună cu cei 30 de români care au făcut parte din delegație, au încercat pe final să îi susțină pe tricolori. Am auzit și noi de câteva ori România, dar asta numai după ce cei din Belarus s-au gândit să-și încurajeze echipa. Pur și simplu 60 de minute n-am auzit nici măcar un strigăt, o încurajare, o aplauze sau ceva de genul. Deci Răzvan Burleanu a coborât repede, a spus un scurt bună seara, apoi a mers spre mașina cu care a plecat spre hotel. Singurul care s-a oprit și a discutat cu presa dintre membrii delegației a fost, așa cum ne-am obișnuit și așa cum l-ai avut și tu în direct mai devreme, Mihai Stoichiță. Apropo de jucători, am observat totuși o anumită, să spun așa, încredere la unii dintre ei, de exemplu la un Burcă, cel care a spus fer, e greșeala noastră, nu contează terenul, nu contează adversarul, trebuia să câștigăm astăzi, ne ducem crucea până la capăt și ne vom califica. A fost singurul mesaj pozitiv și de maximă încredere pe care l-am auzit din partea vestiarului după partida de aseară, la fel cum Iordănescu la conferință a spus și în acest moment, eu cred, 100% în calificare și în acest grup. La ce poze îmi puneți și puneți pe ecran cu Edi Iordănescu doborât e în antiteză cu ceea ce a declarat la conferință. Te rog. Cristi, l-am văzut, de exemplu, pe Moruțan ieșind frustrat și înjurând de mama focului că n-am reușit să batem Belarusul. Deci l-am văzut când ieșea, înjura Moruțan, wow! Moruțan, Luis Munteanu, Drăguș, ce să mai, Burcă,
Drăgușin, care a jucat puțin cu frâna de mână trasă. Drăgușin, nu știu dacă știți, e la limită cu cartonașele galbene și era util totuși să iau un galben astăzi. Da, stătea cu Andorra. Stătea cu Andorra. În acest moment, probabil, el nu va juca împotriva Andorrei. Cred că se va apela la Alin Rus, din ce știm noi, dar mai sunt zile în care să vedem cum se recuperează jucătorii. Nu va juca cu Andorra, tocmai pentru a nu risca un galben și să fie suspendat la meciul următor, care pentru noi este meciul cu Israel în deplasare. Vedem unde va fi deplasarea aceasta în Israel. Ți-am zis, l-am văzut pe Moruțan, dar tu zici și de alt jucător care, mamă, deci a înjurat 30 de secunde cât ieșeau jucătorii pe finalul transmisiei, fără să se repete înjura. Nu înjura, nu era supărat că n-a fost băgat, frustrat că n-am câștigat. Îți dai seama că avem repertoriu, dacă putem 30 de secunde să înjurăm fără să ne repetăm. Tu spui că ai mai văzut jucători care înjurau de nervi, ca să zic așa? Înjurau, ți-am spus, Luis Munteanu s-a așezat pe teren și a dat cu pumnii în gazon când s-a terminat meciul. Sunt unii care au fugit direct la vestiare. Oameni buni, chestiile astea le faci, dai cu pumnii în teren și nu știu ce. Bă, dacă ai avut de 17 ori bară, de 25 de ori ți-a scos-o portarul din vinclu și au mai scos unii de pe linia porții de 10 ori și odată ai ratat cu poarta goală și ai ratat 4 penaltiuri. Atunci poți să invoci o soartă nemiloasă. Dar noi în repriza a doua am avut o ocazie jumate și în prima repriza vreo două. Frustrarea a fost nu că n-am avut 17 ocazii, frustrarea a fost că n-am ajuns la poartă, mă gândesc. Aia, păi și atunci dau cu pumnii în pământ, deci dau cu pumnii. Pum de neputință. Pum de neputință, când ratez, când mi-o scoate, când nu-mi dă penalti, când... Da, Cristi, da, te rog. Da, ți-am spus, senzația era că a fost ultimul meci din campanie și am ratat calificarea. Cristi, Florinel Coman afectat, supărat? Nu l-am văzut foarte afectat. Florinel Coman și cei care nu au intrat și au fost pe bancă și au fost în lot, imediat după terminarea partidei, au mai făcut niște alergări, vreo 10-15 minute pe teren, sprinturi dintr-o parte în alta sub supravegherea unui preparator fizic, dar nu l-am văzut nici când a ieșit de la vestiar, nu era... Era același Florinel Coman pe care îl cunosc. Așa, cu puțină aroganță, cu nasul pe sus când iese de la vestiar, dar nu cu capul în pământ. Apropo de ce vorbeam de ceilalți jucători, nu cu capul în pământ. Florinel Coman a ieșit ca și cum a fost totul ok, din punctul lui de vedere. Da, chiar a fost. El n-a greșit nimic. N-a greșit nimic, da. Va juca la București, probabil, împotriva Andorei. Dar dacă s-a antrenat după meci, poate făcea ruptură în timpul nu m-a jucat deloc. Adi, ce vorbeam și ieri și când am fost ieri în direct cu Horia și anticipam foarte clar, niciun jucător la FCSB în primul 11 și asta este o problemă. Este o problemă pentru că este liderul campionatului și este echipa cea mai în formă și pe rezultate și pe joc în acest moment. Nu știu ce, nu înțeleg așa cum se antrenează după meci 7 jucători că n-au jucat, dar în loc ei n-au suferit pe bancă? E mentală situația, nu? Da. El m-a dus la antrenament pe la du-te cu autocarul, vină la București și pune meciul la punct cu Andorra. Suferi din două cauze, că nu te bagă, că nu mai faci antrenament. Mai și câștigă meciul, adică l-am câștigat cu Belarus, am ajuns de 3 ori la poartă și nimic. Îi antrenez pe ea după meci? Mergeți, nene, frumos, acasă și vedeți că avem după 3 zile meci. Și nu ne mai spală Dunărea, cum ai zis? Nu, seacă. Seacă Dunărea, dacă nu-i batem. Da, Cristi? Dunărea de Budapesta, da. Au făcut doar o mișcare. Probabil aveau nevoie de o ședință de mental, apropo de ce vorbește Adrian, pentru că și cei de pe margine și cei 3 din tribună care au rămas Rus, Bârligea și cu Borza au fost foarte agitați, s-au ridicat de multe ori și-au încurajat colegii, adică s-a trăit la maxim tot în interiorul echipei naționale acest meci. Problema era că plimba mingea și nu ajungea mingea acolo unde Cristi, trebuia. Ai zis că e o problemă că niciun jucător de la campioana României practic n-a contat Edi pe el. Da, care e campioana României? Nu, de la echipa de pe loc 1, care acum cu ghilimele campioană. Aha. Da, la liderul din Superliga. E o problemă pentru că eu, din punctul meu de vedere,
îl vedeam pe Coman intrând măcar pe final de meci, dacă așa a fost echipa acest primul 11 pe care noi l-am anticipat ieri dimineață, îl vedeam pe Coman intrând 30 de minute, nu pe Mihăilă. Mihăilă este un jucător care joacă contraatac, nu joacă pozițional, nu joacă pozițional. Exact, cum joacă Belarusul pe două linii și ce s-a întâmplat, iar din punctul meu de vedere, Olaru nu are cum să lipsească în această echipă în care e nevoie de Olaru lângă Screciu, nu de Răzvan Marin lângă Screciu. Răzvan Marin, pentru mine, indiferent ce o să se supere unii sau alții că joacă în serie, este un jucător mediocru, un jucător liniar, care nu poate aduce absolut nimic în plus față de ce aduce Screciu, care este un închizător, un recuperator și este exact ce trebuia. Doar unul, Screciu. Și dacă îți trebuia, Cristi, un singur închizător, nu doi. Ce mai bine să faci cu doi închizători? Olaru e un jucător care și marchează des, Olaru. Dacă lângă Screciu juca Olaru și Stanciu, eu sunt convins că am fi arătat altfel. Cu Coman intrăm pe final și încă o chestie, cu Bârligea poate, v-ați întrebat. Bârligea era jucătorul care ar fi trebuit să intre în locul Alibec atunci când a intrat. Probabil, vorbim de probabilități, am fi ajuns și la poartă și poate chiar câștiga meciul acesta. Spune-mi o chestie, Cristi, în timpul meciului pe gazon au fost tensiuni între jucători? Între jucători n-au fost tensiuni, au fost tensiuni între membrii din staff și jucătorii. Cei mai beșteriți, să spun așa, au fost Burcă, cel căruia îi se striga de foarte multe ori urcă, burcă, urcă, burcă, că mă și distram la un moment dat, și Denis Mann, mai ales în prima repriză. Denis Mann a fost criticat aproape la fiecare fază pe care a avut-o, pentru că cred că din 6 sau 7 pase în primele minute, Man a greșit 5 sau 6 dintre ele. Nu știu dacă a prins o pasă bună. Iar conexiunea lui cu Rațiu aproape că nu a existat. Banda dreaptă venea unul peste altul, Rațiu puțin speriat și de asemenea Rațiu puțin sufocat. După minutul 50-55, Rațiu cred că abia se reîncărca după fiecare sprint pe care îl făcea. Era și varianta Sorescu acolo, mai ales în partea secundă, dar nu am detalii despre acest fapt și până la urmă cred că s-a gândit introducea unul jucători care să te ajute pe atac, nu neapărat un jucător care teoretic e fundaș dreapta, dar un jucător care teoretic urcă și îți asigură centrările alea pe care noi nu le-am avut ieri. Noi n-am avut centrări nici din dreapta, nici din stânga, nici de la Rațiu, nici de la bancă. Am zis când a început emisiunea că lateralii modești, modești, apropo exact. De jocul modern de astăzi. Bine, Cristi, ar mai fi ceva? Da, ar mai fi o informație care v-am auzit și pe voi înainte să intru în direct, că vorbeați de meciurile următoare și în principal de meciurile Israelului când se vor disputa. Există o variantă pe care am auzit-o ieri și vă spun și vouă. E foarte posibil ca luna noiembrie să se joace restanțele Israelului. Adică să se joace și să se joace și Israel-Elveția, că acesta a fost meciul, și Kosovo-Israel. Fără ca România, Andorra, Belarus să fie implicate în aceste meciuri. Iar undeva pe final de ianuarie, înțeleg, se va găsi o dată în care se vor juca toate ultimele meciuri. Adică noi jucăm toate cu Elveția meciuri. Și cu ăștia în ianuarie, vrei? La asta m-am gândit și eu. Că trebuie să terminăm deodată grupa. Da, Alin, se va juca în noiembrie, din ce înțeleg, se vor juca restanțele Israelului, astfel încât să se ajungă la sfârșitul lunii noiembrie, ca toate cele 6 echipe din grupă să aibă o meci. Deci noi în noiembrie nu jucăm? Există șanse să nu jucăm? Există această variantă, tocmai pentru asta zic, deci există, deci Israelul recuperează cele două meciuri, noi nu jucăm, România nu joacă. Noi Belarus și Andorra nu jucăm. Nu jucăm, noi nu jucăm, da, și după aceea în ianuarie se joacă cum ar veni ultima etapă. Undeva pe final de ianuarie se va juca ultima etapă, nu se poate în martie pentru că Israelul este în Liga Națiunilor. Liga Națiunilor. Și undeva pe final de ianuarie se vor juca ultimele meciuri pentru noi fiind Israel-România și România-Elveția. Deci ultimul meci cu Elveția cu nămeții până la Brâu? Depinde ce zăpadă e la București, depinde dacă se ajunge la această soluție. Nu, așa, metaforic vorbim, da, Cristi. Metaforic. Este soluția în așa fel încât să nu existe acel avantaj care ar exista ca Israelul să termine grupa singură cu un meci în Kosovo când lucrurile sunt clare pentru toți. Aici ar fi o problemă. Tragerea la sorță a grupelor mondialului este pe 2 decembrie, cu cap de serie. Adică
nu pui e doar... X acolo. Păi da, 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 nu poți să pentru pui. Că ai două poziții. Sigur. Ai locul 1 și locul 2. Dacă ar fi fost bătaia pe un singur loc, era altceva. Dar în condițiile în care ai Elveția care... Nu știi că, nu ți-a câștigat încă grupa. Exact. Nu știi finalitatea acestei grupe. Da. Atunci vedem. S-ar putea să fie o problemă. Bine, Cristi, mulțumim mult de tot. Mulțumim pentru corespondență, pentru noutăți și drum bun spre casă, Cristi. Mulțumim frumos și emisiunea plăcută. Bine, mulțumim. A fost Cristi Costea de la Budapesta. Te rog, continuă-ți ideea. Da, legat de Israel, meciul cu Israel e clar că nu ne va avantaja sub nicio formă să, ca acel meci Israel-Kosovo să fie ultimul din grupă. Cine se amăgește că Israelul va avea probleme cu Kosovo, să fim serioși. Băieții aia ne urăsc și am văzut și pe imagini. Cum s-au urăsc pe toată lumea. Da, oamenii urăsc aia ne urăsc toată lumea, pentru, nu numai pentru noi. Faptul că am devenit noi foarte corecți din punct de vedere politic. Ei, înseamnă da? Că urăsc și Spania, urăsc pe multă nu, lume. Dar strict bine, pentru hai să grupa nu folosim asta. Cuvinte mari, că da. Urăsc, să nu folosim cuvinte așa dure. Însă, în, nu, să zicem de că n-au cele mai bune sentimente față nu de noi. Nu ne va avantaja sub nicio formă dacă acel meci va fi ultimul, asta este clar. Nu ne va avantaja. Kosovo nu mai are nicio șansă. Noi batem Andorra. Și ei sunt la revedere, matematic. Matematic ei nu ne mai pot depăși. Este clar. Legat de meci, sunt două lucruri pe care, cum să spun, care pe mine mă zgârie așa pe creier. Unul la mână, toată valea plângerii asta care s-a născut așa din națională și faptul că se creează cumva un curent, eu așa îl simt din interior, în care, dom'le, suntem noi băieții de la națională și cu staff-ul și cu toată lumea și restul, care este, restul lumii care este împotriva noastră. Sigur, nici eu nu sunt de acord, că auzeam în drum spre studio, auzeam la radio, nu erau comentarii. Scuză-mă, că e domnul Gigi Becali la telefon și știi că locul 1 e locul 1 întotdeauna, da? Ne dăm la o parte! Locul 1 fără jucători la națională. Locul 1 ne dăm la o parte și acordăm respectul, domnul Becali. Trebuie întotdeauna să acordăm respect la locul 1. Păi da, normal, dar numai că eu acum, zice, locul 1 trebuie să slujească celorlalți. Dacă vrei să fii locul 1, trebuie să slujești la ceilalți tu. Că așa cum a slujit Hristos la apostoli, de la spălat picioarele. Și eu slujesc la voi toți, nu vezi cum slujesc imediat, răspund la telefon. Domnul Becali, să știți că eu, la modul serios, eu chiar apreciez asta. Eu chiar apreciez serios asta. Păi da, ce, dar așa este, nu că așa da. Este. Ci... Cum vi s-a părut meciul de aseară fără niciun jucător de la FCSB, liderul campionatului? Bă, Horia, îți mărturisesc sincer, m-am uitat, am văzut că nu este niciun jucător de-al meu și nu mă interesa că nu era. Dar Coman n-avea voie să lipsească și atunci am zis, bă, de ce să mă uit? Că dacă mă uit, o să ducă jucătorii noștri, că sunt ai mei ortodoxi și frații mei, o să vreau să dea gol și când o să ducă și ăia, o să vreau să dea și ăia. Belarusul, adică. Da. Și atunci am zis, cum să mă uit la un meci care vreau să marcheze gol ambele echipe? Da. Cum să mă uit la un meci și să nu țin 100% cu echipa mea? Națională, românească. Mai bine nu mă uit ca să nu fac păcat. Nu m-am uitat și cu asta basta. Nu m-am cred așa ceva. Nu cred. Nu v-ați uitat la meci? Pe cuvântul meu, donoare, păi, dar m-am enervat. Am zis, băi, nu se poate așa ceva. Păi, Coman, n-are voie, mă, adică hai că nu-l bași cu ulam, treaba ta, păi, dar la Coman, înțelegi? Și atunci nu m-am uitat și la ora 2 m-am sculat, am apăsat pe telefon puțin să văd și eu scorul. Când a văzut 0-0. Am zis, domnul a făcut dreptatea. A făcut domnul dreptatea. Face domnul dreptatea când bat giocorești oameni. Și atunci am zis, bă, am sunat și eu pe meme dimineață când am ieșit de la biserică pe la 10, bă, Mihai, care-i treaba? Cum s-a întâmplat? Păi ce n-a jucat Coman deloc, l-a băgat și polarul puțin și zice că a avut momente statice. Eu nu știu asta. Ce înseamnă asta? Și a zis că nici nu știe. Coman că a avut momente statice. A zis... Nu. A zis el că, domne, că am avut momente statice. Ah. El a zis ieri, că avem... Și a zis, ce ai, Mihai, momente statice? Nu știu. A zis că a avut multe momente statice. Nu știu ce este aia.
N-ați auzit-o pe asta? Nu știam ce este asta, ce este asta și tu ce știi ce e. Da, momente statice? Da, sunt momentele astea în care de vreo 30 de ani tot avem o șansă să ne calificăm cu echipe de mâna a doua și facem 0-0. Alea sunt momentele statice, domnul Becali. Nu știu, eu abar n-am. Vreau să vă întreb ceva, acum serios, haideți să discutăm serios. FCSB da, locul... Dar ce asta, dar ce până acum l-am discutat serios? A, ba da, FCSB locul 1, neînvinsă, domină campionatul, șutolarul Florinel Coman, cei mai buni jucători. Și nu, cum să spun, nu, bine, Olaru nu mai contează că l-a folosit 10 minute, nici nu mai contează sau 15 minute. Dar nu mai acordea de a spun un lucru. Că tu știi că eu vorbesc tot timpul de bani. Da. Adică, domne, că banul arată valoarea. Da. De ce aurul este mai scump? De ce argintul e mai scump? De ce? Care e mai valoros, e mai scump, care e mai valoros? Bă, eu acum 3 zile am avut 6 milioane pe Olaru. Și am zis, vreau 8. Păi bă, dacă eu am un jucător de 6 milioane, spune-mă altul, care face 6 milioane de la echipa care a folosit-o el pe teren ieri? Bine, în afară de Man, care m-a costat, în afară de Stanciu, care Stanciu e cam numărul 1 a echipei, zic eu. Adică, da, așa este. Și eu zic așa, Stanciu și Coman n-au voie să lipsească, după aia fă ce vrei. Adică alegi cei mai jucători valoroși, Stanciu, numărul 1, 2, Coman, după aia pune ce vrei. Bă, nu vrei pe Olaru, că nu-ți convine, nu-l băga. Dar pe Coman n-ai cum. Și atunci, eu ce să pot să zic? Face Dumnezeu dreptate. Și a făcut 0-0 și acum spun ceva, de unde puteam să tindem la locul 1, acum e cam greu locul 2. De ce? Pentru că noi nu știu, dar noi că-i batem noi pe Israel. Nu-i batem pe Israel, facem egal și califică ei. Israel o echipă care produce mai mult fotbal decât noi. Ne-au arătat și la București. Bă, dacă face, nu batem Israelul, gata, suntem afară. Da. Da. Da, eu vă spun un lucru. Mă uitam la Răzvan Marin, da? Și eu discut direct. Dom'le, eu nu înțeleg obsesia asta cu Răzvan Marin. Olaru e 3 clase. Și mai e ceva, domn Becali, tu vrei să marchezi? Bagă-l mă pe Olaru, nu pe Răzvan Marin, care n-are nicio treabă nici cu marcat. Bă, dar câte goluri a dat Răzvan Marin la viața lui? Ia-l, vezi pe Olaru câte a dat și vezi câte a dat Răzvan exact, Marin. Exact, asta zic și eu. Vrei să marchezi, să bazi, nu? Da. De ce Răzvan Marin? De ce nu Olaru? Eu nu înțeleg lucrurile, jur, pe cuvânt, eu nu pricep, domnul Becali. El știe el că a vrut să producă momente statice. Așa a zis că am produs momente statice. Nu știu ce a produs momente statice, nu înțeleg ce este. Da. Și vă mai spun ceva, și șut, mă uitam la Națională ieri, la fel un jucător șut care, bă, nu-l bași pe Olaru, că nu-ți place Olaru, îl bași pe șut titular în locul lui Răzvan Marin, șut marchează, la fel, domn Becali. Dar eu ce să zic, Horia, că eu nu mai vreau să fac păcate, să mai, eu doar atâta, eu pot să stric doar supărarea mea și mâhnirea mea, nu mai vreau, eu... Să fac păcate, să mai zic eu de Edi, treaba lui, doar atât ai spus. Dumnezeu face dreptatea, pentru că n-ai cum, adică așa ceva înseamnă că e o ceva. Ca să nu-l bași pe Coman, ai ceva împotriva mea, înseamnă, nu înțeleg. Nu? Împotriva dumneavoastră personal sau lui Coman? Păi eu zic că are împotriva mea. Adică ce, a rămas cu resentimente de când v-ați despărțit? Da. Nu numai alea, când m-a mai luat de el, nu știu ce, cu echipa națională. Și vrea să arate că el când s-a văzut pe cai, că s-a văzut că noi înainte de meci noi eram pe cai aseară, să știi. Deci noi înainte de meciul ăsta noi eram pe cai mari. Uh-huh. Pentru că noi dacă băteam aseară, gata, eram noi calificați. Înțelegi? Și atunci că s-a văzut pe cai, a zis, bă, acum sunt pe cai, ce tare îmi permit să fac, că sunt șmecher. Și a dat Dumnezeu o palmă ca să facă dreptate. Poate intrăm în istorie cu Andorra. Duminică. Că la cum a jucat la cum? Numai că acum intră Coman, n-ai cum. Intră Coman, dar trebuia să intre Coman când trebuia, domnul Becali, cum a zis păi și noastră. Da, dar baga acum cu Andorra și câștigăm la siguranță, că e Coman. Uh-huh. Coman, Coria, Coman la ora asta... Da. El când pune piciorul pe minge, când a primit-o,
o singură mișcare a lui care o face el este pericol de gol. Prima mișcare o face, imediat deja ori intră, ori driblează, ori dă la poartă, ori dă pas de gol, ori mai driblează și încă unul și dă pas de gol, ori mai driblează și încă dă gol. Deci orice minge care zice la Coman acum la ora asta, e pericol de gol. Pur și atunci vă întreb, de ce să nu-l bagi un minut, 5 minute, 3 minute, de ce să nu-l bagi niciun minut? Bă, l-am întrebat dacă s-a acceptat, a zis nu, că nu, a zis că nu, el nu e supărat, el își vede treaba lui, se antrenează, își vede treaba lui, a zis eu am treaba mea la FCSB, la echipa națională, când mă cheamă, mă antrenez, treaba lui, facă ce vrea. Nu, nu, adică nu, ia, nu este, a, cum să spune, afectat. Uh-huh. Dar nu e în vreun, sau în vreun conflict, să zic așa, nu, cu selecționerul. Nu, nu are niciun conflict, nu. Uh-huh. Olaru trebuia să înceapă și cu Olaru titular, domn Becali, asta e clar, în locul lui Marin. Dacă zic asta, după aia zice lumea, sau o să zic, a, păi ce domne, că el Becali, care el interese și zice, crede că jucătorii lui cei mai frumoși, cei mai deștepți, mai tare. Și atunci nu zic. Zic numai de unul care n-ai, nu ai voie. De, cum să-l compar pe Drăguș cu, cu Coman? Cum, ce, cum nu există așa ceva? Înțelegi? Da, adică vi se pare total exagerat. E prea exagerat, la asta mă refer. Că după aia, domnule, la mijloc acolo, domnule, mi se pare mie ăla, ăla, ăla. N-ai cum, zice... domne, n-ai, domn Becali, n-ai cum să nu-l bagi, domne, pe Olaru. N-ai cum, n-ai cel mai complet păi jucător nu. Din Liga 1, păi, n-ai cum. Păi dacă ți-am zis că am avut 6 milioane oferte și am cerut 8. Da, de la cine ați avut? De la o echipă, nu pot să o spun. A, doar atâta spuneți-mi, din Europa sau din zona arabă? Din Europa. Am înțeles. Și nu, nu puteți să-mi spuneți și mie? Nu, că nu, că de ce? Că oamenii nu vor să se afle. Uh-huh. Uh-huh. Da, da, Cobra, zic, Adrian Ilie, tot îmi spune, îmi spune, zic ce vrei să zici. Spune domnului Becali, Cobra Ilie, domn Becali. Gigi, dacă joacă jucătorii și aveți dreptate, inclusiv Olaru și Coman, puteți să le ridicați pe prețul și mai mult la echipa națională. Asta este adevărul. Păi eu știu că pot, dar asta nu, asta nu... Știi care-i treaba? Vreau să mă debarasez. De ligă n-am treabă, că oamenii, orice am cerut, adică oamenii tot timpul au fost prompți, da, domne, aia, da, să aranjăm aia, da, adică ce au putut, au făcut. Vreau să mă debarasez, să nu mai am niciun fel de a face un milimetru cu federația. Nu mai vreau să am de a face cu echipa națională nimic. Nu mă mai interesează. Și atunci îmi văd de treaba mea și mă războiesc eu singur, le ridic eu cota, Champions League, că doar o să mă lase să mă pregătesc, că n-au ce face. Trebuie să mă las, adică ce treabă am cu ei? Doar nu ori fi nebun să nu mă las să mă pregătesc de Champions League, nu? Să facă cinste și hani. Că da. Nu mai poate. Un ultim timp, ai văzut. Nici măcar cu aur, deci două meciuri care le-am avut, care le-am pierdut, punctele cu arbitri le-am pierdut. Dar nu se poate la infinit. Că acum dacă l-am luat și pe Rotariu, da. Și pe ăsta și pe în stânga, fundaș stânga, da. Cum îl cheamă, că m-am uitat? Ganea. Păi, bă, băiatule, acum suntem foarte super puternici. Da. Și dacă mai iau și dacă mai iau la iarnă și încă un mijlocaș coordonator ceva, da. Deci nici nu mai am nevoie. Apoi atunci deja se conturează o echipă ca pe vremuri, cum o construiam eu ușor, țaca-țaca. Cu cine ați compara cu echipa de pe vremuri care ați avut-o? Cu care generație? Păi dar nu pot să compar decât cu aia care am jucat semifinală de cupă UEFA. Aha. Deci vreți să faceți o echipă mai puternică decât aia? Păi dar e mult mai puternic acum. Numai că să spun ceva, Horia, ea e mai puternică. Dar s-a întărit fotbalul în toată lumea. Uh-huh. Și atunci, întărindu-se fotbalul în toată lumea, nu se vede diferența între asta de acum și aia de atunci. Uh-huh. Dar ce trebuie eu să fac? Să întăresc și mai mult eu echipa. Eu vă spun, campionatul nu mai are cum să-l sufle cineva. Și eu vă spun,
Eu, noi la anul, pe timpul ăsta, suntem în Champions League. Da, să m-auziți, să vă dea Dumnezeu. Așa să fiți. Păi face Domnul să facă, ca să le arată la toți. Să vă dea, domne, Dumnezeu, că dacă ajungeți în Champions League, ne bucurăm toți. Știți cum e vorba aia? Eu sunt corect. Mâncăm toți, domnul Becali. Bă, Coria, eu ți-am spus, eu nu m-am uitat la meci pentru că am zis, bă, nu țineam cu toată inima. Adică eram în situația când erau noi la minge să vreau să țin cu noi și când erau ei, adică adică nu mai eram cu toată inima. Păi dacă eu fac fotbal și bag zeci de milioane și vine unul și mă bat jocorește și nu mi-a niciun jucător la echipa națională, nu am. Și cum să mai țin eu cu echipa aia? Pe cum să mai țin? Zici, tu ai ține? Da, normal că nu, normal. Bă, da. tu imaginează-ți. Da. Tu ești Becali și ai jucător care da 3 milioane pe Coman. Și ai cel mai bun jucător al României, Olaru Laurasa, care toată lumea îl lau. Că am vorbit cu lor Roti, cu Iosif Rotariu. Și azi, domnule, în opinia mea, cel mai bun jucător în România, Olaurasa, e Olaru. Da. Mi-a zis el, Iosif Rotariu. Așa e. Care joacă, este singurul jucător azi din România, Laurasa, care joacă în străinătate. Care poate juca. Bă, dacă specialiștii spun asta, și dacă eu am bag milioane de euro și vine unul și râde de mine, cum să mai țin cu el? E adevărat că văduvește România. Dar noi, oamenii, suntem tot timpul individualiști și ne uităm tot timpul individual la fiecare, la noi, la interesele noastre, știi? Da, da. Și atunci nu mai puteți, pur și simplu nu mai puteți. Păi nu pot să țin, dacă nu pot, ce să vrei să fac? Mm-hmm. Da. Cum să țin dacă mă bagiocorește? Nu? Da, da, da. Dar sincer vă întreb, credeți că ne calificăm? Bucuria, dacă el revine la dreptate, Dumnezeu a arătat noroacele ce le-am avut, că noi n-aveam cum să ajungem aici, decât pe noroace. Înțelegi? Și pe rugăciunile părinților și ale mamei lui. Dar dacă el face nedreptate prea mare, Dumnezeu zice și mamei lui, ce să-ți fac? E prea nedrept. Și le spune Dumnezeu și la părinții care se roagă, ce să vă fac? E prea nedrept. Îi face nedreptate lui Gigi. Dacă îi faci nedreptate lui Gigi, nu poți tu să ajungi. Înțelegi? Da. Și atunci, dacă face dreptatea, atunci ai bate și pe aia, ai bate și pe Israel. Dacă nu face dreptatea, ne bate Israel sau chiar meci egal cu Israel dacă face. Noi acum avem același meci ca cu Israel. Da. Numai că sunt două puncte diferență. Ei îi bate Pandora, trece un punct peste noi și noi acum avem Elveția noi, ei Elveția. Ne bate Elveția și pe noi și pe ei. Și da, avem meciul direct între noi. Păi, că dacă facem egalitate acolo, la revedere, suntem terminați. Trebuie să batem, care nu putem să-i batem. Da, că da, se face nedreptatea. Hai să vă zic una, să vă amuzați puțin. Nicolae Stanciu, mesaj pe Instagram-ul lui acum un minut, mi-au dat băieții din redacție. Zice, duminică urmează cel mai important meci al campaniei. Acesta e cel mai important meci cu Andorra. Aici, da. Stanciu, chiar dacă vorbește prostii, nu putem să... Păi, dar nu cred, mă, că a zis. Păi, face nu, e scris aici. Suntem... Da, și măi... Haideți, păi, domnul Becali, mă uit pe Instagram-ul omului. Ce naibii, că nu-ți nebun. Nu vă bat. Păi, poate e falsitate, mă. Nu Instagram, există, domne. Suntem încă cu un gust amar după meciul de aseară. Cu unitate, forța și mentalitate vom ajunge să ne îndeplinim obiectivul. Vă mulțumim pentru mesaje și pentru cei care ne-au susținut. Duminică urmează poate cel mai important meci al campaniei cu Andorra. Păi cu Andorra de care e cel mai important. V-a zis că vă fac să râdeți. Păi noi dacă îi batem Andorra, da, ce dacă îi batem Andorra? Dar și ce dacă îi batem? Păi nu-i bate și Israel Andorra. V-am zis că vă fac să râdeți.
Doamne, ce riască, ce să faci? Da, de Stanciu nu putem să vedem că e numărul 1 al naționalei. Așa, da, da. Domne, da, vreau să vă întreb ceva, domn Becali. Domne, cum a ținut, domne, secret asta cu Rotariu? Ce, cum a spus-o la cale? Cum, povestiți-le și nouă. Păi da, m-a sunat un impresar. Da. Și mi-a zis, bă, vreți pe Rotariu? Bă, eu îl vreau. Și a zis, domne, eu am zis, uite, ca să nu avem discuții, am zis, eu dau o sumă fixă, clar, niciun ban în plus. Da. Eu am zis, ca să vezi că respect și că îl vreau, normal, dacă era altul, dădea 7.000 de euro, salariu. Da. Că nici n-are echipă. Dar eu îi dau 20.000 de euro, dar semnez numai pe un an și încă 2 ani. Că eu nu știu eu, adică, și m-am gândit, mă, mai sunt 8 luni. Nu? Mai sunt 8 luni, 8 ori 2, 16, risc 160.000. Și dacă funcționează, mai iau încă 2 ani, că am făcut mai și încă 2 ani opțiunea clubului. Înțelegi? Uh-huh. Și atunci el a zis, nu, domne, îi dai și 100.000 la semnătură și mai dai și 100.000 la impresar. Și a zis, bine, să fii sănătos, nu dau decât atâta. Când vă gândiți, atunci mă contactați. Așa. Și într-o zi a venit Roti, care Roti e prieten bun, nu l-am văzut de 30 de ani pe Roti. Pe Rotariu Iosif. Și mi-a zis cineva de la poartă, domne, Iosif Rotariu, nu-l cunoștea, că era tânăr. Nu-l cunoștea. Zice, cineva, Iosif Rotariu, vă caut. Spune-mă să vină repede încoa. A venit el, da, că domnul Gigi, zic, bă, rute, ești nebun? Păi tu mie, domnul Gigi, păi sunt Gigi, mă, noi suntem prieteni, am fost la tine în Turcia, am stat la tine când era în Turcia, lucra Galatasaray, sau nu știu că e așa, citică, la Galatasaray, ca nu? Da, da. Așa? Am stat eu acolo la el vreo 2 zile. Când mai eram și cu încă un prieten sterică și cu mi-a zis că a aburit aia cu care am fost eu la ei în Turcia. Și zic, păi noi suntem prieteni, mă, cum, da, domnule, că dumneata ai ajuns așa, că ta era rușine, om. A zis, domnule, eu știu pentru ce ai venit, a zis, vine pentru rodul rod, pentru nepotă, tu, da? Da, bă, ne-a Gigi, a zis, da, domnule, zic, că eu, zice, m-am gândit, stai, mă, cu eu sunt prieteni, cu luași atâta timp, înțelegi? Și a zis, băi, Roti, eu spun ce am spus la impresar. Eu mai mult nici 5 bar nu dau. Înțelegi? Uh-huh. Îmi dau 20.000, fac contract cu un an, îmi pun o clauză de 1.000.000 că dacă cumva, că eu am încredere că el e valoros și măcar dacă pleacă, că o să-mi-l ia. O să-l sufle, o să vezi. Înțelegi? Măcar să iau și 1.000.000. Uh-huh. I-a spus clauză 1.000.000, așa. Da. Și a zis, bă, dar eu spun ceva, Roti, am zis. Băi, el mă ajută, că e jucător valoros. Dar mai mult îl ajut eu pe el, am zis. Corect. Pentru momentul el, când vine la mine, are echipă combinativă, eu am zis, băi, îl bag direct să joace, am încredere în el. Și bag direct, i-am zis, nu mai țin că, domne, e pregătit, nepregătit, direct. Duminică joacă. Și atunci el, când joacă la mine, prinde și echipa națională și prinde și Arabia 2.000.000. Că a zis, cine e mai bun, Cordea sau nepotătul? Și a zis, băi, e diferență mare, a zis el. Bun, uite, Cordea ia 1.000.000 pe an. Vezi ce înseamnă, zic, dacă joci la FCSB, la Becali? E, păi, interesează și Europa, întreabă, bă, ce jucători are Becali? Ia vedeți. Bă, Becali are pe ăla. Ia luați-l. Nu contează. Da banul la Becali. Așa, i-a zis lui Roti, bă, eu asta îi dau. Și ce a zis? Și Roti a zis, dom'le, dacă îi dai așa, a zis, dar n-ai vrea să dai niște bani la semnătură. Bă, Roti, i-am zis, că jucător la 28 de ani dau bani la semnătură la un jucător de 21 de ani, 22 de ani, să iau bani eu pe el, să-i scot banii. Uh-huh. Dar cum, unde îi mai scot eu banii la semnătură? Și el a zis, bine, domne, atunci, păi și cum facem? Dă-i telefon frumos și să vină imediat acum. Mi-era frică că mai aud alții, știi? Mi-era frică mai mult de Craiova și de CFR, care plătesc bani, adică, știi? Adică, da, alții nu mi-era. Uh-huh. Înțelegi? Și am zis, dă-i telefon să vină. Păi și cum facem? Păi să vină contract imediat pe loc. Păi cum? Să vină avionul, să vină cu imediat. A luat avionul, a venit, i-am zis, bă, uite, pentru că ai, n-ai comentat, îți dau 20.000 primul an și ai alții 2 ani ca să vezi că respect
respectul tău față de mine, că n-ai comentat, îți dau 25.000 pe ei la alții 2 ani. Uh-huh. Frumos! I-am dat de la mine încă 5.000, că mi-a plăcut caracterul lui. Uh-huh. Eu așa plătesc la caracter. Uh-huh. Auziți, adică, pe la cumva... m-am gândit, bă, dacă funcționează, dacă câștig campionatul cu el și mă duc și în Liga Campionilor, ce mai contează pentru mine 60.000 și cu 60.000 120.000 în 2 ani? Da, am fotbalist, adevărat. Corect. Deci a semnat 20.000 primul an, 25.000 anul 2 și 3, dacă rămâne cu doar clubul poate să hotărască dacă rămâne. Un milion de euro clauză de reziliere. Aia, cum îi zice? Clauză de reziliere. Da. Un milion. Adică dacă vine cineva, trebuie să vă dea minim un milion pe el. Păi, el dacă are peste 28 de ani, putea să rezilieze contractul, dacă nu-i pui clauză. Da, corect. Nu, da, atunci, da. Atunci, dacă vrei să iei dau un milion, să iau un milion pe el, adică ce fac eu? Adică da, de ce nu i-a spus două? Că cred că mergea și două la. Băi, nu i-am pus două, și de ce nu i-am pus două? Că am vrut să-i arăt că vreau și pentru el. Am înțeles. Adică, bă, dacă eu spun eu, dacă tu ai încredere în tine, i-am zis, Dorine, eu îți spun un milion, dacă tu ai încredere că ești fotbalist tu, ai 28 de ani. Păi, bă, înseamnă că dă cineva milion pe tine, dacă chiar ai încredere în tine. Ai încredere în tine? Da, ne-a zis. Păi dacă ai încredere, vine, te ia imediat, mă, cu milion în iarnă. Dă milion, tu joci 3 meciuri și te-a luat în iarnă cu milion. Uh-huh. Și pleci și 2 milioane salariu. Da, corect. Că așa exact ce spun eu, așa se întâmplă în fotbal. Sunt foarte curios să-l văd pe Rotariu. Sunt foarte curios să-l văd. Bă, eu l-am întrebat pe mine că nu era nimeni. Nu erau nimeni atât de cântați. Că nu, că n-a jucat, că cu tare. Și mi-a spus el. Bă, Gigi, ai avut drept că am spus și eu după ce l-am luat. I-a zis, bă, Mihai, niciodată n-am fost atât de bucuros de un fotbalist. Mm-hmm. Păi de cine? Niciodată nu m-am bucurat atât de tare. Nu mai spun fericit, că nu ești fericit că semnezi un fotbalist. Nu m-am bucurat atât de tare de un fotbalist ca de Rotariu. Păi zic, bă, de ce, bă, Gigi? Păi zic, bă, Mihai, pentru că eu cred că asta e piesa care îmi lipsea, care nu o găseam și care mă supăram în timpul meciului, că nu am piesa aia din dreapta. Uh-huh. Înțelegi? Da. Nu o aveam. A plecat cordea și nu mai o aveam. Și a zis, și mi-a zis, bă, Gigi, să dăm eu să fie așa, dar nu știu, nu cred că e cum zici tu. Și atunci eu am zis, bine, Mihai, hai să vezi. Și am sunat ieri și mi-a zis, bă, Gigi, exact cum ai zis tu, așa este. Uh-huh. Este valoros, foarte valoros jucător. L-a văzut la antrenament. Da, normal, logic. Foarte valoros jucător, a zis. Și uh-huh. O să vezi exact, cred că așa e. N-am avut încredere, dar cum spui exact așa este. Uh-huh. Ăsta e jucătorul care aveam nevoie noi. Uh-huh. Și cred, azi dimineață când am ieșit la biserică, mă, Mihai, zic, ce s-a întâmplat? Că m-am culcat, m-am enervat, n-am văzut pe coma, hai mă, decât să... cu cine să țin? Ce să țin cu echipa națională? Care ce? Care bat jucării becari? Bă, dacă bat jucării becari, nu țin eu cu ei, da? Bă, o să ziceți că naționalist, bine mă, lasă-mă cu naționalismul. Naționalistul, dacă bat jucării, nu mă interesează. Nu vreau să plec din țară când m-am băgat la pușcărie, am ieșit. Bă, mă ajung în București, nu mai vreau. Plec. Și... Ce, ați vrut să plecați din țară? Păi, dar n-am vrut atunci. Păi, nu mai știu, am crezut că-s povești. Acum știți cum nu, e. Că... Tate, nu, m-am dus în Grecia, că nu vrea mai vrea familia. Nu, că de ce? Pentru că dacă la 18 ani nu mi-au dat voie, la prima fată, la 18 ani, a doua oară, nu mi-au dat voie, trebuia să-mi dea 30 de zile. Deci nu pot să cred, nu v-au lăsat să vă duceți la ziua fetelor, la 18 ani, la majorat? Aveam 30 de zile, conform legii, 30 de zile liber, regim deschis eu. Și aveam 30 de zile. Și am zis, bă, dați-mi o zi, când a făcut fata 18 ani. Nu. Bă, dați-mi o zi la fata aia la altă, cum ar veni, după un an. Nu pot să cred asemenea nemernicie, domnul Becali. Înțelegi? Și atunci eu când am văzut și familia a zis, bă, tată, noi aici nu putem să stăm, pentru că ei sunt cu ochii pe tine și vor, că nu știi câte șicane mi-au făcut în pușcărie, nu mai ții minte, că de ce a găsit 1000 de euro, era, sau 5 de euro, numai era în pantaloni care mi-a dus. Tu i-am găsit un pantalon care mi-a dus de schimb. Voi trebuia să controlați în buzunare, nu eu. Și poftim și i-am găsit și vi-am dat. Ce vină am eu?
m-am scos banii, zic, uite, m-am găsit 1000 de euro în haine, ce să fac cu ei? Ia-i! A, păi stai, sancțiune! Păi ce sancțiune? Pe urmă, numai că de ce vorbești la telefon pe cartela lui altul? Păi vorbesc că mi-a dat omul cartela, vorbesc pe telefon, că avea telefonul pe care l-aveam eu, l-avea și el. A, păi nu. Și atunci tot felul de șicanii și am zis, bă, dacă mă bagi la pușcărie, că îmi fură mașina. Bă, dacă tu, dacă eu îmi fură mie mașina și hoții se plimbau în decapotabile și eu în pușcărie, păi fetele mele au zis că în țara asta nu se poate trăi. Cum să spune ție mașina și eu au acum câte 25 de ani de pușcărie. Erau tot felul de criminali, de putare. Înțelegi? Păi cum adică că doi ai băgat în... Cum i-am băgat eu pe aia în portbagaj, bă? Că i-a scris periculoși. Nu? După aia, domnule, stai puțin. Și atunci vine la ora 6 dimineața. Păi la 6 dimineața vii la mine cu mascați 30 de mascați, mă, după ce mi-a furat mie mașina, ca să vezi ce. După 6 luni de zile. Bă, Horia, mi-a furat mașina, mi-am recuperat mașina de la hoți, după 6 luni de zile. Domnule, ai sechestrat 30 de mascați în fața casei la 6 dimineața. Bun, da. M-ai băgat la pușcărie. După aia, stai, domnule, te ținem aici, nu-ți dăm nici la voie la bajurat, nici la fata, nici la două fata. M-am dus în Grecia să-mi iau casă. Imediat cum am ieșit. Și acolo când m-am dus în Grecia, două zile am umblat după casă. Unde vroia să vă luați? Lângă muntele Athos, acolo sau unde? Da, nu, în Veria, acolo sunt Machidon, știi? Aha. Și am stat eu și m-am imaginat așa, m-am pus, ia stai, mă, lăsați-mă puțin singur așa. Și am închis ochii așa, mă uitam în jur, împrejur, am găsit o vilă frumoasă. Vreo 4 milioane de euro. M-am imaginat, m-am uitat în sus, în jos, în jur. Și am zis, ia, când eram și cu agentul imobiliar. Și am zis, eram vreo 7-8-5 cu două mașini. Și mi-am deschis ochii și am zis, lucrați-vă mașini. Direct la aeroport, am zis, că aveam avion privat. Că acolo, știi? Da. Direct la aeroport. Cum adică? La revedere. Direct la aeroport. Băi, am venit de la aeroport. Păi ce facem? Gata, mă, la revedere. Nu mai plec din țara mea nici dacă scufundă pământul tot și dacă îmi taie capul, să mi-l taie în țara mea. Și am venit și am pupat pământul la aeroport când am văzut. Serios vorbiți? Chiar ați pupat pământul? Pe cuvântul meu, domnule, am văzut ei toți. Băi, Doamne, ce nebunie era să fac. Plec din țara mea, mă, ce? Au făcut ei ce au făcut răutățile lor, problema lor, să plătească ei păcatele dar ce, lor. Ia spuneți-mi, că asta mă interesează, ce declic sufletesc v-a făcut să luați de, atunci când erați și vă uitați acolo în Grecia? Ce gând v-a venit? Sau ce declic? Mi-am imaginat, mi-am făcut așa o închipuie, o imaginație, m-am uitat în jur să vedem eu cine sunt acolo sau dacă pot sta acolo sau ce fac eu mâine când mă scol dimineața aici. Care-i ocupația mea? Că aici, bă, Horea, tu știi un lucru, tu să nu știi un oameni care pot trăi. Dar eu trebuie să mă scol, să văd elementele și toate ale mele de care când am crescut de la 6 ani, 7 ani, ce țin minte, să văd un pom, să văd ceva, un loc al meu unde am crescut eu. Da, da. Ce e familiar, ce e familiar sufletului, domnul Becali? Da, ce am crescut eu, unde am crescut eu. Un graj, nu știu ce, ce am crescut eu în viața mea să văd. Dacă n-am amintire, înseamnă că viața mea s-a șters. Da, da, da. Era ca și cum v-aș fi aruncat toată identitatea. Da, da, și m-am gândit, bă, ce da, sâma asta, ce au făcut ei. Înțelegi? Mm-hmm. Îmi văd de treaba mea, nu mai atât. Că nu-i mai atât, dar că nu mai fac eu politică, înțelegi? Mm-hmm. Nu-i mai atât, îmi văd de treaba mea și gata, și ne-am văzut de treaba mea. Da. Și gata. Da, dar nu poți să ții când vezi că te bat jucurești. Cum să ții cu echipa națională? Da, am înțeles. Apropo... Era țineam ca un fel de inerție, că de ce? Băi, e Stanciu, la minge, țineam cu Stanciu. Băi, e Alibec, l-am avut, e Alibec, țineam cu Alibec. E un sentiment că ții cu jucătorii tăi, înțelege că care au jucat, sau ții cu românii că-s români, dar parcă e și împotriva lor când e mingea la adversar. Da. Adică e un sentiment care nu poți să-l deschizi. Nu, îl înțeleg perfect. E în momentul când vezi că cineva dă în treaba ta, în afacerea ta, în echipa ta, mă rog, ești împotriva lui.
Da, normal. Adică chiar dacă ești împotriva... Nu mai poți să fii naționalist, că ești tu ca individ. Chiar dacă iubești pe oamenii ăia, pe fotbaliștii care joacă, dar ești împotriva conducătorului care îi conduce. Da. Da, am înțeles. Mă uitam, domnul Becali, mă uitam, nu știu dacă știți, mă uitam, cred că aveți mai mari șanse la titlu acum. Bine, cum să zic, sună așa urât, cinic ce zic eu, eu acum vorbesc, că n-a, sunt ziarist. Ați auzit bietul Rahmani, ce-a pățit, a? Ce-a pățit? Ruptură de peroneu. Fisură. Sau fisură de peroneu. Lasă-mă că nu Rahmani era pericol. Nu, rapidul mă interesa pe mine. Da, de ce nu? Păi, du-te, Becali. Hai, bă, ce să facă Rapidul, mă, sau ce să mai facă, sau și Craiova. Nu e singur. Bă, Horia, e prea mare diferența de valoare ca să poată recupera 7 puncte. N-au cum să le recupere. Păi dacă îl dați pe Olaru, o să vedeți că o să aveți probleme dacă îl dați. Păi da, dar nu-l dau. Păi a zis că a cerut 8 milioane, a zis. Păi da, dar le-am spus așa. Dumnezeu, îl dădeam și cu 6. Dar pentru că s-ar putea să pierd campionatul, cer 8. Așa le-am spus. Păi cum îl pierzi? Păi poți să-l pierd fără Olaru. Corect, corect. Nu, păi îl pierd fără Olaru, e greu de câștigat. Da, dar nu-mi spune și mie echipa, că-s curios. Nu mai țin minte. Haideți, domnul Becali, serios acum. Nu mai țin minte, am uitat, Da, bine, atunci măcar din ce campionat, spuneți-mi. Păi dar numai că am uitat. Da. Păi ce să facem? Vedeți? Păi vedeți. Așa a uitat și Edi aseară. Am vorbit o jumătate de oră și v-am povestit. Vedeți? Așa a uitat și Edi aseară. A uitat să-l bage pe Coman. Păi da, ce să fac? Vezi, poate uit și eu să-ți mai răspund la telefon. Lăsați neagiju că intrați în Champions League. Da, nu, dar serios acum. Haideți, ziceți în campionatul măcar atâta. Nu vă cer echipa. Campionatul, domn Becali. Bă, Corea, dacă nu-ți spun, nu-ți spun. Nea, Gigi, lăsați că intrați în Champions League la anul și îl vindeți cu 20. Păi, bravo, băi, băieți, ce să-i. Da. Așa este. Deci luptă doar cu CFR-ul, nu? Păi, dar... Băi, să vedem că s-ar putea să mai nu luptăm deloc, pentru că acum sunt câteva etape în care putem să luăm, ei acum au meciuri mai grele, noi nu avem decât cu Rapidul, care și aia nu-i mare, că e ambiția mare, da, e un meci. Înțelegi? Dar ca valoare, e să-i bate. Rapidul fără Rahmani, care e fotbalist, indiferent ce spuneți. Băi, mă, lasă-l, de unde e? Când, ce a făcut? Ce a demonstrat? Păi a jucat în 5 meciuri și a dat 6 goluri. Din 11 metri 3. Nu mai știu, dar... Am înțeles. Deci CFR. Dacă va mai fi și CFR. Dacă va mai fi peste 5-6 etape. Uh-huh. Noi acum am făcut echipă foarte puternică, Corea. Înțelegi? Acolo în stânga n-aveam. L-am luat pe Ganea. Stânga n-aveam acolo dublură la Radunovici. N-aveam în dreapta atacant. L-am luat pe ăsta, pe Rotariu. Deci noi suntem foarte puternici la ora. Revine Chiricheș. Aveți vine echipă. Și Chiricheș, da. Avem echipă tare. Nu așa cred. A plecat Vulturar sau încă nu? Păi Vulturar a venit pentru că... Nu, hai că nu vă pot spune toate. Vă pot spune peste cam 2 luni. Uh-huh. Un secret care nu vă pot spune. Și a ochit deja jucătoria care îi doriți? Păi da, păi a fost și a venit. A deja a fost și a venit? Păi dar nu vă pot spune mai multe. Hai că nu știu. Nu vă pot spune. Uh-huh. Sunt niște lucruri care nu vă pot spune, că sunt jucători care sunt și alții interesați. Am înțeles. Dar asta vă întreb, jucătoria care îi vreați, i-a ochit deja în Africa acolo? Mă, unui ca și luat. Pe ce post? Păi, dar nu pot să-ți spun. Păi, ce naibii postul? Sunt drept cu mii de jucători. Păi, dar nu pot, să spun ce să fac. Nu pot să spun că dacă vi-l spun, e posibil să faci niște investigații așa în trecut. Da, fac eu investigații, vă dați seama, mă duc eu să mă cești. Nu, tată, nu. Că de ce să vă spun? Păi, de ce să vă spun? Păi, dar ce? Nu e jucător român, bănuiesc, nu? Păi, dar nu e român, mă, este de culoare. Deci gata, v-ați găsit atacantul. E de culoare și este și creștin. Bravo, deci v-ați găsit atacantul. E înalt cum l-ați vrut?
cum a zis dumneavoastră? Hai că bine, nu mai lasă, că nu vreau să spunem. Da, păi, dar nu e atacant, nu e, o să vedeți, da? Uh-huh. A, interesant. Și bun de tot, domn Becali, bun, bun? Bă, are o viteză ca viteza luminii. Am avut mai multe semnalmente că după aia se prinde da, cineva. Da, că se mai prinde. E o echipă din România care l-a vrut și se prinde despre ce e bun. Am înțeles. Bine, haideți că nu vă mai întreb atunci să vă faceți transferul. Și ăsta, băiatul ăsta, dacă vine tot din iarnă, de acum sau tot din iarnă, dacă vine? Păi ăsta vine în iarnă, de aia nu pot să vi-l spun. Am înțeles. Păi înseamnă că v-ați cam închis, nu? Pe cine să mai luați, domnul Becali? Că sunteți cam închiși cu echipa. Ce să mai luați? Păi da, o să... Băcoria, vreau să avem două echipe, că jucăm și cupa anul ăsta. Mm-hmm. Trebuie să jucăm și cupa anul ăsta, câștigăm și pe cupă și pe campionat. A, vreți eventul anul ăsta? Da, anul ăsta trebuie neapărat eventul. Păi, vreau să spun ceva. Deci, Nenea Talpan, așa. Mi-am făcut plângere penală, cred că scăpăm de el. Cum adică v-a făcut plângere penală? I-am făcut plângere penală. A, așa, vă rog. Hai să vezi ce a făcut Nenea Talpan, ca să vezi pe Nenea Talpan. Bă, Nenea Talpan, el la curtea de apel i-a dat 30.000 de euro de spăgubire de calomnie, ce l-a încalomniat. El a venit și a executat, până executor, 30.000 de euro. Da. Mă duc la Curtea Supremă. Da. Curtea Supremă spune numai 5.000 trebuie să-i dea. Anulează hotărârea de 30 și trebuie să-i dea numai 5.000. Așa. Curtea Supremă nu s-a pronunțat și pe ea că a luat 30.000. Adică s-a pronunțat numai pe sumă cât trebuie să primească el. Eu mă duc și cer să execut aia 25.000, să-mi dea 25.000 înapoi, că a luat 30, nu? Corect. El se duce cu hotărârea de la Curtea Supremă în care spune, domnule, trebuie să-i dea numai 5, nu 30, și o pune în executare și pe aia ca și când n-ar fi luat deloc. Și vine executor judecătoresc, blochează mie conturile și când a vrut să fac o plată, mi-a zis, domnul Becali, eu când bag bani în cont, bag, de exemplu, vreau să bag, cum ar veni, 100.000 să fac ceva într-un cont. Așa. Și eu bag 100.000 și am vrut să fac o plată, să cumpăr o volă de 99.000. Și când să cumpăr, a zis, domnule, n-ai cum, că s-a blocat 5.000 de euro pe ăștia. Pe cum să blocheze? Când eu s-a blocat executorul judecătoresc, am vorbit cu el, păi domnule, Becali, domnul Talpan, a pus executare pe 5.000. El în loc să dea 25, el a mai executat încă 5. Adică a pus executare de două ori. Am înțeles. Și atunci el, cum ar fi cuvinte, înșelăciune asta. I-am făcut plângere penală la parchetul militar. Da, na. Acum scăpăm de el, că doar îți dai seama. O chestiune de asta nu poate să facă un om întreg la minte. Pentru mine nu contează 5.000. Dar ca gest, adică ca cum să lași un om jurist la Ministerul Apărării, un om care face așa ceva. Adică, bă, înseamnă că băi, să ne retragem ca țară atunci dacă avem la armată un jurist de ăsta, atunci... Păi și ce poate să-l facă? Să-l dea afară din armată? Păi trebuie să-l... Păi nu, păi e plângere penală și poate să-l condamne normal. Sigur că da. Normal trebuie să-l condamne. E înșelăciune, e car, înțelegi? Îl iertați dumneavoastră peste 6 luni. Vă, îl iertați. Păi, eu l-am iertat de acum, dar eu vreau să scap de el pentru că eu ce vreau. Nu se poate în instituțiile statului român să existe un asemenea om. Nu se poate, pentru că el săracul trebuie. Băi, Horea, eu spun el, trebuie, nu știu ce, nu mai zic ce, că nu vreau să fac păcate. Da? Și cum să fac? Păi ce să fac? Păi dacă el mi-a executat 35.000 în loc de... A luat 30... Am înțeles, va executa cu totul 35.000, deși 25.000 vi-a dat judecata înapoi. Am înțeles exact. Da. El a mai pus încă și hotărârea de la Curtea Supremă în executare. Adică ca și când n-ar fi fost pusă. A, și dacă plângerea penală se acceptă și așa, poate să-l condamne, nu? Păi poate să condamne, poate să-i da cu executare, dar scap de el de acolo, că normal, adică unul care face așa ceva, nu mai are
bă, calitatea morală să mai fie el jurist la Ministerul Apărării. Da, am înțeles. Da. Mulțumim, domnul Becali. Succes cu Champions League-ul, că vrem și noi Champions League. Bun, a fost Gigi Becali, am discutat multe chestii interesante. Ce părere aveți de discuția asta cu FCSB-ul? Ce spune domnul Becali, că nu e normal să nu joace niciun jucător, nu e normal să nu joace Coma niciun minut? Vlad, cum e? Hai să discutăm puțin prin prisma asta. E anormal, e clar că e anormal. De fapt nu, din tu trebuia afară. Să-ți termin două idei. Nu, te rog, termină-ți-le. Bun, una ar fi cea legată de toată valea plângerii asta. S-a creat așa. Doar atâta să citesc mesajul Nicolae Stanciu, care l-a pus chiar Nicolae Stanciu pe pagina lui de Instagram. Suntem, un mesaj care l-a pus, cred că azi noapte, nu știu, sau azi dimineață. Suntem încă cu un... Deci Nicolae Stanciu, mesajul lui oficial către fani. Sunt în condițiile în care șanse de calificare mai sunt. Acum să privim lucrurile. M-auzi, să nu începem noi acum să plângem, da, că nu mai sunt șanse, înțeles, să ne zmiori că e. Spune Nicolae Stanciu, apelul lui Nicolae Stanciu către fani. Suntem încă cu un gust amar după meciul de aseară. Absolut toți am dat totul pentru a câștiga. Cu unitatea, forța și mentalitatea acestui grup sunt absolut sigur că vom ajunge să ne îndeplinim obiectivul. Vă mulțumim tuturor pentru mesaje și susținerea arătată. Duminică urmează poate cel mai important meci al campaniei și ne dorim să le facem copiilor prezenți și tuturor românilor o mare bucurie. Împreună, echipa națională. Mă rog, asta cu meciul important. Înțeleg, să pună emoticoane. Înțeleg ce asta. Vrea să spună. Nu, el vrea să spună cu următorul meci cel mai important. Da, mereu întotdeauna. Hai să ne focusăm pe ce urmează. Ne scufundăm în niște vorbe rog, de placă, într-un limbaj corporatist care nu duce nicăieri. Ne place să vorbim. Noi avem impresia, chestiile astea cu unitatea grupului, cu nu știu ce. Bă, sunt niște discursuri corporatiste care sunt mai rele decât ale lui Kim Irsen și ale Fenianului și ale lui Gheorghi Udej. Da, deci există acest limbaj care se folosește și în conferința de presă și pe la echipele de club și când vin jucătorii și unitatea grupului, că noi, că ajungi la niște concluzii stupide din chestia asta, cum ar fi că e meciul vieții cu Andorra. Deci, Nu cred că a vrut să zică că următorul meci e important să batem. Cred că asta a vrut să spună. Păi sunt niște goale în fotbal și în viață și în toată societatea. Adică, pe cuvânt, dacă nu prefer un limbaj direct ca al lui Gigi Becali sau ca al altora, acestei romgleze, acestei dejecții verbale care vine din lipsa calității de a gândi și în care toată lumea vorbește fără să spună nimic. Vorbe de clacă, limbaj corporatist, niște... Există rafturi, magazini întregi, dacă intri într-o librărie, de maculatură motivațională. Scrisă de câte o cuconetă de până America, care nu știu ce, poate are niște probleme fiziologice, nu e treaba noastră, dar sunt multe scriitoare de genul ăsta, care scriu mii de pagini fără să spună nimic. Teoria asta se preia și în fotbal, se preia și la echipa națională și la... Când vezi... Când îi vezi pe acolo cu fețele alea în care nu spun absolut nimic. Deci există de astea, dom'le, noi să demonstrăm unitatea grupului, motivația. Da, unitatea grupului, dar n-avem lider. Pentru că la urma urmei astea seară... sunt niște turme în căutarea Coreei de Nord și a lui Mao Tse-Dun și a ideologilor comunismului. Deci numai că i-am balat altfel, așa cum acum mâncătoriile astea în care intră sute de oameni sunt cantinele de pe vremuri. Le-au pus sigle occidentale. Deci, cum să spun, ne pierdem reperele și alunecăm toți în niște discuții de genul ăsta. Pe de altă parte, observăm că după ce a plâns Drăguș, băi, o poză cu Mihailo, uitați-vă că e pe medii. Peste tot. Eu am fost în gazetă. Dar da, este peste... foarte multă frustrare de neputință, de fapt. Aia e problema. Și nu avem... Deci, la începutul meciului, eu... Sunt două concluzii pe care le-am tras la rece, după meci, analizând tot ceea ce s-a întâmplat. Un lucru important care ține de noi este cel al lipsei unui lider și aici Adi Ilie poate să ne explice mult mai bine lucrul ăsta. Ce înseamnă liderul ăla atunci când toată lumea se precipită? Mie mi s-a părut, mai ales și inclusiv în prima repriză, Alibek era foarte nervos.
De la bun început, supărat la orice ratare. Nu am avut o minte limpede, unul care să-i liniștească, unul care să, nu neapărat să controleze jocul, dar care să dea liniștea interioară că hai să, ăsta este planul de joc, credem în el, o să dăm gol, toată lumea credea și toți eram convinși că o să dăm gol. N-ai cum, aia s-au pus pe două linii, trebuie să dăm gol. Dar noi n-am avut o minte limpede și nu neapărat pe teren, dar nici măcar la vestiare. Eu n-am văzut în repriza a doua să intre o națională care să fie liniștită, o națională care să știe avem un plan. Ăsta e planul A, ăsta e planul B. Da? Și mi s-au părut toate schimbările alea că au fost făcute așa, hai, toți, cum spunești tu, Alin, Mihail a intrat ca și talisman, toți, la un moment dat aveam centrări în fața porții, în disperare, Ianis, Moruțan și așa mai departe, și nu era nimeni acolo. Și aici vin, asta n-am înțeles, punctul 2, nu l-am înțeles la Edi. Cu Kosovo, da, l-ai băgat pe Pușcaș. Ai zis că ai un grup, ai un plan, l-ai băgat pe Pușcaș pentru care alure are forță, se bate cu ei. Belarusul, tot cu niște fundași solizi, da, noi nu am avut, n-am mai mers pe același plan. Pe Bârligea, care este un jucător în formă, l-ai trimis în tribună, adică în condițiile în care Pușcaș nu mai era. Că când l-a băgat pe cu Kosovo, l-a băgat pe Pușcaș, că ăsta a fost planul. Da? După care te trezești că, ca și plan B, eu cel puțin așa o văd, bă, dacă nu dăm gol, ce facem? Că e clar, oamenii ăia s-au pus pe două linii acolo și e foarte greu să-i desfacem. Da? Și atunci, în disperare și în precipitare, începem să aruncăm cu centrări. Și nu era nimeni acolo. Nu mai zic că toate centrările erau pe spatele tuturor. Toate centrările... Avem foarte bun jucător de cap, că am mai spus-o odată. Avem niște centrări, dăm niște centrări... De zici nu, că dar stai, nici măcar n-am avut centrări, că nici bancul, nici Rațiu n-au centrat nimic. O minge, repet, o minge razantă, o minge în gura porții, în 6 metri, eu n-am văzut. Vorbesc de faza ofensivă. Dacă tot avem pe Stanciu, intră și Ianis, care lovesc bine mingea de la 20 de metri, hai să-i aducem pe ea în situație. Să desfacem jocul și să-i aducem pe ea. Că oricum nu puteam să intrăm în care o dă cu centrul. Da. Adu-i pe ea la 20 de metri, pune-i puțin în spatele vârfului cu cine joacă, să o lovește vreunul și să duce mingea spre poartă. Da. Și mai e un aspect care, nu știu, hai să facem un exercițiu așa de imaginație. Haideți să luăm arbitrajul de aseară, care a fost ok, adică nu s-a întâmplat nimic, și să-l punem în meciul cu Kosovo. Crezi că mai batem? Da. Eu cred că asta și asta ne-a lipsit aseară. Sincer, pentru că băieții ăștia... Un arbitraj care să ne sufle puțin nu, în un da, un arbitraj, pentru că foarte multă frustrare la băieții ăștia. Adică ei credeau, sau au lăsat bine, impresia... Bine, sunt nordici. A fost norvegian arbitrajul ăla, tu știi cum se... La ei mai greu. Ceva. M-auzi? La ei mai greu să le induci. Odată când ei puteau pleca pe contraatac, cade foarte ușor Drăgușin în prima repriză. Și el dă fault. Acolo poate să nu dea fault. Da, Adi, vreau să te întreb ceva. Spre poartă. Așa, nu, senzația e că n-avem un lider la națională? Sau n-avem? Un lider. Nu cred că avem un lider. Liderul cum jucam noi în timpul meciului te calmează, spune, stai pentru mai încet, nu te mai precipita. Pentru că n-ai niciun jucător căruia valoarea. Nici Stanciu nu-i liderul. Nu văd niciunul să-și asume. Nici pe Stanciu? Nu, să-și asume așa o responsabilitate. Las că încep să rezolvi o situație. Stai puțin că e fac eu. Păi nu-i de trebuie, dar de ce nu vezi pe Stanciu? Și temperamentul. Nu văd deocamdată pe nimeni. E moale și Stanciu. Toate vorbesc de declarații, toate toți vin, unii plâng pe la conferința de presă, pleacă tot de la declarații dinainte de meci. Stai că adică punem și... o presiune și ei își pun presiune singuri, nu o să fie liniștiți în timpul jocului. Inclusiv și după faptul meci, că... Să mă corectați un pic la meci de la, nu știu, a zis și domnul Dinu, ceva de declarația lui Edi. A spus cumva, când începe declarațiile, că nu auzeam foarte bine, că am jucat cu o echipă care a pierdut foarte greu în Israel. Da, și pe mine mă interesează cum eu au jucat spus cu oia. Nu mă interesează. Ne-a avertizat că ăsta, bă, aveți grijă. Și pe mine m-a interesat să ne spui de ce n-am putut să deschidem pe aia și să măcar să avem mai multe ocazii. Ca joc. Asta ne interesează să spun. Nu să ne avertizăm că au luat aia golul în 90, să am jucat cu o echipă. Păi, și cu Andorra ce face? Că a luat golul în 60, o să spunem că terminăm 0-0, că și elvețenii de golul în 60. Așa o să începem? A, și inclusiv faptul că Mihai Stoichiță a simțit nevoia din tribune să spună calm, calm, da? Și asta denotă faptul că nu avem un lider care să liniștească lucrurile și care să dea ton.
Pentru că faptele vorbesc, că suntem... Păi, ca să ai lider, ce înseamnă? Uite, aseară ne uitam un pic, Croația a luat bătaia acasă de la Turcia. Bă, Modric e lider acolo, are 39 de ani și cred că și dacă are 79... Avem și un lider, avem și un lider la telefon, că toată viața a fost lider, mitică Dragomir. Bună ziua, domnul președinte! Să vă trăiască viața la toți și privitorilor! Doamne ajută! Ce făcurăm? Iar am dat cu copita în dorința cu lapte? Măi, nene, când ai niște nulități care conduc fotbalul, n-ai cum să ai rezultate. Acum ce? Joacă nulitățile care conduc? Toți jucătorii joacă, ne amintic. Bineînțeles, lasă-mă să termin. Băi, fii atent aici. Spre deosebire de voi de acolo, din studio, eu, mitică Dragomir, unul din... Deci, am făcut de așa natură încât unul din cei care au stat în tribună în Ungaria a înregistrat tot ce se vorbește și în tribună, ce s-a stricat de către Stoichiță. Iată, e caz unic, reține ce spun. Și singurul care avea dreptate de ce se vorbea acolo era numai Stoichiță, iar ăla care a strigat și toate strigăturile lui Stoichiță le-am până la două noaptea le-am în paralel cu am pus meciul, n-a greșit odată. Iar trebuia să mai strige, să nu facă schimbările pe care le-a făcut. Eu am ținut cu Edi foarte mult. Numai că aseară cineva, dacă a făcut el, înseamnă că a greșit enorm, dacă l-a influențat cineva, mai rău este. Dom'le, nu poți să-l scoți pe Alibec și să joci fără înaintași de valoare și după aia l-a scos și pe celălalt care jucase foarte bine, doi înaintași de valoare, și să aduci în loc numai jucători lenți. Că târziu l-a băgat ăsta de la Steaua, mijlocașul, plus italianul ăsta care mi-a dat goluri. Fii atent aici. Nu, schimbările și echipa au fost făcute prost. Echipa a făcută prost la început. Nu poți să joci cu toată echipa lentă. Nu poți să joci cu... să-l ai pe Sorescu, jucător de viteză, de bandă, care face banda. Și să joci cu... Melcu de Rațiu. Cu Raciu. Deci nu poți, reține ce spune, este imposibil. Nu poți să-l scoți pe Alipec la 0-0 când n-ai alt vârf de atac de ăsta. Nu poți să-l scoți pe ăsta lui Șumudică, pe Drăguș. Pe Drăguș. Lași, dom'le, până că jucase bine. Era și bine antrenat, se mișca bine. Și nu poți să joci pe Rolaru, băi, frate, că are, e singurul care are viteză. Restul nu-i mai morți, nu mai jucători lenți, înțelegi? Păi da, dar din ce spuneți dumneavoastră, e eșecul lui Edi. Ce să mai? Dom'le, eu l-am tot lăudat pe Edi, dar ieri convingerea mea este că el a greșit prima dată când a făcut echipa, iar a doua oară când a făcut schimbările. Asta un aspect. Nu poți să joci numai cu jucători cu viteza întâia și a doua. Reține ce vă spun. Nu poți juca numai cu jucători cu viteza întâia și a doua. Mihăilă trebuia să joace și cum să nu joci cu Coman, mă, că a jucat un meci prost la echipa națională. Lasă-l, băi, frate, că e jucător de viteză. Cu ăștia trebuia să fie cel puțin 6 jucători de viteză în echipă. La noi am avut 9 jucători cu viteza întâia și a doua în prima repriză. Singurul care a luat atitudine, să zic așa, prin strigătele lui din tribună a fost Stoichiță. Odată dacă
sunteți interesați, o să vă dau înregistrarea din tribuna. Dar cine e turnătorul care l-a înregistrat? Păi, unul de meserie. Horia, eu încă am acces la informații, tot ce se întâmplă în ligă, tot ce se întâmplă în federație, nu că știu cu lux de amănunte zi de zi. Gata, știu cine l-a înregistrat. Schweitzer. La gata, m-am prins. Hai, v-am dat șahmat. Șahmat v-am dat acum. Nu, Schweitzer. Și dacă ar fi Schweitzer, nu l-ar spune în viața mea. Știu, dar gata, v-am dat șahmat. Nu. Sunt prea bun, neamitică, sunt prea bun. Schweitzer în niciun caz. Pentru că ai pomenit numele, îi mulțumesc pentru produsele dacice pe care mi l-a trimis din fabrica lui. Dar e treaba lui, ce mă interesează pe mine, ce v-a dat dumneavoastră și eu n-am primit nimic. Ce mă interesează să-i mulțumiți? Mulțumiți-i în privat. Când am fost președinte la Ligă, nu primeam. Dacă primeam și eu TVA-ul la produsele dacice, adică un cârnat și două rude de cașcaval, mai ziceam, dar ce? Vă las așa să vă faceți reclamă așa? Ce vă rog? Nu, cârnat. El are lichide, are lichide. Are o fabrică de băuturi și mi-a trimis, de exemplu, afinată, vișinată, vodka. V-a trimis dumneavoastră. Și ce, bă, cu ce ne încălzește pe noi patru din studio? Sunt de cucoane. Nu, mi-a trimis pentru că am ținut echipa la hotel și au scos rezultate bune. Am de înțeles. Dat. Deci domnul Schweitzer l-a turnat pe Stoichiță. Nu, nici de cum mă vezi de treabă. Altul. Da. Unchiul lui Schweitzer. Atent aici. A turnat pe toată lumea, numai că eu am ce discutau ei acolo? Băi, numai unul avea dreptate, restul parcă erau, vorbeau de bombe. Păi restul de unde se știe? Ia stați puțin. Burleanu, de exemplu, ce comentarii a făcut? Mă abțin să vorbesc deocamdată că mai e un meci, măcar să-l câștige pe ăsta, ca să avem emoții, ultimul meci cu Israelul. Dar nu mai prostii vorbește, lasă-l în pace. Adică, nu stați, a dat și Burleanu indicații? Nu, când comentează acolo sunt ca și indicații. Înțeles. Și nu se pricepe, ziceți? Nu, la fotbal nu. Din înregistrări, vă întreb. Nu. El e niciunul din tot stafful nu s-a pricepe, decât unul singur se pricepe, pe Stoichiță. Păi să-l punem pe Stoichiță atunci, de ce nu-l punem pe Stoichiță, selecționer? Păi nu, că și pe Stoichiță, îl înjură unii de-l spurcă. Păi nu, dar de ce ne-l punem? În primul rând e și mai ieftin, Stoichiță. Nu, acum lăsând gluma la o parte, s-a greșit. Dacă nu i-am bătut nici pe ăștia. Dar nu e glumă, nu e glumă neamitică. Punem, dacă Stoichiță a avut dreptate 90 de minute, de ce nu-l punem pe Stoichiță? Dacă omul avea dreptate 90 de minute. Păi sau bun, dar de ce sau uite, pus uite, de uite, ce vă mai dau una. Vă mai dau una. De ce? De ce Edi nu-l ia pe Stoichiță pe bancă să beneficieze de sfatul lui din când în când? Nu știu asta, dar de ce nu l-a pus federația direct pe Piciurcă, cel care are 3 calificări, care are experiență? Nu. Ei, de ce nu l-a pus pe Hagi? Da, de ce eu nu vă l-a întreb pus ceva. De eu vă întreb ceva. Hagi n-a vrut. Da, eu vă întreb ceva. Eu vorbesc serios acum. De ce Edi nu i-ar spune că nu e ce, de jenă sau de ceva? Nea Mihai, mai sunt 3 meciuri. Vino, domne, pe bancă, mă mai sfătuiești eu cu matale. Care e problema? Nu, pentru că totul a plecat de la Drăgoi, de la Rădoi. În momentul când i-a stricat, voi, nu știu dacă știți faza asta, când striga, Rădoi făcea niște greșeli. Și ăsta, Stoichiță, i-a strigat din tribună. Și atunci Rădoi i-a întors, vino, bre, dumneata și antrenează. Uh-huh. Păi așa, și ce eu, Edi e un om, Rădoi e în alt om, fiecare gândește altfel. Pentru că la noi, la echipa națională... Neamitică, țineți minte ce vă spun. Eu dacă aș fi Edi, dacă nu e vorba aici, că nu... Pe, noi, eu aș lua păreri de la toți oamenii din jurul meu. Dom'le, el are pe... Taicăsu a fost un mare antrenor. Nu, clar asta, dar Taicăsu nu poate să stea pe bancă. Care ar fi problema Stoichiță să stea cu Edi pe bancă? Acum vă întreb, care e problema? Nu, că atunci i-a diminuat din valoarea lui de antrenor. Adică s-ar simți, cum să spun... S-ar simți lezat, bineînțeles. Lezat, Edi? Da. Nu mai bine te simți lezat și te califici?
mai Horia ta ar trebui să gândească cum gândești tu, dar nu o să gândească... N-aș avea nicio problemă. Mihai, vino, Mihai, vino tată pe bancă, n-am nimic, vrem să ne calificăm, nu? Stai aici pe bancă și îți mai spune amitică ceva, decât să strige Stoichiță din tribună, aia, mai bine îți spune Stoichiță și n-aude nimeni pe bancă acolo, pe cuvânt. Dom'le, eu sunt antenor de meserie, printre altele, eu totuși strângeam 4-5 din ăștia bătrânii care mai pot gândi. E, Dinu, pe Enei că e paradit în jos, dar la cap este sănătos. Eu știu pe Lucescu al bătrân și pe al tânăr. Fii atent aici. Făceam o ședință odată cu ei la o bere. Invitam eu la o... Bă, voi cum credeți, bă, că putem să scoatem fotbalul ăsta din mocirla care este? Pentru că eu vă spun, ca valoare, jucătorii noștri de aseară sunt peste, cu mult peste adversarul nostru și peste adversarii noștri. Pentru că nimeni nu știe, băi, fraților, că totuși, din punct de vedere politic, Burleanu a făcut bine cu Vasaras. Vasaras a făcut de așa natură să avem grupa asta. Vasaras bagă arbitrii care sunt cu noi pe față. Păi băi, aseară n-a fost un faul, bă, în preajba careului să o pună și ăsta pe var. N-am văzut în viața mea așa ceva. Numai jucători lenți, numai jucători care nu intră în combinații, care încearcă imposibilul și să greșească. Ce, domne, dar ce, Neamitică, ce facem, domne, cu obsesia asta cu Răzvan Marin? Că văd că fiecare selecționer are o obsesie. Ce facem cu Răzvan Marin la mijloc? Domne, Răzvan Marin e și de neînțeles. Ascultați-mă ce vă spun. Joacă lângă el cu jucători la fel de lenți ca el. Să înțelegeți acest lucru. Trebuie schimbat total ideea de joc a echipei Dar naționale. Dar joacă, domne, cu Olaru în locul lui Răzvan Marin, Neamitică. Care e problema? Nu în locul, neapărat în locul Răzvan Marin, dar Olaru trebuie să joace titular. Bă, păi Olaru. Atunci cui? În locul lui Screciu? Că ăștia doi sunt, Marin cu Screciu. Băi, Olaru, Coman, Alibec, ăstălalt, Șumudică. Drăguș, ăla Sorescu, fundaș drept. Băi, ăștia trebuie să nu lipsească, ăștia jucători de viteză, bă! Așa ne trebuie nou. Cu ce îi depășim? Cu viteza întâia și a Mie mi se părea că dacă jucăm până dimineață nu le dăm gol. Categoric. Băi, categoric, băi. Nu puteam juca. Noi jucam numai lateral. Da. Păi băi, e posibil. Fundașul drept n-a dat nicio centrare. Da, da. Acolo ar fi trebuit să joci. Cu Sorescu, cu Sorescu. Cu drept mijlocaș aripă. Cu Sorescu, adică. Da, cu Sorescu, categoric. Și Bancu, Modest, și Bancu, Praf și Bancu. Nici o centrală n-a dat nici bani. Dom'le, dacă luați în ansamblu, și eu am crezut, dar după aia m-am uitat la meci până la două noaptea. Dom'le, Bancu a încercat, a intrat în combinație. Nu, a încercat, dar nu vezi centrările alea în gura porții, nu vezi mingile pe care să scrie pericol. Astea fac aripile în fotbalul modern. Da, îți da, aruncă da, mingile în gura de porții acord, acolo. De acord, numai că Drăguș juca numai în tușe, nu intra ca și cu în interior să-i creeze spațiu lui Bancu. Bancu, dacă nu-i creeze spațiu pe margine, nu intră mijlocașul, nu intră în interior să-i facă spațiu, nu poate juca, mă, fratele meu, bine. Da, mă uitam și la Drăguș, a jucat bine. Eu nu înțeleg, Neamitică, te apuci și bocești la interviuri după meci. S-a dus la interviuri, avea lacrimi în ochi, domne, că n-am jucat, că rezultat... Domnilor, să știți de la mine, nu sunt de înjurată... Vorbiți în telefon, Neamitică, că nu vă auzim. Tati, da. Ascultă-mă ce spun. Nu poți să-l acuzi pe unul care suferă. Haide, Neamitică, că ne-am săturat de atâtea Batiste Ude pe la echipa națională, pe cuvântul meu de onoare.
dragul meu. Mai vreau atâta... și bărbați să ne calificăm și știți ceva? Ieri belarusul trebuie... Ascultați-mă ce vă spun, dacă ați fost conducător. Pe sus, bă, tată, trebuia să iei pe belarus ieri. 3-0, bă, 3-0 pe bătaie trebuia să le dai. Nu pe fotbal. N-au fost 3 faulturi ca lumea, mă. Ne aminti că intrai cu ei în poartă, 3-0 le dădeai, că dacă noi ne băteam ieri, eram calificați la Euro, atâta vă spun. Eram calificați. Bă, luai la bătaie ieri și intrai ca bărbații. Dar ce bărbați? Știi ce înseamnă bărbați? Bă, te luptai, îi băteai cu ghilimele de rigoare, intrai cu ei în poartă și până când nu intra mingea din poartă, nu plecai ieri de la Budapesta. Da, așa e, tati. Da. Păi de-aia vă zic cu batistuțele astea, aude. Bine, mă, n-ai jucat bine. Mai ai 3 meciuri, că nu s-a terminat calificarea. Ce atâtea lacrimi, zici că suntem... Era să zic o prostie acum, ce n-ai bine. Naționala batistelor rude. Da? Asta e nou supratitlu, da, care îl dau. Naționala batistelor rude, domnul Dragomir. Da. Ziceți-mi dacă greșesc cu ceva. Nu. N-ai voie meciul de ieri să-l pierzi. Cu firul de iarbă, cu arbitri, cu ce vrei tu. Ieri dacă câștigam, eram la Euro, neamitică, credeți-mă. Bine. Ce bine? Hai că m-a oprit poliția. Vorbi serios? Vorbi serios? Da. Pe ce, îi oprește și dați-mi la telefon agentul. Nu pot să-ți dau agentul la telefon, că se supără. Bună ziua. Suntem în direct, spuneți-i, domne, că suntem în direct, că se uită la emisiune. Hai, băi, că lasă-mă, îi deranjez pe domnii polițiști. Păi spuneți, domne, că sunteți în direct la Fanatic. De ce râdeți? Spune, ia întrebați-i, se uită la Fanatic? S-a speriat, vezi? S-a speriat și ne-a. Tu ai avut ceea ce n-a avut băieții aseară. Neamitică mai puțin. S-a speriat și neamitică. Neamitică rupe tricou ca Mihail. Nu, asta, bă, greșesc cu ceva? Naționala batistelor rude. Bă, eu n-am, încă o dată, că n-am nimica cu băieții, că mie mi-s dragi. Da, mă, că se induce. Mă auzi și stai. Avem încă șanse, că nu poți să zici că noi. Dar fiți, bă, mai bună, bă, mai bărbați, urcă-i, bă, pe garduri. Vorba aceea, n-am făcut 3 faulturi. Cobra, 3 faulturi n-am făcut. Cine să-i urce, mă? Și pe ce garduri? Că nu eram garduri acolo. De ce te uiți așa la mine de sus? De sus? Da. La același nivel. Aha, de ce te... Se pare că-s mai înalt acum, sau ce? Nu, ai dreptate, aici este... Încă nu ne-am pierdut șansele. Eu cred că o să ne calificăm. Dar puțin mai... Eu zic că mai agresiv. După 0-0 de... Puține personalitate. N-avem personalitate asta să vadă. Mergem, îi batem pe Andorra și vedem. După 0-0 cu ieri, eu nu mai zic așa că... Credeți-mă ce vă spun. E groasă. Presa din Israel exultă. Știi ce a scris presa de alea? Între atâtea necazuri a venit și o mică bucurie. România a făcut 0-0. Cum? Eu nu cred că ne bate Israel. Da, eu nu cred că au nevoie de să ne bată. De ce? Băi, la egalitate, ei dacă bat acum, la egalitate de punct... Noi batem Elveția? Ultima etapă? Noi nu batem Belarusul. Hai, să scoatem un punct dacă Elveția e calificată. Păi asta zic, adică Israelul are un meci mai puțin, trece peste noi. S-ar putea să le fie de ajuns și egalul, pentru că eu repet, pentru mine, meciul lor cu Kosovo, 3 puncte. Bun, noi putem... Să ne și calificăm noi. Sigur că asta ne dorim, să ne calificăm. Și deocamdată noi gândim doar pasul ăsta. Dar gândiți-vă că dacă ne calificăm, se poate să ne calificăm. Aline, o să interpretăm ca o mare performanță. Mergem în Germania și mergem în Germania și o să luăm ca lui Biștip acolo. Ascultați-mă ce vă zic, terminați, nu mai bateți câmpii. Nu mai bateți câmpii, ni s-au mișorat șansele mult după egalul de ieri. Da, nu, nu mai credeți-mă, nu mai faceți pe patrioții, că nu mai suntem la mâna noastră. E după de război, nu se știe ce nu, se întâmplă. Nu, Aline, am pierdut 2 puncte, crede-mă, uriașe, și mai e ceva. Mai e ceva. Hai să ne vedem sănătoși luni că am bătut Andorra și cu 1-0. Le putem califica. Dar stai că n-am bătut Andorra. Da, n-am bătut-o, nu. Nu, că la ce lipsă de idei am văzut ieri, mai ales în prima repriză, lipsă de idei. M-auzi? Ieri nici cu Andorra nu marcam în primele 4-5. În a doua repriză, jocul s-a schimbat. Dacă, marcam. Dar crede-mă, Alin, în prima repriză nu marcam. Dacă nu batem Andorra, atunci nu mai are rost să discutăm.
N-am bătut Andorra și vrem la campionatul european? Sau ce, ce facem aici? Nu, dar asta n-am spun. Bătut Andorra. Andorra e o echipă în mare parte amatoare, este pe locul 7000 în lume pe cel ochi. Scuză-mă, haide să mai vorbim și să mai, m-auzi? Să mai vorbim și lucruri frumoase și pozitive, nu doar să fim triști. Îl avem la telefon pe Atanas Strică. Salut, Atanas! Bună ziua! Salut și felicitări! Mulțumim frumos! Ne-a crescut inima, să știi, când am văzut că ai marcat împotriva Angliei. Da, vă dați seama, a fost un moment frumos pentru mine și pentru colegii mei. E ceva unic să batem Anglia. Nici noi încă nu realizăm ce s-a întâmplat exact, dar probabil zilele următoare o să ne dăm noi seama. Da, doar o secundă, Vlad, spune-le oamenilor ce s-a întâmplat, ca să știe. Doar o secundă, Atanas, să-i punem pe privitori, că poate unii nu știu, deși mă îndoiesc. Da, România a câștigat împotriva Angliei 2-0. România care? România Under 20. Păi așa, da, așa. Că zice lumea, sunteți nebuni. Că România Under 18 a pierdut 5-0 în Portugalia. Da, deci România Under România 20. România Under 20, o victorie de prestigiu împotriva Angliei Under 20, 2-0 cu Atanas aici lângă noi. Unul dintre marcatori. Unul dintre golul marcatori. Golul 2 din penalti, golul 1 senzațional marcat de Mihai de la UTA. Cum să spun, șut de la 25 de metri. Atanas, hai povestește-ne puțin cum a fost, că știi cum e, să mai auzim și vești bune. Să mai vorbim și de victorii. Cum a fost victoria asta? Sincer, îți vine să crezi că ați bătut Anglia? Nu știu ce să zic acum. La începutul meciului, dacă ne-ar fi spus cineva că o să facem egal, am fi semnat cu toții pe loc. Am început meciul foarte bine, cu un gol incredibil al lui Mihai. Asta ne-a băgat un pic în vână. După care am stat foarte bine în teren, am închis spațiile și a venit tot așa, printr-o schemă făcută la antrenament, să zic, cu niște devieri și greșeala portarului Angliei, plus dribbling-ul lui Musi de la penalti și na, s-a făcut penaltiul 2-0 și am început să închidem spațiile cât mai bine tot meciul. Și după au avut ei un penalti care n-a prea fost. Da. În opinia mea, nu e penalti niciodată. Și dă unul pe lângă poartă. Și noi a rămas surprins că a dat. La noi, dacă dai penalti, ăla cum. Povestește-mi puțin cum a fost la vestiare, după ce bați Anglia, că atât de dor ne-a Atanas de victorii din astea, încât crede-mă, aștept orice amănunt, poți să mi-l dai, ți-l sorb, ca să zic așa. Vă dați seama, ne-am bucurat foarte, foarte mult, pentru că, cum am spus, nici acum nu ne dăm seama exact ce s-a întâmplat. Mi se pare că am câștigat un meci banal cu orice altă reprezentativă, dar a fost o bucurie de nedescris. Suntem foarte fericiți, dar... Sper că v-ați spus, sper că ați dat drumul la muzică, la manele, sper că a fost distracție. Da, da, Musi a fost DJ-ul. Da? Și ce v-a pus? Da. Ce v-a pus? Ce melodie v-a pus? Ce știe el cel mai bine, mai multe. A, e cu manelele, Musi, a? E cu orice. Dar care a fost melodia de ați început tot să cântați? Nu știu să vă zic o melodie. Imnul național. Da, da, așa e. Imnul național. Imnul României. Da. Da. Deci Musi a fost DJ-ul și înțeleg că a fost, cum să spun, bucurie mare, pe ritmuri de muzică, de manele, e? Da, 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 a fost nu neapărat pe manele, pe... Pe muzică, în fine, nu. Multe, da, nu, eu zic de manele, că știi că manelele te bagă când în momente din alea, știi cum e, manelele parcă-s cele mai indicate când ai momente din astea de euforie. Depinde, mă, pe unii bagă da, brams. Nu știu, oricum nu prea am prins bucuria din vestiar, că am fost afară și am vorbit cu familia mea. Da, cred că foarte fericită familia. Da, normal, că fiecare gol în spiș la fiecare victorie, e normal. E poate cel mai important gol din cariera ta? Nu. Țin să vă zic că nu, pentru că am mai dat un gol la echipa națională și consider că a fost împotriva unei naționale un pic mai important, de chiar dacă n-a fost într-o victorie cu Franța la turul de elită. Aceea a fost o națională foarte, foarte puternică. Am înțeles. Bun, da, și englezii, din ce știu eu, nu sunt specialist, dar băi, n-au fost și ceva jucători în teren, eu așa știu, care joacă în Premier League? Da, au fost, băi, a fost fundașul stânga Lewis Hall de la Newcastle, care e împrumutat de Chelsea, sezonul trecut a jucat la Chelsea aproape meci. După 40 de milioane de lire, acum. Da, da. Așa? Au fost și de atacanți care, tot așa, Burstow e împrumutat la Sunderland de la Chelsea, Scarlett de la Tottenham. Vă dați seama, fotbaliști importanți. Pentru adică ați jucat împotriva unei naționale cu jucători de, unei naționale de, până la urmă, de sute de milioane, nu până la urmă. Da, așa e, dar
cum ne-a spus și Mr. Curelea, unitatea grupului și forța grupului este peste milioanele de euro. Mm-hmm. A, așa v-a spus, a? Da. Cum, deci te-ai dus tu să bați penaltiul? Erai tu desemnat sau tu te-ai dus să ai fost mai curajos? Chiar în cameră am avut o discuție că cu, eu sunt coleg de cameră cu Musi și am spus că dacă el obține penaltiul, bat eu și dacă obțin eu, bate el. Aha. Pentru că am văzut și noi, chiar la colegul meu, la Mitrița, am văzut că dacă obții penaltiul, ratezi. Nu, e o lege nescrisă și am considerat așa. Am luat mingea, am bătut 2-0 și... Ai avut ceva emoții? Vă recunosc că da, am avut emoții. Aha. Mhm. Uh-huh. Ce, cum a fost după meci cu familia? Păi, mama m-a luat în brațe, prietena mea la fel, m-au felicitat, au fost foarte, foarte mândri de mine și tatăl meu m-a sunat. Da? Ce ți-a zis Eugen? De ale lui că îmi crește cota, că el e cu cota. A, am înțeles. El e pe cașcaval, a? Ele cu banii, da. Am înțeles. Așa. Să înțeleg că tu ești așa mai romantic, ca să zic așa? Tu ești pe principii mai mult? Da. Așa e. Am înțeles. E bine că ești unul cu bani în familie, acum mai pragmatic. Știi cum e până la urmă? Da. Știu. Lorena, fericită? Da, bineînțeles. A fost și la meci. Mă urmărește peste tot în țara asta, pe unde mă duc, în lume. Și vă dați seama că e foarte fericită mereu când fac un joc bun, când marchez. Ce ziceau jucătorii englezi când au văzut replica voastră foarte bună în teren? Jucătorii ăștia de milioane, ce vorbeau? Că-i auzeați, nu? Da. Bine, spuneau între ei să fie mai să câștige mai multe dueluri, pentru că noi cam le-am luat multe dueluri și așa. Puțin surprinși? Da, cred că da. Oricum, noi am fost foarte motivați încă de când s-au cântat imnurile și am dat mâna cu ei. Ei ne-au luat un pic așa de sus, dădeau mâna ușor, erau așa un pic aroganți și lucrul ăsta ne-a deranjat un pic. Aha. Și am intrat în teren tare, i-am luat de sus, i-am luat pe sus și... Minutul 16-2-0. Minutul 16. Da, până s-au spălat pe mâini ieri cu ei cu niște dezinfectanți, era 2-0 deja până și-au revenit. Era deja 2-0 și nu mai știu ce să mai fac. A, deci v-au dat mâna așa, adică cu superioritate, da, nu? Da. Mâna aia slabă, ceva de genul, bine mă, trebuie să dau mâna și cu voi acum, asta e. Da, mâna așa slabă, ușor, nu știu, da. A? Și ce te-a, va deranja rău asta, a? Da, ne-a deranjat, pe asta am vorbit înainte de meci, când eram acolo la cer. Așa. Am spus că nu, ne-au luat prea de sus, sunt prea aroganți, trebuie să facem ceva neapărat și să facem cum facem, trebuie să câștigăm meciul ăsta, pentru că... Brav! Mă bucur mult, suntem tare mândri de voi. Cum e Curelea? Mi se pare un selecționer interesant, Atanas Curelea, nu știu, așa mi se pare mie. Nu neapărat că ați bătut Anglia, dar am mai auzit niște discursuri de ale lui, am mai văzut niște declarații. Da, sincer să fiu, da, este un antrenor foarte bun. Ne-a ajutat foarte mult pentru că ne-a unit acest grup foarte, foarte mult. Și gândiți-vă că primul meci am bătut Cehia acasă 2-0 și în Portugalia am avut foarte mare ghinion. Păi sunteți pe locul 1 acum. Ne-a bătut în minutul 98 Portugalia. Așa, după ce au avut 1-0 până în minutul 87 sau așa ceva, da. 1-0 din minutul 1 am dat gol acolo. Dăm golul repede, văd. Secunda 5. Dar de ce? Chiar e pregătiți asta la antrenament? Dați goluri așa de repede sau e întâmplător? Nu, ne iese. Adică pregătim și asta, doar că, să fiu sincer, ne iese. Chiar ne iese. Uh-huh. Am înțeles. Da. Deci, domnul Curelea, mister, cum îi spuneți voi, un antrenor interesant. Hai să vă spun eu de Curelea, că eu știu bine pe Curelea. Da. Întâmplarea face să fim vecini la două porți și mai stăm de vorbă. Domnule Costin a fost, pe lângă jucătorul pe care știe toată lumea care a fost, atacant bun, el a stat 4-5 ani lângă Petrescu. În vară, Petrescu a luat-o spre Jongbuk, Corea. Cât a stat lângă Petrescu? Cam ultimii trei, cred. S-a lăsat de fotbal,
Deci el de... deci a stat, a stat practic secund, lângă, secund. A stat lângă cel mai în vogă antrenor, da, domne, român. La CFR, nu știu, ani mulți. Și înainte de aia mi se pare că a fost pe la Clinceni un pic sau nu știu ce, bun. Dar acum a stat lângă Petrescu, a fost la Clinceni, cred că tot secund. A stat lângă Petrescu, măcar vreo 2 ani jumate, au prins și cupele europene și a învățat de la el și avea varianta, și cred că Petrescu era de acord, de a merge cu el acolo. Da. Ceea ce financiar, eu spun că însemna pentru Curelea mult mai bine să fii primul secund al lui Petrescu la o echipă bine plătită în Corea. Logic, da. El încă de, n-avea chestia decât asta. Decât să stai pe 100 de milioane salariul la Națională. Că atât are. 2-3 mii pe aici. Îți spun garantat, n-are mai mult. Are de 2, nu? De 2000 de nu euro. Nu știu cât are, habar n-am. În fine, da. Mai sunt diurnele pe la acțiuni. Așa, nu mai. Oricum, pe aici. Dar el până să aibă asta, că n-avea oferta de la Under 20, da. A zis, dom'le, am 30, nu știu, vreo 38-39 de ani are cu el, născut 84 sau 85, e momentul să plec pe, pe drumul meu de antrenor principal. Are pro, dom'le, mă duc și iau o echipă de Liga 2, de care o fi, pentru că acum e momentul. Și iată că a venit oferta asta de la... de la federație, acest lot unde a fost Pancu înainte. Deci omul a ales să meargă, să facă carieră și nu banii, asta a ales. Să antreneze. Să antreneze. El pleca, să plece Aline pe sabia lui. El e într-o relație bună, da, cu Petrescu în continuare, da, adică da, nu s-a pus prea că să nu-l ia. Da, acolo. Interesant. Lua. Da, auzi Atanas. Da, te rog, te rog, zi. Petrescu în perioada aia când era cu el mi-a vorbit foarte bine de Curel. Da? Știu situația. Revenim imediat. Da. Ai auzit Atanas, deci toată lumea vorbește frumos de Curelea. Păi făcea toată, da, treaba, că era suspendat tot timpul Petrescu, era, da, pe tribună. Ce urmează Atanas pentru voi, pentru Național? Păi urmează un meci la fel de important cu Norvegia. Mergem acolo să facem ce am pus și la meciul cu Anglia, să luăm cele 3 puncte. Mhm. Uh-huh. Uhum. Dar cum e? Cum ne calificăm? Cum e sistemul? E o competiție semi-oficială asta. Deci nu e... N-ai unde să te califici. E am o competiție înțeles. Între... Da, da, de elită. E socotită o elită. Am înțeles. Practic să creșteți voi ca fotbaliști. Se face și un clasament, da. Na, mă rog. Să creștem. Păi avem posibilitatea pentru de a juca acest gen de meciuri. Ne bucură foarte mult și dăm tot ce mai bun la fiecare meci. Uhum. Da. Ok, atunci ce să zic? Îți urez succes și la Națională și la echipa și la echipa de club. La club cum ești? Îți aștepți șansa, nu? Da, la club nu știu, chiar vă zic sincer, nu prea știu ce să spun prea multe, pentru că nu prea mai am cuvinte, așa să vă zic. Da, adică de ce? Ești dezamăgit că nu ți se dă șansă? Vă zic sincer, da. Sunt dezamăgit. Mhm. Uh-huh. Dar n-ai avut o discuție cu antrenorul, cu cum îl cheamă, cu Papură? Cu Papură. De dar de ce? Adică consider că ai meritat șanse, nu? Am mai tot fost trimis la echipa a doua, mi-am făcut treaba acolo, am dat goluri meci de meci și consideram că merit și eu șansa așa, mai multe șanse, să zic, că meritam. Uh-huh. Acum, na, îi las pe antrenor să decidă. Colici, Marcovici. Cum? Păi, sunt acolo atacanți care joacă alții. Da, așa e, sunt atacanți. Ia un sfat de la mine, Doar o secundă, să șterne ideea. Așa, Atanas, te rog. Nu, da, din toate dreptate, poate asta acolo atacanți sunt mai buni decât mine, mai experimentați. Da. Eu mă duc să fac treaba unde mă trimite. Mm-hmm. Dar crezi că, ținând cont și de faptul că se marchează puțin, meritai o șansă solidă, ca să spun așa, nu că te bagă 5 minute. Da, v-am spus doar ce simt eu acum, na, să nu fiu luat că caut, nu știu, cercet minute, nu știu ce. Uh-huh. Acum, na, mi-aștept și eu rândul ca orice alt jucător. Te gândești serios să și pleci dacă situația continuă? Asta rămâne de văzut. Sunt un pic, cel puțin acum, na, sunt un pic supărat că nici nu aveam drept de joc în Champions League la Youth League. Uh-huh. Chiar am fost un pic dezamăgit atunci. Acum, na, asta e. Bun, rămâne de văzut din iarnă încolo ce se va întâmpla. Da, ai vorbit cu Papi, cu domnul Papură? Cu domnul Papură am o relație foarte bună, pentru că el, până să plece domnul Reghe, am fost la echipa a doua
antrenor. Și el și bun. Când, și am avut meciuri foarte bune alături de el și nu acum și înainte să plec la Steaua împrumut. Avem o relație chiar foarte bună. O să avem o discuție ce se vrea. A, deci tu cu atât mai mult nu înțelegi de ce nu joci fiind papură. Da, v-am zis. Nu știu, chiar nu știu ce să zic. Da, da, adică, da, e normal, e normal, orice jucător e dezamăgit când nu prinde minute. E, da, tu te simți că tu te simți nu doar dezamăgit, tu te simți și nedreptățit. E clar din tonul tău și din ce spui. Da, acum, da. Bă, e clar, adică se simte clar că te simți nedreptățit nu și după aia dezamăgit. Da, nu, prima oară dezamăgit pentru că, cum am spus, orice jucător își dorește să joace și e normal. Dacă nu, e mult mai grav dacă nu-ți dorești să joci. Da, dar și tu consideri că ai fi putut să faci în unele meciuri diferența? Asta nu pot să spun eu neapărat, dar doar că îmi doream să mai fiu și eu la unele meciuri. Da. Te rog, Ilie, uite, Cobra vrea să-ți dea, a zis că vrea să-ți dea un sfat, Adrian Ilie. Bine, și pentru tine și pentru cei de acolo. Este important să joci la vârstă. Asta pentru că capezi foarte multă experiență în joc. Dacă nu-ți găsești o echipă să joci, o să te trezești pe la 23 de ani că ai 15 meciuri în prima divizie. Și o să fie târziu. Da, da. Vă mulțumesc mult pentru acest sfat, mai ales de la dumneavoastră. Da, asta am vorbit și cu apropiații mei. Vom vedea din iarnă ce se va întâmpla, pentru că e clar că îmi doresc să joc și la un nivel cât mai bun. Uh-huh. În momentan ai vreo ofertă, de exemplu, din Liga 1? Momentan nu sunt oferte, pentru că e și perioada închisă, dar au fost ceva discuții. Uh-huh. Și rămâne de văzut dacă ar fi o ofertă bună și din Liga 2, vă dați seama că n-aș refuza un împrumut pe 6, nu la Liga 2. Nu, da, da. La CSA te-ai întoarce? La Steaua, dacă m-aș întoarce, m-aș pune la masă cu ei, vă dați. Am înțeles. Asta îi spunea și taică, s-am văzut. Nu, dar trebuie să, Atanas, trebuie să joci. Dacă nu da, joci de pom... Mai clar. A fost o declarație lui Trică aseară, că i-ar fi transmis sau ar fi intrat pe undeva și a transmis domne să... iar mai prinde bine la Divizia B un an sau o jumătate de ani. O declarație a lui Trică acum, după meciul. Da, da. Că a fost sunat de unii de alții să-și spună părerea. Da, da, da. Că i-ar mai trebui chiar și la Divizia B. Da, să joace, adică asta o jumătate de campionat, un campionat. Dom'le, la el e mai mult. El e atacant. Să joace, să dea goluri. Du-te să da, trebuie să joci, Atanas. Nu joci. Da, da, normal. Timpul, tinerețea nu ți-o dă nimeni înapoi. Așa e. Bine, mulțumim și încă o dată felicitări. Și eu vă mulțumesc frumos și vă urmăresc emisiunea zi de zi, să știți. Mulțumesc mult de tot, sărutări de mâini și lui Lorena, salutări și lui Eugen când mai vorbești cu el. Da. Vă îmbrățișez pe toți. Zi frumoasă. Mulțumesc. Mulțumesc mult de tot. Da. Bun, revenim la Naționala Mare. Adi, ce e de făcut? Cum vezi? Hai să facem pe selecționerii puțin. Cum vezi primul 11 cu Andorra? Un 11 care să nu mai aibă dificultăți de a-și crea ocazii. Să nu mai stăm, să avem și noi un 2-0, 3-0 la pauză. Am zis și amintică aceeași situație. Bancu, ca să urce în atac, să screze acolo, să ajungă în colțul lui 16 sau mai înăuntru, cum joacă la Craiova, cel care joacă în bandă trebuie să plece de acolo. Sunt niște sisteme bine puse la punct și la Craiova și la echipa națională. Concret, cu nume și prenume. Pe cine vezi tu pe cei trei din față? Păi nu știu, cred că acum o să joace Coman. Coman stânga, atacant probabil Alibec, nu? Mă gândesc că tot pe Alibec cred că îl bagă. Da. Și în dreapta, bine, poți să joci cu Drăguș și în dreapta. Da. Poți să joci Coman, Alibec, Drăguș, poți să joci și în dreapta cu Drăguș. Da, cam așa. A, cam așa? Da. Florinel, Alibec, Drăguș. Da. Nu? Cu Olaru trebuie să atacăm să fie mai rapid acolo. Cu Stanciu, la fel. Eu nu m-aș pronunța pe primul 11 pentru că din punctul meu și fără Drăgușin. Da. Sper să nu uite să-l bage pe Drăgușin cu Andorra, să ne trezi că nu joacă cu Israel. Da, da, da. Problema cred că e în primul rând mentală. Băieții ăștia trebuie puțin resuscitați, ca să zic așa, și nu știu. Dau un exemplu. M-am uitat zilele trecute la a apărut documentarul de pe Netflix cu Beckham. Ce a pățit Beckham în 98 la Mondial când a luat roșu, era marea vedetă, era numărul 1 al Angliei la nivel de ca și talent și a reacționat la faza aia cu Simeone în meciul cu Argentina eliminatoriu, da? Iar în momentul ăla
în momentul ăla a luat roșu. Pentru Beckham a urmat un hate e puțin spus. Adică i-a târnau manechinul cu tricoul lui spânzurat în centrul Londrei. A fost un coșmar pentru băiatul ăla. Cred că băieții ăștia ai noștri care vin și ne spun de ce ne tot criticați, că ei au o problemă cu noi, nu cu noi trebuie să aibă o problemă. Ei trebuie să înțeleagă că lumea are așteptări, lumea vrea calificare. Vlade, nu cu noi e o problemă. În România a fost o generație de fotbaliști, al cărei reprezentant mai tânăr este aici de față. Eu sunt de acord, dar jucăm cu Belarus, care bun, n-are nicio puțin treabă cu fotbalul bun, de ei spun, nivel de criticați, euro. Suntem criticați, jucătorii actuali. Prea puțin îi critică presa. Editorialiști, cei care îi critică sunt foștii mari fotbaliști, cam de cum la s-a întâmplat și cu Gica Popescu, cam de la vârsta lui care Adi a iritat, în sus. A produs foarte mare iritare. Sigur. Deci cam peste 50 de ani, adică generația de aur și cei din Dinu, cei mai în vârstă decât generația de aur. Deci există niște fotbaliști care au fost Blăcătuș, Dumitrescu, deci niște fotbaliști care au fost imenși și care ei emit acele păreri. Deci nu presa îi critică pe cei de astăzi, ci niște fotbaliști de care cei de astăzi își dau seama că nu vor putea niciodată să ajungă la nivelul dar lor. Dar nu le cere nimeni să ajungă la nivelul ăla. Nu, și atunci, cere nimănui să fie la nivelul ăla. Că dacă i-ar spune Roșca sau Buzărin, băi, cu tare, nu e în regulă, hai bă, ce plec de aici, te pun să... Aline, pe vremea băieților ăstora, aveam 5-0 la pauză cu genul ăsta de echipe. Sigur, sigur. Nu le cerem acum să facă 7-0 cu Belarus. Le cerem doar să-i batem, atât. Deci generația actuală nu convine faptul că ei sunt, nu neapărat el, generația lor emite păreri care a jucat la un nivel mult mai mare și care, așa cum spui tu, nu se împiedica de ciuturi de astea ieșite din trotuar. Le ocolea sau dar dacă noi eram într-o grupă cu Italia și cu Anglia, bun, sau dacă sigur eram cu Olanda ai spus și cu... De Beckham, ce ai spus de Beckham în 98, uite-l, pe Adi. Era pe acolo când i-am bătut cu 2-1. Da, exact. Deci a fost rezervă la meciul ăla, Beckham. Povestea cu noi, cu Argentina, cu roșul lui, i-am bătut noi cu 2-1 cu o săptămână mai devreme. Meciul, că dau indicații pe bancă sau Stoichiță strigă. Așa. Meciul începea dinainte. Așa meci. Când știam că jucăm cu ei, spun, lasă să ferească ei de noi, nu noi de ei, că nu avem de ce să ne ferim de ei. Exact. Chiar păi dar aveai argumente, mari. Tu veneai de la Valencia, ala venea de la Barcelona, ala venea de la Chelsea, Petrescu, ala venea de nu știu unde. Veneai de undeva. Adică aveai și argumente să-i spui, băi, cine ăsta? Păi eu joc la Chelsea, Petrescu și nu joacă nu știu care englez. Joc în locul lui. Da, meciul de ieri, eu nu iau de jucători, eu mă iau și de ce creează ei sau de sistemul de joc puțin, că noi nu creăm să ducem mingea acolo. Prea puțin și cu vorbim și de meciul cu Israel, eu cred că ne calificăm. Eu cred asta că ne calificăm. Eu, doar că ne calificăm, dar suferim. Eu am dubii. Am dubii pentru cu că Israelul n-am ajuns la am ratat o oportunitate uriașă. Eram pe primul loc în grupă. Elveția ne jucă. Nu ajungem la poartă, nu ne creăm ocazia. Asta este ok. Foarte cu Elveția am ajuns de două ori, am dat două goluri. Dacă nu elimină la meciul cu Kosovo, o avem grea cu Kosovo. Avem și cu grea cu Kosovo. Suferim pe creație. A, și cred că Edi s-a bazat foarte mult pe faptul că noi o să marcăm repede, pentru că noi am luat tare. Păi bun, și dacă nu marchezi repede... Și n-am marcat și ne-am trezit că n-avem un plan B. Așa s-a simțit. Așa s-a simțit, exact așa. Nu, de asta zic, e nevoie de un pic de strâns rândurile și evident, aici e rolul în primul și în primul rând al selecționerilor, că planul B se schimbă 20% în timpul meciului, atât, nu schimb foarte mult. Tu pregătești meciul ăla, cum le pregăteam și noi, e simplu. Și ai așteptări de la jucători. Da, și aici jucătorul trebuie să vină să-ți facă un pic diferența, să aibă puțin, să arate personalitatea aia, cum a arătat-o Nicu Stanciu cu Kosovo. A arătat penalti, dar tot el și-a asumat după aia. Bine, acum vă spun, singurul care a mișcat cu adevărat este totul Stanciu. Ce să că nu vorbim de apărare, da, că da, și Stanciu, că nu de Drăgușin și Burcă, n-avem ce zic, că au fost în vacanță. Dacă nu mișca nici Stanciu, ce făcea? Nu dădeam 23 la poartă? Exact. Păi, probabil că da. Da. Pentru că uite, de exemplu, da? Mie mi-a plăcut Drăguș. Dar știi cum e și cu Drăguș? Drăguș, da? Și cu Drăguș. Multe floricele, multe alea, concretețe puțină.
Adică dacă un ok, a intrat bine. Nu poți să spui acum că Drăguț se vede că băiatul are calități ca așa, dar concretețe puțină. De exemplu, deși nu m-a dat pe spate Alibec, eu nu-l scoteam pe Alibec. Nici eu. Nu-l scoteam. Pentru că uite, exemplu. Nu, uite, vă dau un exemplu, a intrat Luis Munteanu 10 minute, nimic, 15 minute. Nimic, bun, a intrat puțin. Dar vreau să zic că s-a văzut diferența între un copil crud și Alibec. Alibec totuși altceva. Intră în combinații, îți mai dă de pe... Ai văzut fără să penduleze, ca în prima repriză, un șut surprinzător din 16 metri? Mă, nu-l scoteam pe Alibec. Hagi, scuze-mă puțin, Hagi îl ține pe Budescu 90 de minute, da? Dacă exact. E condus. Budescu nu-ți face efort fizic, nu-ți face fază defensivă. Da. Dar îți prinde, ai o lovitură liberă, îți prinde-o, inventează ceva. Are sclipirea aia de geniu în care poate să-ți facă diferența într-un meci de genul ăsta. Adică Alibec îl scoți și nu pui nimic la loc. Că vorbim de profil de număr 9. Păi de nici atacan. Alibec nu e un noar. Noar, nu, noar. Dar e singurul e care în fața în acolo spate, putea să-ți facă ceva. Ce are nebunia aia. În meciurile cu echipe sub valoarea ta, cum a fost și aseară și cum va fi și duminică, eu cred că totuși e bine să ai acolo un centru pivot, un atacant central, un om care să-ți mai creeze. Păi asta am avut cu Pușcaș și acum nu l-am mai chemat pe Pușcaș, dar Bârlige a rămas tot acolo. Eu asta nu pot să deci înțeleg. Deci de-aia zic că acum cu Andor ar trebui să-l băgăm pe Bârlige. Eu nu. Și eu vă spun un singur lucru. Mai înțeles că suntem și noi selecționeri. Toți. Da? Pentru că și mie mi s-a părut Edi în care eu cred. Și Edi are, cum să spun, chiar e un băiat pozitiv și chiar încearcă să facă calificarea asta, încearcă și să dea Dumnezeu să o aibă. Eu cred că a fost ieri neinspirat, Edi, da. Neinspirat. Da. Pentru că vă spun un lucru, vă spun presiunea, știi, și presiunea care până la urmă și-a pus-o și el. Cu tot, cu toată seria. Andrei Vochin înainte de meci exact. A zis n-avem nicio scuză astăzi. Astăzi n-avem scuze, trebuie să batem. Exact. A zis-o cu subiect. Deci uite, vă mai dau un exemplu. Deci prima schimbare pe care eu o făceam era Bârlige în locul lui Alibec. Asta de era schimbarea. Nu puteai să-l aduci. Nu, asta e schimbarea pentru că aia solist să te bagi. N-avea tricou. După aia, Mihăilă. De ce să-l bag pe Mihăilă? Talisman, ți-am spus. Nu, dar a ieșit treaba în Elveția. Ok, am înțeles. Dar Mihăilă n-are nicio treabă. Mihăilă este perfect să joci pe contraatac ca la World Cup 94, ca pe vremuri, da? Bineînțeles, exagerez eu acum ca și comparație, dar înțelegeți. E perfect, Mihăilă. Când tu ataci pozițional și noi nu știm să atacăm pozițional, tu trebuie să bagi un Florinel Coman care ăla prin dribbling-urile lui să-i destabilizeze. Sau prin pasele lui. Da, că Florinel dă personalitate exact, în joc. Exact, adică nu, eu nu jucam cu Rațiu, eu jucam cu Sorescu din minutul 1. Tot la fel, un jucător mult mai dinamic, un jucător care îți face toată banda. Nu mi-a plăcut Rațiu deloc. Adică mi s-a părut neinspirat și nu spun prin prisma rezultatului, că puteam să dăm gol în minutul 90 și era erou acum, Edi, da? Nu înțelegeam nimic, așa ne pune niște probleme. Da, noi dacă în meciul ăsta câștigam norocos, să lovea de ceafa unea minutul 8-7 și intra în poartă. Băteam noi 1-0. Acum eram pe primul loc, desfăceam asta și o sărbătoream. O făceam pe aici. Dar nu înțelegeam nimic. Așa, poate înțelegem. Până acum în grupa asta a fost un parcurs în care noi n-am ratat nimic. Aline mor pentru meciul de aseară. Bun. Crede-mă, noi până eram acum 99% calificați. Am făcut tot ce trebuia să facem în fiecare meci. Deci toate rezultatele au fost așa cum le-am fi vrut, unele chiar mai bune. Că nu se gândea nimeni că noi facem 2-2 în Elveția. Deci până acum am fost în super grafic. Ăsta a fost un pas strâmb. Care poate ne face să înțelegem niște lucruri. Mi-e tare frică să nu fi fost pasul strâmb decisiv. Dezamăgirea e foarte mare. Eu, unul personal, n-am mai simțit așa dezamăgire de când ne-a bătut Albania la Euro. De astea se mai întâmplă. Uite, bun. Polonia, pe hai, unde a luat hai bătaia, să vedem Italia, ce s-a întâmplat. Băieți, hai să vedem, să mergem la Gabi Safta, Ocolul Pământului în 8 minute, cum se numește rubrica, și să vedem și ce s-a întâmplat și care au fost reacțiile pe plan internațional, în afară de ce discutăm noi aici cu patos, ca să zic așa, pe plan intern. Gabi, te salutăm! Vă salut pe toți, prieteni! Da, a fost bucurie, dacă pot spune așa, în Israel. Dacă putem spune bucurie în acea țară atât de afectată, ziarul One chiar scrie vești grozave pentru noi în mijlocul acestor zile groaznice. Principalul adversar pentru locul 2, România, se împiedică și totul depinde de noi. Suntem la mâna noastră, scriu izraelienii.
România a înregistrat un eșec neașteptat, pierde puncte prețioase. Gabi, asta e ce vorbeam și ce ai foarte bine și Vlad. Nu mai suntem la mâna noastră, asta e marea problemă. Ba suntem, absolut, că mergem și batem în Israel. Da, ei, dar nu ești favorit în Israel. Aici, aseară, erai favorit. În Israel nu mai ești favorit. Numai asta e două variante. Păi, poate o să ne ajute asta. Că nu mai avem, suntem la mâna noastră, dar nu mai avem două din trei. Exact. Avem două variante. Da, Gabi, te rog. Da, exact. Asta spun, cum spune și Vlad, vreau să-i transmit și eu lui Adi. De fapt, știe și el, nu mai avem varianta egalului. Trebuie să câștigăm. Și noi nu știu când am mai câștigat un meci de genul acesta decisiv pentru calificare. Noi nu știm să atacăm pozițional Belarusul. Da, păi să jucăm... În fine, da. te rog, Gabi. Da, România se împiedică și totul depinde de noi, spuneau că au scris izraelienii de la One și cei de la Maariv își exprimă bucuria după meciul României. Principalul rival s-a încurcat, ceea ce înseamnă că suntem într-o situație excelentă pentru calificare. Depindem de noi, iar jocul amânat din Kosovo ar fi ultimul pentru calificare, mai precizează cei de la Maariv. Mare dezamăgire pentru România, care a ratat șansa să se distanțeze de noi. Echipa lui Iordănescu a dominat, dar nu a fost suficient. Stanciu a fost din nou foarte bun, dar trioul Denis, Man, Alibek, Drăguș nu a marcat. 20 de șuturi degeaba și România obține un singur punct, au scris izraelienii cu siguranță bucuroși. Și în Elveția s-a bucurat lumea pentru că ziarul elvețian Le Matin a titrat: fără să jucăm, rămânem pe primul loc. Elvețienii scriu că în ciuda unei dominări totale, 63% posesie, elevii lui Iordănescu nu au reușit să depășească apărarea belorușilor. Chiar și cu 4 șuturi pe poartă în prima repriză a fost 0-0. Partea a doua la fel, dar de asemenea fără goluri, concluzionează elvețienii. Fericiți sunt și cei de la cotidianul Blick. Bine pentru Elveția. Belarus și România împart puncte. Românii ratează locul întâi. Belarus a încurcat favorita meciului de la Budapesta, au scris elvețienii de la ziarul Blick. În schimb, nimic în Kosovo. Presa e plină de victoria lor din Andorra și de succesul colosal al Albaniei contra Cehiei. Am dat cu tunul, n-am găsit nimic în presa din Kosovo despre meciul României. Da, Gabi, scrie, a apărut ceva, spunea Cristi Costa, a apărut ceva discuții că s-ar putea să jucăm în ianuarie? Adică Israelul să joace astea două meciuri care au fost amânate pe bună dreptate în noiembrie și toate meciurile, cum ar veni ultimile două etape, să se joace toate în ianuarie? Ai auzit ceva? După ce l-am ascultat pe Cristi, am verificat, nimeni în presa israeliană nu pomenește de așa ceva, dar știm că se întâmplă invers. Ei preiau de la Cristi aceste informații sau de la Fanatic, pentru că el, fiind în intimitatea echipei naționale, fiind acolo la Budapesta, cu siguranță a avut informații mult mai de la surse. Probabil Răzvan Burleanu, probabil cineva din cadrul federației. Am înțeles. Deci bucurie mare în Israel, nu pentru... Chiar am văzut un titlu printre atâtea necazuri și o mică bucurie, am văzut. Exact. Dar și în Elveția. Și în Israel și în Elveția oamenii se bucură de egalul nostru și au mai scris izraelienii că acea victorie obținută de ei în finalul partidei a fost una care ar putea să-i ducă spre calificare. Se face comparația, ei au reușit în final, noi nu, contra Belarusului. Uh-huh. Pentru că și au dat gol în minutele de prelungire. Din preliminarii Horia aș mai vrea să remarc debutul cu dreptul lui Montella. Turcia a câștigat în Croația și de fapt vreau să spun că după meci președintele Turciei, Erdogan, a sunat în vestiar pe telefon și a discutat cu Vincenzo Montella. Președintele Turciei a sunat așadar în vestiar. Italianul i-a dedicat victoria, iar Erdogan i-a răspuns în italiană: grație. Avem și o știre din Italia legată de Radu Drăgușin, internaționalul, care mie mi-a plăcut și spuneam, și voi vorbeați de pericolul de a primi cartonaș galben. Am mari speranțe în el, pentru că ieri îți spuneam că 9 meciuri din seria n-a luat niciun cartonaș galben Radu Drăgușin, deși a avut acei adversari teribili. Radu Drăgușin la Roma, sub comanda lui Mourinho, scrie Calcio Mercato TV. Un ajutor în apărare pentru Roma ar fi Radu Drăgușin, crescut la juniorii lui Juventus, cumpărat definitiv de Genoa. Radu e prezentat unul din cei mai bine crescuți și cu o continuitate perfectă din fotbalul italian. Roma însă nu-l va putea lua foarte ușor. Valoarea ar fi de 15-20 de milioane
sumă pe care italienii spun că Roma ar putea să o dea mai mult pe fotbaliștii din propria, să crească fotbaliștii din propria academie. Este o știre transmisă de Calcio Mercato TV despre Radu Drăgușin la Roma. Ne bucurăm să auzim vești bune. Da, și tot în Italia, remarcabil ce se întâmplă, e un scandal cât Casa Poporului. Da. A fost, știți, în vară demascat Nicola Fagioli, care ar fi pariat pe meciuri de fotbal. Ei bine, o bombă colosală a explodat aseară. Doi jucători de la Națională, Nicola Zanioli, acum la Aston Villa, și Sandro Tonali, de la Newcastle, au pariat și ei. Procurorii au fost în cantonamentul Naționalei. Federația a trimis acasă pe Zaniolo și Tonali. Se spune că amândoi ar fi pariat chiar pe echipele lor. Zaniolo, atenție, ar fi pariat la un meci al Romei chiar de pe banca de rezerve, la un meci din Cupa Italiei. Mi-l și imaginez pe jucător cum stătea pe bancă lângă José Mourinho și paria. Vă dați seama, incredibil. La ora... Am înțeles că cum îl cheamă pe marele ziarist care face anunțurile? Cum îl cheamă? Fabrizio Romano. Fabrizio Romano a scris, dar înseamnă că a mai umflat-o el. A scris că au fost săltați de la antrenamentul Squadrei Azzurra. Așa a scris Romano. Nu că să i-a trimis acasă, că au venit procurorii și că i-au săltat din antrenament. Eu așa am citit. I-au săltat să-i audieze. Au fost audiați acolo, la Coverciano. Da. De, i-au săltat sau cum? Că așa scrie Romano, că i-au săltat din antrenament, că a rămas toată lumea mască la antrenamentul Naționalei Italiei, că au venit procurorii, au năvălit peste ei și au luat pe aia din antrenament pe sus. Da, s-a întâmplat ca procurorii să ajungă exact în momentul ședinței de pregătire, i-au chemat pentru declarații, federația considera că cea mai bună soluție ar fi bagă și Fabrizio puțin în ele așa să, nu? Îi place și lui Fabrizio să fie român balcanic de al nostru puțin. Dar și în Italia se face spectacol. Păi asta zic, adică și Stugoria a ajuns fix la antrenament. Lasă-l bă pe Moș Paletti să termine antrenamentul cu ei, te duci în spate, bă, voi doi ia veniți în coace. Acolo e cu televiziune, ca la noi, cu lupul, cu atâția, cu... Da, te rog, Gabi, circoteci. Da, și atenție mare, la ora 15, adică peste o oră și jumătate, celebrul devenit deja celebru fotograf Corona spune că va mai prezenta un nume de jucător care a pariat și e jucător de la Roma. Așadar, sunt trei, Fagioli, Zaniolo, Tonali, anchetați, unul din ei paria pe banca de rezerve, riscă toți, fiecare cu o suspendare de 3 ani. Iar Gazeta dello Sport mai publică astăzi o informație care exista câteva zeci de fotbaliști implicați în această poveste. Iar italienii au mai spus azi noapte că o anchetă din care a reieșit că ar fi pe piața neagră, pe piața ilegală, 9828 de site-uri active, 400 mai mult decât anul trecut și o afacere ilicită de 18 miliarde de euro pe an. Horia, plin de bani, tineri la echipe mari, tot ce le trebuie, parieze pe bancă de lângă Mourinho. Da, este ceva șocant. Incredibil, dar e ceva șocant. Da. Bun, ce ar mai fi? De ultimă oră ar fi știrile, credeam că e de la mine, pentru că și eu am vecinii care... Se dau unii gaură pe acolo cu bormașina. Ce? Exact, la mine e gaură cu bormașina. Messi a jucat aseară, Horia, în partida Argentina-Paraguay, preliminarii pentru mondial, a intrat în 52. Da, am văzut că s-a încurcat Brazilia, că ziceau că au meci ușor. Poftim, scuze, s-a deschis un site în limba italiană. Zic Brazilia, se lăudau brazilienii că e meci ușor, că... Prietenul tău, Neymar, a ieșit de pe teren contestat de suporterii brazilieni, au aruncat spre el chiar și cu un tricou, pentru că Brazilia a fost egalată în 85 dintr-o senzațională foarfe, că în momentul care a egalat din foarfe. Era și păcat să nu dea gol din acea situație, minutul 85. 1-1 a făcut Brazilia. În schimb, îți spuneam că Argentina a învins cu 1-0. Messi a dat de două ori mingea în bară. Odată direct din corner, era să dea un gol olimpic, cum se numește o asemenea execuție, și minutul 92 direct din lovitură liberă de la 20 de metri i-a dat în bara laterală. River Plate i-a făcut cadou cu această ocazie a meciului de aseară o lojă pe viață de 12 persoane la toate meciurile Argentine, lui Messi și familiei. Uh-huh. Și mai este o știre care văd că apare în această dimineață în toată presa mondială. Momentul în care Sarabia a scuipat în direcția lui Messi, jucătorul din Paraguay se scuză că n-ar fi avut această intenție, că oricum Messi era la distanță, iar Messi a dat o declarație interesantă, a spus că oricum nu-l cunoaște pe acel băiat
și n-a auzit de el, dar acum toată lumea o să-l cunoască pe Sarabia. A fost ironic Messi, am înțeles. Da. Cristiano Ronaldo riscă să fie biciuit de 99 de ori dacă mai merge vreodată în Iran. Motivul, a îmbrățișat-o pe cunoscuta Fatima Hamami, care i-a oferit și un tricou. În momentul când a făcut poza, a îmbrățișat-o, iar în Iran îmbrățișarea unei femei reprezintă adulter, se pedepsește cu biciuire. Credeam că Georgina o să-l biciuiesc. Ăsta este islamul. Deci dramă mare, în America nu mai are voie, în Iran nu mai are voie, a? Ronaldo, da, Vlad a pus punctul pe ei. Eu cred că mai bine ar fi biciuit în Iran decât de Georgina, da, când ajunge acasă. Da. Da. Și la final mai aveam o știre cu, poate o să o vedeți pe Fanatic, am aflat cine este cel mai bătrân fotbalist în activitate. Atenție, Adilie. Așa că la cum te știm... Japonezul ăla, nu? Cum îl cheamă? Miura? Nu. Bomba vine din Spania. Există o echipă, Iraklis, unde un uruguayan joacă la 61 de ani. Din 1976 joacă, a ajuns la 2200 de meciuri, a evoluat la 47 sau 48 de echipe, nici el nu mai știe. Și atenție, cam bancurile alea cu bunicul, străbunicul și așa mai departe, vrea ca anul viitor să se retragă în Uruguay, unde va evolua ultimul sezon, are 61 de ani. Iată-l, record mondial, a intrat în Guinness Book. Și închei rubrica. Gabi? Da. Cred că Mike Tenvangera n-ar fi de acord cu afirmația asta. El avea 70 de atunci. Da. Păi nu, acum vorbim de cel mai bătrân la un anumit nivel, pentru că Miura s-a dus, mi se pare, în Liga 2 în Portugalia. Deci Tenvangera avea 50 când era la Vaslui. 70 avea, da. S-a dus în Liga 2 totuși. Adică băiatul ăsta uruguaian joacă într-o ligă, nu știu în ce ligă, a mai multa. Dar vorbim de un nivel de primele două, trei ligi. Da. Și nici o fată, nimic? Ținata pe moșul ăla. Foarte multe. Au fost alese fetele, Horia, care vor urca în ring între reprizele luptei dintre KSI, dacă am pronunțat bine, și Tom Fury de la Manchester. Nu are rost să vă dau detalii, avem însă multe poze cu care vă urez să aveți un sfârșit săptămână plăcut. O să le vadă cititorii pe site-ul fanatic.ro, exclusivitate, nu? Absolut, pentru că sunt fete selectate. Dorința celor din Manchester e să aibă lupta cât mai multe reprize. Voi nu vă ocupați la gazetă cu astea? Nu crede, mă. Cele mai tari galerii cu fetele văd la gazetă. Eu dau pagina când le văd. Cele mai reușite, să știi. Da, eu dau pagina când le văd. Favorita mea știi care, nu? Fata de la pagina 6. Nu, avocata aia de la Cluj. Aia, fosta iubita lui Cristian, aia e favorita. Sper că nu se uită nevastă mea. Se preia pe toate site-urile. Da, auzi? Aia, se preia pe toate site-urile. Când a dat GSP-ul, când a dat GSP-ul, când a dat GSP, vei fi biciuit. Dar știi că nu e om cine dă, e om cine primește. Da. Exact. M-auzi, când a dat GSP-ul, cum n-ai mai zice, galeria aia foto, știi? Așa. Am mai înțeles, adică am stat și m-am uitat. Nu că n-ar fi și lucruri, sunt lucruri foarte interesante. Bine, dar am auzit galeria foto, mi-a pus capac, i-am sunat pe ai mei. Nenorociților, să nu dați galeria asta pe Fanatic. Da, aia a făcut gazeta atunci cifre în ziua aia. Acum am înțeles. Vrei să spun ceva, dă și la gazeta, dă și presa occidentală acum când e. Deci nu. La următoarea știre vreau să ne prezinți biciu, te rog frumos. Lupul dar ia mai arătați fetele puțin. Care zice că nu. Îți dai seama, Horia? A fost făcut o selecție, fetele acestea vor să apară între reprize, visul spectatorului să aibă 12 reprize lupta, așa ca la carte. Nu, visul e să aibă 100 de reprize, dar nu știi tu. Să nu se lase ăla, să-l facă knockout, să rămână 10 pe din afară. Face knockout în repriza a doua, astea ce faci cu ele? Păi, dar astea trebuie 12 reprize, îți dai seama. Intervalele. Dacă e knockout în repriza a doua, astea nu mai intră. Știi ce e rău, Gabi? Rău e că am făcut 0-0. Iar am dat. Iar am dat cu copita în donița plină cu lapte. Și egalul e pentru oameni. Da. Îl ascultam pe Vlad și, într-adevăr, și eu, ca și tine, ca și toți ceilalți din studio, parcă am simțit așa o durere în suflet și parcă o lovitură moale capului în momentul când s-a terminat meciul, pentru că speram
până la ultima lovitură și, într-adevăr, a fost ceva dureros aseară. Nu ne așteptam să facem egal cu Belarus. Cred că nici cei din Belarus. Hai să le spușiem și noi tricoul ca Mihailă sau să plângem ca Drăguș. Te las că n-a plâns doar Drăguș, că au mai bocit pe la Național. Cine a mai bocit? Toată lumea plânge. Naționala Batistelor Rude. Știi că așa am zis Național. Filmele indiene. Mă auzi? Momentan e Naționala Batistelor Rude. Sper să n-ajungem să fie Naționala Batistelor Albe. Gabi. N-avem noi tradiția asta. Ba da, băi. Numai prin Spania, pe la domnul Ilie, pe acolo. Le arătau batistele câteodată, după două, trei egaluri, ca să făcea la batistă. De unde? Și îi conduceam pe Real Madrid cu 4-0 în cupă și Gabi, ne-am retras. Mulțumim, mulțumim, da, Gabi, că avem un Gabi, mulțumim, avem un telefon important, îți mulțumim. O zi bună. Mulțumim. Ciprian Marica, fostul foarte, foarte mare, era Ciprian Marica, ne distram aseară. La telefon, salut Ciprian. Te salut, Horia, salut și invitații. Salut. Dar ce ai vocea asta? Ai plâns pentru echipa națională azi noapte? Ai țipat la gol? Am suferit. Am suferit, na, vocea, na. Ai țipat la gol cumva? Alea de aer, care goluri? Golul de goluri. Ciprian, că a fost mare atacant, că până la urmă asta e marea noastră problemă, că n-am marcat. Cum, ce ai văzut? Fă-ne așa o scurtă radiografie a partidei de aseară. Bun, în primul rând, e clar că tot ce se întâmplă în compartimentul ofensiv pare a fi la voia întâmplării și ne bazăm foarte mult pe calitatea jucătorilor, după ceea ce știu ei, pe cunoștințele lor, și că nu avem niște trasee, nu avem o idee clară de joc. Ce aș putea să spun și ce aș vrea să scot în evidență este că mi-a plăcut Drăguș, mi-a plăcut determinarea și faptul că s-a luptat. Mi se pare că da, ăsta e numărul 9 pe care îl căutăm, chiar dacă a avut un joc slab, chiar dacă n-a avut prea multe realizări, dar se vede că are calitate. Mie, unul din toți jucătorii care am văzut de când m-am lăsat de fotbal, Drăguș mi s-a părut numărul 9 care are calitate și poate juca chiar și vârf împins și care poate fi un noar așa cum aveam noi la echipa națională. Adică din tot ce ai văzut de când te-ai retras, ăsta ți s-a părut că are calități să fie urmașul tău, să spun. Da, ăsta mi s-a părut că are calități și că poate fi un nou, are viteză, are forță, tehnică destul de bună. Mi s-a părut că poate crește. E clar că îl căutam un atacant la care să vedem că are calitățile astea și sigur, trebuie să-l pui în valoare, sigur, mai are de crescut, de încredere, să-l omogenizezi cu grupul, dar mi s-a părut că are acele calități care sunt necesare pentru un atacant și că el este cel care poate juca vârf împins la echipa națională și nu văd altul. Din tot ce am văzut la echipa națională și tot ce s-a peridat... Adică ți se pare peste Alibec? Da, mi se pare peste Alibec. Uh-huh. Sincer vorbim, mi se pare peste Alibec. Ca număr nou, ca vârf de atac, vârstă, îl ajută și i-aș da toată încrederea. L-aș susține pe Drăguș și repet, după părerea mea. Uh-huh. Din tot ce am văzut, singurul atacant care are stofă. Are ceva. Da. Uh-huh. Dar spuneai că ți se pare tot jocul pe atac la voia întâmplării, adică? Este la voia întâmplării, nu sunt niște automatisme clare, nu sunt niște idei de joc, fiecare după ureche, așa, trage la poartă în loc să dea pasă, că nu are idee, ține de minge, devine boala, cum suntem noi obișnuiți, să ținem de minge fără să ridicăm capul, să dăm o pasă mai bună, dacă dăm pasă, ne uităm la minge, o aruncăm pur și simplu în careu, fără să avem, și știm foarte bine, că Alibec nu e un vârf de careu, nu e un vârf de lovitură de cap excelentă, să fie acolo să controleze duelul aerian. Sunt lucruri care, sigur, par așa a fi la voia întâmplării și care nu sunt lucrate. Dar, totodată, n-aș minți să spun că n-am văzut determinare. S-a văzut că vrem, s-a văzut că avem inițiativă, dar... sclipirea, strălucirea ne-a lipsit. Ne bazăm foarte mult pe un șut al lui Stanciu, Alibec a încercat și el, însă mult prea puțin prin joc constructiv. Cum ți s-a părut mult lăudatul Denis Man? Mie nu mi-a plăcut aseară. Slăbuț, a?
în meciul de aseară nu mi s-a părut strălucit, nu mi s-a părut că a venit cu ceva în plus, nu și-a depășit adversarul în viteză așa cum eram obișnuiți. Bine, a fost și un adversar care ne-a lăsat să avem, sau mă rog, noi l-am subordonat jocului și nu erau spații prea mari pentru ei. Mă refer aici la Man, care e un jucător de viteză, îi place să-l ia la spațiu larg. N-a avut unde și din punctul de vedere nici Mihăilă când a intrat n-avea mare lucru, nu prea avea ce să facă, fiind o apărare destul de... Acolo, în loc de Mihăilă, n-ar fi fost mai util Florinel? Florinel să aibă o execuție. Poate ceva, din punctul ăsta de vedere, stă mai bine la execuții față de Mihăilă. Mie nu eram înțeles de ce n-a jucat Moruțan. Moruțan, de fiecare dată când a intrat și în partidele anterioare, mie unul mi-a plăcut. Vână pe el, determinare, ambiție. Mie unul Moruțan mi s-a părut într-o formă bună. L-aș fi folosit de la început. Ce senzație, Ciprian, ți-a lăsat meciul de aseară? Ca și până acum, n-aș minți să spun că altă senzație. Neputință multă, nu? Sincer, nu aș spune neputință, ci e mult de lucru la echipa națională și cu acești băieți. E mult de lucru, nu e ușor. Eram echipa mai bună, clar, s-a văzut din primele minute de când a început partida, că suntem echipa care avem calitate superioară și ar fi trebuit să câștigăm meciul. Poate că de multe ori ar trebui să ne asumăm mai multe riscuri, să luăm mai multe decizii, eu știu, de multe ori care unor riscuri. Ciprian, cine se ia riscuri când Drăguș începuse să plângă pe la interviurile de după meci? E clar că jucătorii nu au încrederea necesară în ei, de multe ori au nevoie să simt timorați. Presiunea asta pe care o resimt toți cei care vin la echipa națională și cu care întotdeauna o găsim așa ca un alibi, mi se pare, cum să spun, că trebuie să te obișnuiești cu ea, hai să depășim acest aspect al tensiunii și al atmosferei și al, nu știu, permanent găsim, ba e publicul care creează o presiune, ba e presa care creează o presiune, ok, trecem o dată peste asta și înțelegem că la echipa națională este și va fi întotdeauna presiune sau ne vom lamenta permanent să găsim această scuză? Da, naționala, știi cum i-am zis eu, nu? Naționala Batistelor Rude. Da, din păcate sunt tineri, mulți dintre ei. Mai sunt. Bă, dar să bâzii la meci de mes să fie unul care tot bocește? Asta și pentru că în vestiar probabil că nu se simt. Știi, de multe ori când tu ești slab, dacă grupul e puternic și acolo atmosfera e bună și simți că te poți baza pe grup, aceea îți dă și ție, chiar dacă tu ești slab. E clar că asta vine cumva și pe fondul vestiarului, care nu e unul stabil, nu e unul din punct de vedere moral. Bun, dar Edi nu trebuie să-i interescă? Ba da, e clar că nici Edi nu transmite de multe ori o siguranță asta de care ei au nevoie sau pe care ei au nevoie să o simtă. E și el contestat, e și el pus în niște situații grele. Nu, nici el poate de multe ori cred că nu știe să gestioneze și mi se pare că faptul că iese de fiecare dată după meci și încearcă să ne spună că a fost bine, când noi toți vedem că n-a fost bine, cred că asta deranjează mai mult decât orice și încercând să cauți permanent lucrurile bune știm și înainte când toți selecționerii aveau asta. De ce nu scoatem în evidență lucrurile bune? Păi am vrea să ne legăm de ceva bun, căutăm permanent să ne legăm de ceva bun, dar totodată nu putem să ne fim departe de realitate și realitatea spune că nu e ceea ce ne dorim, vedem cu toții că nu jucăm, nu convinge jocul nostru al echipei naționale. Da. Tu, apropo, tu ai plâns pe la interviuri când erai jucător? La noi era bătaia care iese la interviuri, gata mă, iau eu, ies eu, ies 2-3 care ieșim, spunem și nu asumăm și atunci când e rău. Erau lideri, erau oameni care aveau caractere puternice. Asta vreau să te întreb. Vrezi vreun lider la națională acum? Nu văd un lider. Văd mai degrabă niște copii răsfățați care de multe ori, dacă nu le convine, și au jucările și pleacă. Sau cam asta e ideea. Se supără și sau sunt, așteaptă să fie mângâiat, să fie... Da, adică mă gândeam, nu pot să-mi închipui, să-l văd pe Cobra plângând.
pe Cobra care e lângă noi, sau pe Gică Popescu, sau pe tine, sau pe Hagi, bocind la interviu. După aia, bun, bocind, exagerez eu, avea așa puțin lacrimi. M-ai înțeles? Dar, domne, că iar n-am câștigat. Cobra, tu plângeai? Când tăia ceapă, vorba lui Dinu. Da. Nu, dar și când nu ne-am calificat. Trebuia să când nu ne-am calificat cu... Atunci. Pe vremea astfel... voastră plângeam noi. Da, pe vremea voastră, da. Auzi, Ciprian, a zis bine Vlad Roșca. Pe vremea noastră, vreoastră plângeam noi de fericire. Au fost momente dificile și în perioadele noastre. Toți și am trecut în perioade dificile și n-am reușit. Însă, cu siguranță, gestionam altfel emoțiile astea. Erau caractere mult mai puternice. Acum, din ce în ce, vedem că generațiile, în general, sunt mult mai slabe. Și, așa este. E o chestie generală, neapărat jucătorii echipei naționale, că nu ei ar face notă discordantă. Deci toți cei care vin, gradul mai mic. Sunt foarte sensibili. Da, sensibil, mult mai sensibil, mult mai emotiv. Da, mult sensibiloși. Crezi că putem să intrăm în istorie, să se întâmple un dezastru total, să nu batem Andorra duminică? Nu. Batem Andorra la scor. Da. Vreau să te mai întreb ceva, Ciprian. Presa italiană de azi dimineața a scris că Mourinho îl vrea pe Drăgușin, suma e undeva în jur de 30 de milioane de euro. Cum ți se pare ție, Drăgușin, și cum ți se pare suma asta, să plece pe suma asta? Cum îl vezi tu? Mai ales că ai fost atacant, chiar ai ochi la fundaș, ca să zic așa. Cu câți fundași te-ai lovit de-a lungul? Mi s-a părut că e un fundaș central solid. Un fundaș central greu de trecut. Mi-a plăcut de el. Dacă nu mi-a plăcut meciul trecut, în care de multe ori a fost previzibil și destul de lent, cred că asta ar fi singurul lui defect. Faptul că de multe ori e greoi în decizii și în controlul mingii, însă are talie, are fizic, l-am văzut emoțiile, le gestionează bine, nu se precipită. Ar fi un transfer foarte bun pentru fotbal românesc, pentru toți fotbaliștii români care, sigur, atunci când reușește unul de-al tău, le mai dă și celorlalți așa posibilitatea și le atrage atenția. Hai să ne uităm și pe acolo, pe la român, ce mai e, că uite cum a apărut ăsta. Deci, clar, din punctul de vedere, dacă ar reuși să ajungă acolo, cu un astfel de transfer, le-ar deschide ochii multora. Da, Ciprian, dar să joace acolo, că dacă ajunge pe la Roma, stă pe bancă, mai pierdem un jucător la echipa națională, care joacă bine acum. Da, dar hai să vă spun ceva. Eu prefer și eu am fost în situația asta. Una e să te lupți de la egal la egal cu cei mai buni sau cu o echipă care are buget și e clar că jucătorul meu se luptă să fie mai bun și să intre în teren în fața unor jucători de valoare. Da? Decât să-mi joace pe un campionatul României sau mai știu la ce echipă care, da, ok, e joacă. Dar noi aveam tendința asta, mai țineți minte, după aceea, bă, dar nu joacă la echipa de club. Păi, da, mă, dar se luptă cu... Eu știu, Nesta sau cine e cum era atunci, fundaș central, am zis și eu, nu știu, un nume. Dar alta e să te lupți cu ăia și să încerci să-ți faci loc printre ăia și alta e să joci la o echipă la care joci lejer. Na, concurența e cum e, știi foarte bine. Deci eu prefer astfel de jucători și aș prefera pentru el să se lupte să joace la Roma. Acum, dacă va reuși, clar depinde foarte de lui. Noi știm foarte bine, la echipele astea mari, concurența e aprică. Un meci slab te-a pus 3 meciuri pe bancă sau chiar 5, în funcție de cât timp ia celuilalt să dea 2-3 jocuri slabe. Deci, la nivelul ăsta, când ai un jucător, bă, nu poți să joace permanent. N-avem noi jucătorii să... Bă, dar e acolo. Să-l antrenează, să luptă cu ăia, e acolo. Adică eu, după vârsta mea, cred că ar fi benefic ca el să meargă la Roma dacă îi se... Și ar fi cel mai scump transfer al unui fotbalist român, Ciprian. Și să vă mai spun ceva, când dă 30 de milioane de euro pe tine, că mai poți jucătorii român, că și mi s-a întâmplat și la afară. Doamne, să mă lase liber, că nu știu ce, că neînțelegând că dacă te duci liber sau nu dă o sumă considerabilă pe tine, nici nu te va băga în seamă cum trebuie. Bă, dacă îmi dă 30 de milioane de euro pe tine, te forțează, te aduce antrenorul, e acolo cu tine. Sunt lucruri care contează. Un lucru fantastic de mult, să te aducă antrenorul și să-l plătească și o sumă importantă. Și pe antrenor să-l cheme și Mourinho. Dacă îl mai cheamă și Mourinho, e clar că toate deciziile sunt la el. Da. Bine. Mulțumim mult, Ciprian. Hai să sperăm că, batem Andorra și mai rămânem cu speranțe pentru, pentru meciurile decisive. Mulțumesc mult de tot. Sigur, succes cu Farul.
O zi bună, papa. Mulțumesc. Bun, suntem pe final cu Alin Buzărin, Vlad Roșca, directorul Fanatic, și cu marele nostru fotbalist Adrian Ilie. Și apropo de fotbaliști, a apărut noul număr al revistei Fanatic, revistă glosi lunară. 100 de pagini aproape, calitate ireproșabilă, copertă mare, un interviu în exclusivitate, primul interviu pe care Rahmani l-a dat pentru presa din România. Îi ținem pumnii lui Rahmani să-și revină cât mai repede. Citiți aici totul despre această senzație care a ajuns în Superliga, atacantul Rapidului Rahmani, un interviu realizat peste o oră și jumătate cu acest fotbalist, după părerea mea, extraordinar, cu niște calități fantastice. Chiar și Adilie a spus că n-a mai văzut de ani bun un jucător cu asemenea calității în Superliga. Deci un interviu premium, primul pe care îl oferă presei din România, cel mai bun atacant clar al momentului, și să sperăm că o să-și revină foarte repede, și multe alte subiecte. Veți afla lucruri neștiute despre cel mai complet jucător al momentului. Este vorba despre Olaru. Da? Lucruri pe care, cum să spun, nu le știați, nu le-ați aflat, nu le știați, culise, lucruri despre viața lui, secretele lui Olaru, care și după părerea mea e cel mai complet jucător în Superliga. Galeria patronilor mai excentrici chiar și decât Gigi Becali. Să vedeți niște exemple de o să nebuniți. Fete frumoase, da? Minunele sexy din golf, fiarele de lux al lui Neymar, mașinile lui Neymar, că știți cum e el, dacă nu se ocupă de fotbal, se ocupă, ca să zic așa, se ocupă de mașini și de cu totul altceva. Cam asta este calitate. Cam dar asta editorial este. N-ai vrut să scrii numărul ăsta. Că-l tot caut. N-ai vrut să scrii, nu? Am așteptat victoria. Aia seară după meci, dacă era ceva. M-am uitat și văd că nu. O analiză foarte interesantă, apropo că o vedeți pe Neagu, despre măsurile fiscale, da? Despre noile măsuri fiscale care vor afecta sportul românesc, mai ales handbalul. Un număr, oameni buni, un număr de excepție. Un număr de excepție Fanatic. Astăzi a apărut pe Tarabe. Duceți-vă să-l luați. Costă, cum să spun, mai nimic. Nici cât o bere, ca să zic așa. Tocmai de asta l-am făcut așa, ca să ajungă la cât mai mulți dintre noastră, pentru că e păcat, repet, e păcat că asemenea frumusețe de revistă să nu aveți. Este o revistă de colecție și mare, primul interviu acordat presiei din România de Rahmani. Imediat o să încheiem și cu Fabrica de Cote, da? Haideți să vedem așa pe final ce facem. Alin, o să încep așa, să închidem cu Granzi, cu Adrian Ilie, mai înțeles? Andorra. Comincere con le piccoli. Așa. Trebuie să-i batem. Îi batem. Nu se pune problema. Nu o să fie un victorie de aia entuziasmantă 7-0, 8-0. O să fie o seară scrâșnită în care iarăși o să zicem că de ce ăla, nu ăla, l-alt, că de ce așa, dar până la urmă îi batem. Dacă nu îi batem, acum li s-a retras și marele fotbalist andoran Ildefons Lima pe la vreo 50 de ani. 200 de selecții, n-are decât vreo 6-7 meciuri nepierdute în alea. Dar na, omul joacă mai mult de plăcere. Bun, o să-i batem, dar n-o să picăm pe spate. Noi luăm punctele și vedem ce va mai fi. Era bine să le fi luat și pastea de la Budapest. Eu aștept să fie bărbați. Măcar cu Andorra să arătăm că suntem bărbați și să-și facă fiecare acolo în sânul echipei naționale o radiografie și să înțeleagă că toată lumea are de câștigat. Și așa cum ei au văzut 50.000 în tribună cu Kosovo și lumea i-a purtat pe brațe spre victorie, la fel și la supărare. De-aia făceam și comparația aia cu Beckham. Eu le-aș pune în vestiar, jur, le-aș pune în vestiar 20 de minute cât e bucata aia, să vadă cum reacționa Beckham când era înjurat, nu doar înjurat, nu putea să iasă din casă. Că aruncau ăia cu... Stai, ia. Îl făcea. Deci dacă manechinul cu tricoul lui atârna în centrul Londrei, pe Oxford Street, spânzurat, despre ce vorbim? Să vadă ce înseamnă, că acolo se face diferența. Și nu trebuie... Noi nu avem acum pretenții de fiți ca Anglia. Nu, dar fiți, avem o șansă uriașă să ne calificăm. Încă stă la mâna noastră matematic, cum spunea Adi, dar e nevoie de mai mult, e nevoie să curgă sânge, e nevoie să bage capul în boc. Să curgă sânge metaforic. Da, da, să bage capul în bocan, ca să zic așa. Pentru că asta ne-a lipsit personalitatea. Ne-a lipsit personalitatea în joc și dramul ăla de noroc, dar norocul și mai face omul singur. Adică chiar, dar vreau să te întreb ceva sincer. Sunt jucătorii slabi ai noștri? Adică e ceva de genul oricât o să ne batem noi gura, cam asta e? Nu, dar nu sunt slabi. Eu cred că putem mai mult.
nu sunt slabi. Nu, nu. Avem jucători de calitate pentru nivelul unde suntem acum, dar nu suntem slabi. Și am încredere în staff-ul tehnic, în antrenorul de Edi, că în ăștia două, trei zile care sunt, o să-i aducă pe jucători la nivelul în care să câștigă meciul cu Andorra. Pentru că avem nevoie de puncte să rămânem acolo. Da, și eu am încredere, că știi cum e. Până la finalului, trebuie să avem încredere, atâta timp. Și jucătorii și asume mai multe lucruri în teren, să facă, nu știu, ceva mai mult și pentru ei, chiar dacă tactic nu jucăm bine. Mi-aduc aminte că eram criticat la Valencia, nu jucasem vreo 3 meciuri bine și toată presa mă critica, chiar unii spuneau că trebuie să mă treacă pe bac. Și aveam meci cu Barcelona. Uh-huh. Și a venit antrenorul înainte de meci și ce facem? Că uite ce zice toată lumea. Și ce faci? Te bag să joci? Da. I-am adus pe Barcelona, am dat gol în minutul 1. Da, a fost chiar un da de la răspicat. Da, 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 îl punem să joc. Da, trebuie să ne asumăm. Minutul 1? Minutul 1. Da? Minutul... Cum l-ai dat? Cu capul? Cu piciorul? Cu piciorul, de la 20 minute. Da? Da. Spectacol, da? Da. Asta este, să ne asumăm mai mult. Eu am încredere în staff și în Edi că pot pentru meciul ăsta. Nu mi-a plăcut meciul din Belarus. Da, și eu am încredere pentru că, până la urmă, suntem în cărți, în continuare. Dar trebuie să arătăm altfel. Să arătăm altfel. Și mai multă inspirație la alcătuirea, la 11. Păi de asta spun că am încredere în el, că alege, o să aleagă. Că mai e ceva. Putem să bătem Israelul în meci direct și s-a terminat-o. Care e problema? Da, da. Pentru asta, cum spunea regretatul Ilie Balaci, în momentele grele la Craiova, venea vestiar și le zicea la băieți: bă, copii, bucurați-vă de fotbal. Bucurați-vă de fotbal. Că faceți un lucru extraordinar. Jucați fotbal, faceți ceea ce vă place. Nu lăsați alte lucruri să vă afecteze. Bucurați-vă de fotbal. Cred că asta trebuie să facă și băieții noștri, să aibă încredere în ei, pentru că au calitate. Te uiți la Stanciu cât de stresat a fost ieri și te uiți la Stanciu ce execuții are, care sunt execuții. Alea sunt execuții de fotbalist, pe care le are în Arabia Saudită. Dar le are pentru că e relaxat, pentru că are încredere în el. La un nivel unde... Deci de ce se stresează aici? Prea mult stres și acolo nu fi stres, că acolo e pe bani. Aici e pe hai patriotism. Eu știu ce aș face în locul lui Burleanu. Eu aș ieși în conferință de presă, mai înțeles, nu știu, luni, da, și a spune: domne, hai, domne, nu ne calificăm. Și cu asta, serios, ca să iei toată, mai înțeles, să iei tot. Știi că până la urmă, încă o dată, mi se par prea, nu știu, prea încovoiați sub greutatea asta, sub povara asta. Stai un pic, nu ne-am calificat de 7 campanii încoace. Exact. Și uite că trăim în continuare. Da, respirăm în continuare. Da, bine, ok. Mulțumesc mult, Adrian Ilie, pentru participare la o ediție specială de Fanatic Superliga. Puteți să revedeți emisiunea astăzi de la ora 17:30 în premieră, înregistrată integral, bineînțeles, pe canalul de YouTube Fanatic.ro și pe pagina mea de Facebook Horia Ivanovici. Vom reveni cu Fanaticul luni la 10:30 în direct și în exclusivitate pe site-ul fanatic.ro, luni după meciul de duminică seară împotriva Andorei. Sper să avem luni o emisiune liniștită. Da? Sper. Chiar sper să avem o emisiune liniștită. Nu poate fi decât fie liniștită și normală și am bătut, chiar dacă n-am strălucit sau am bătut de am rupt, fie dacă nu, este începutul Comunei din Paris. Da. Deci dacă nu i-ai bătut pe Andorra, cum zicea, e 1907. Cum ai zis Adi, nici Dunărea, nu? Dunărea, e Dunărea. Mulțumesc, Alin Buzărin, mulțumesc Vlad Roșca, le mulțumesc băieților și de la site care ne ajută cu preluări și fac munca asta din spate foarte importantă care nu se vede, băieților de la Tehnic și lui Silviu Ghernic, producătorilor, lui Leo Badea, lui Adi Barna, mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat. Revenim, oameni buni, să sperăm după un weekend mai plăcut și luni dimineață vom vedea care sunt cu adevărat șansele noastre de calificare mai departe. Fabrica de cote, marca Superbet pe România, Andorra. În rest, un weekend frumos, toate cele bune. Și nu uitați două lucruri importante, sau chiar trei. Azi, de la 17:30, emisiunea este în premieră, în reluare, pe canalul de YouTube Fanatic.ro și pe pagina mea de Facebook, Facebook Horia Ivanovici. Al doilea lucru important este că avem această revistă care este de azi pe piață, da? Noul număr al revistei Fanatic, interviu premium cu Rahmani, da? Primul interviu pentru presa din România al superjucătorului care este în Superliga și, bineînțeles, toate noutățile le găsiți pe site-ul fanatic.ro, site-ul exclusivităților de sport și nu numai. Mulțumesc mult invitaților că au avut răbdare până acum, a fost o ediție mai lungă pentru că a fost și evenimentul. Toate cele bune și weekend frumos. Thank you.